Iată că a venit din nou vineri seara, ora 18, suntem din nou live cu prietenul meu Ștefan Jicol. Salut Ștefan! Noroc Sorin, salutare tuturor! Am așteptat cu nerăbdare, având în vedere câte evenimente importante au fost săptămâna asta și am așteptat cu nerăbdare să fim iar împreună aici să le dezbatem, să le discutăm și să ne contrazicem. Și să așteptăm întrebările voastre pentru că fără voi n-am reușit să atingem performanța de a sta patru ore, nu? Da e numite mister. mistere. Așa. Mă rog, ce cred că evenimentul. Săptămâna a început. De... Evenimentul săptămânii. Hai să începem cu cel mai important eveniment al săptămânii, cu Navalny, zic eu că e cel mai important, nu? Da. Navalny e unul dintre dizidenții. Cel mai mare? Rusiei și al lui Putin, dar el are o, o asociație anticorupție exact ca a mea, e făcută pe același tipar. Nu știu care a făcut-o primul. A făcut-o el sau am făcut-o nu mai contează. El e mai mic ca mine cu șapte ani. Uh... Mă rog, la noi nu e tirania și dictatura din Rusia, dar avem și noi problemele pe care le știm, cu corupția, cu pe aceleași, pe același sistem. Ce e important de reținut? Părerea mea, vă spun acum în premieră, și nu poate să mă bunească nimeni că aș fi un fan al regimului tiranic de la Moscova, cred că Navalny s-a sinucis. Deci eu cred că este o sinucidere, pentru că uh, el a fost condamnat la moarte încă de când a fost trimis acolo în închisoarea aia de la Cercul Polar Gândește-te, Sonin, că acolo sunt șase luni noapte, șase luni zi. Pe perioada iernii e noapte, acum uh, sunt la undeva la ora 2 și să luminează de zi undeva la 11 ziua Deci sunt vreo 3 ore de 3 lumină. Ore, da, știu că a venit și la așa. Acolo e și mai sus, mai, e latitudinea nordică mult mai mare și omul ăla a fost trimis la moarte. Deci acolo e imposibil să trăiești. Regimul penitenciar rusesc este unul dintre cele mai groaznice, cele mai drastice. Gândește-te că pli mișcarea în interiorul oricărei închisori din spațiu rusesc nu se face în poziție verticală. Trebuie să mergi cu mâinile la spate și cu, în, ai văzut cum îi duce pe... Nu, no, Deci a plecat maxim cu privirea jos. N-ai voie să te uiți stânga-dreapta. Chiar și când te aduc în închisoare, te aduc legal la ochi, ca să nu vezi să evadezi, bine de acolo e imposibil să evadezi pentru că. Nu, ai unde că e sunt peste minus 30 de grade permanent și după 3 km ai murit, adică nu ai posibilitatea de a merge mai departe. Deci, au fost, bineînțeles, condiții groaznice, un, uh, un penitenciar de maximă siguranță. El avea foarte multe condamnări improvizate, din astea care nu justificau. Uh, condamnarea, bineînțeles, dar era un, opo un opozant al regimului și acum noi gândim cu o filozofie occidentală ce i s-a întâmplat lui. În Rusia, nu cred că o să stârnească foarte mare indignare, pentru că ei sunt obișnuiți cu tirania, gândește că au stat 70 de ani în Uniunea Sovietică, în care nimeni nu mârâia, nimeni nu cârâia, nimeni nu spunea nimic, deși Constituția Uniunii Sovietice, încă de la, de la Lenin, era una dintre cele mai generoase în formă teoretică, aveai libertate de exprimare, de mișcare, de uh, asociere, de comerț, de, dar nu puteai să faci nimic din toate astea. Adică era o minciună totală. Uh, Gândește-te că omul ăsta a încercat să se opună regimului. Uh, el a terminat uh, facultatea de drept la Moscova, era avocat a terminat-o undeva până 1998. Gândește-te că Putin a venit la putere în 1999. E adevărat că și-a făcut și un stagiu, ca să păstrăm adevărul, și-a făcut și un stagiu la Iale, la una dintre cea, cele mai prestigioase universități din uh, SUA, și mă rog, acolo um, guvernanții ruși actuali spun că s-a cam contaminat cu americanism, adică există și o, o chestiune de genul ăsta și acum o să întreb și mă dumneavoastră, cum s-a sinucis că Păi, în, în pușcării foarte ușor să te sinucis, poți să te sinuci și cu apă. da, puțină lume știe, dacă bei șapte litri de apă, poți mori imediat. Iar adică... mă că derup, dacă s-ar fi sinucis și ruși ar fi, ar fi avut dovezi, era mult mai convenabil pentru că și opinia publică din Rusia și tot Occidentul și Secretarul general NATO a ieșit și toți îl acuză pe Putin că l-a omorât. Dacă el s-ar fi sinucis, ar fi existat dovezi și făceau un filmuleț sau niște poze și le trimiteau. Dacă el s-ar fi sinucis, atunci Putin nu era de vină. De ce n-au uh, spus rușii că s-a sinucis dacă s-ar fi sinucis? Pentru că pe păi, el l-au ucis în momentul când l-au trimis pe nedrept în pușcăria respectivă. Deci atunci a fost condamnarea Bun, la moarte. Asta nu știm noi că, că nu, a fost pe nedrept. Niciun om. Bănuim, nu avem dovezi sau ceva, da? Uh. Eu zic că dacă s-ar fi sinucis, automat rușii. Uh, de deci vreau să spun că, ținând cont de ecuația politică din Rusia, că pe 17 martie sunt alegeri prezidențiale și... Putin deja să împăunase cu uh, cu cerirea unor orașe, uite cum e Avdivka care, din Ucraina, care acum e gata să cadă sub armata rusă, a trimis o armă nucleară, o să discutăm și despre asta în spațiu și uh, cumva și-a făcut o imagine foarte bună. Lui asta cu, cu uciderea, gândește că Navalnei n-avea ce să mai spună. Deci el era bine mersi la cutie acolo, la pușcăria pe cercul polar și nu deranja cu nimic regimul deci nu putea să candideze, nu mai făcea nimic. El le-a făcut un mare de serviciu, ba din contră, proiect că el urmărim propaganda rusă că lor li se dau acolo în pușcărie, mai au și câteva ore de televiziune, bineînțeles cu propaganda rusă, hai să bine las că vă arăt eu vouă. În condițiile în care nu mai era și nu avea ce să mai facă acolo. Gândește înconjurat de criminali în serie, pentru că acolo sunt cei mai mari criminali. Deci asta e bănuiala mea. N-am dovezi în sensul ăsta, dar e foarte greu să supraviețuiești. Și acum vreau să spun ceva foarte important. Eu știi că am fost sunt elevul seniorului Coposu l-am întrebat Uh, domnule Coposu, cum ați reușit să stați în pușcărie 17 ani pe nedrept? Pentru că omul a fost închis asemenea lui Navalny pe nedrept. Și zice Ștefan, credem că mă rugam zi și noapte. De singurul mod prin care poți să supraviețuiești noi nedreptăți într-o pușcărie este să te rogi la Dumnezeu zi și noapte. Acum nu știu dacă, na, dacă Navalny era atât de credincios, el era totuși gândește-te uh, crescut foarte mult în epoca sovietică care era destul de atee. Nu știu dacă avea puterea asta religioasă pe care a avut-o Senorul Coposu. Știi cu Dumitrescu și alții, uh, liderii care au stat foarte mult în pușcării pe nedrept. Că vorbim încă o dată de pușcărie pe nedrept. Nu vorbim că ai omorât, că ai violat, că ai, fost, uh, ai făcut ceva rău. Deci, asta e bănuiala mea că el n-a mai rezistat psihic, a fost un. Uh, un, un șoc psihic pentru el, un om care a luptat toată viața pentru libertate, băgat într-o pușcărie de genul ăsta. Uite, cine vrea să vadă cum arată o pușcărie rusească, să caute pe YouTube Delfinul Negru, care este o pușcărie mult mai rezonabilă la granița cu, cu Kazahstan, adică e o zonă mai caldă, nu se compară cu zona cercului polar, unde e fric de mori, adică acolo trebuie să te încălzești tot timpul că sunt minus 30 de grade, adică îmi imaginez ceva inuman. Omul nu poate să stea acolo decât în condiții speciale, adică să îi se asigure haine speciale, căldură specială, ceea ce el nu cred că a avut. Deci tu ai teoria asta că el s-a sinucis. S-a sinucis ca să dea o lovitură, o ultimă lovitură. Azi, bă, voi mă țineți aici 30 de ani sau cât mă țineți. Propaganda rusească care se dădea la televiziune nu mai avea niciun contact cu avocații lui, cu oamenii lui din organizație, nu mai putea să ajungă nimeni la el. Uh, oricum și orașul ăsta unde este pușcărie este un oraș închis. Sunt foarte multe orașe uh, închise care, la, în care nu ajungi foarte ușor decât cu avionul, cu niște curse speciale care sunt toată pe săptămână, adică și n-ai unde să te cazezi, adică e un control foarte strict acolo. Și el văzând propaganda asta rusească de la televiziune, că aoleu, am câștigat și în Ucraina, am făcut, am dres, a zis, băi, eu nu mai sunt uitat aici, m-a uitat toată lumea, a căzut psihic. Deci eu cred că a căzut. Bine, există și posibilitatea să fie omorât, de, cum a fost cazul inginerului Ursul în vremea lui Ceaușescu, care tot așa era un dizident, a fost băgat în pușcărie și uh, au adus, uh, Marian Cliță, cred că îl chema sau ceva de genul, au adus doi, uh, doi și de profesie să-l bată să-l omoare în pușcărie Adică, da. Da seama că asta nu-i greu pentru că l-a așa o pâine în plus, ai știu ceva, Normal. ca să-l omoare. Da. Da. Să... Drama e cumplită și mă aștept la niște demonstrații în Rusia, pentru că în afara majorității ăștia care e cumva îndoctrinată în totalitarism, în autoritarism, și în iliberalismul putinist, mă aștept să mai există și oameni liberi care să iasă la demonstrații. Și o să vezi cât de curând încurajați cumva și de campania asta au occidentală. Au mai ieșit și uh, aparatul represiv al lui Putin așa de mare că le-au... Uh tăiat macaroana imediat, adică n-a durat mai mult de câteva ore până i-a liniștit, știi? Pentru că, cum ai zis și tu, fiind teroare și dictatură și asta, îi trimite în Siberia și toți au copii acasă, li frică, au instaurat frica și nu mai au curaj oamenii să iasă, adică marea majoritate, ca să poată să facă o răsturnare de situație sau ceva, o revoluție, știi? Uh, posibilitățile de, nu o să intru în amante, dar posibilitățile de sinucidere în pușcării sunt multiple. Am, am văzut un caz, tot așa pe un canal de YouTube, unul a spart o chiuvetă și cu cioburile alea s-a tăiat. Adică, deci poți să po, nu, -au, au, cum să te ferească de sinucidere dacă tu vrei să mori, știi? La fel nu poți să-ți să, te, nu poți să dea să mănânci cu forța poate să-ți oprească mâncarea, nu poate să-ți dea cu forța. Dacă tu intri într-o greva foamei și nu există un control și nu ți se dau sărurile necesare și nu ți se fac perfuzii, pur și simplu nu. Le-a mai intrat în greva foamei, le-a mai făcut greva foamei. Acum, fiind izolarea asta totală, avem foarte puține informații. Nu putem decât să bănuim ce s-ar fi putut întâmpla. Oricum, omul ăsta a fost abandonat pentru că nici societatea civilă, care de fapt nu mai există în Rusia, n-a reacționat deloc să-l apere, să-l sprijine, știind, știind că i s-a făcut făcut o Nici, Nici, nu prea vrea cum Ștefan, la ce dictatură este și la ce cenzura mass media. Nu prea avea ce să facă societatea civilă. Că, ai văzut care a ieșit pe stradă, s-a aruncat de la etaj instantaneu. Nu prea avea societatea civilă cum să intervine sau ce să-i facă, zic. Sorin, dacă ne gândim la Prigojin, care știi că a murit în accident de... Ăla e... la fost că a fost un... prietenul bun al lui Putin. A fost, un erou a fost prea al... cu cu a, a salve. Eu nu cred că a murit. Că, așa cum crezi tu că s-a sinucis, eu nu cred că Prigojin a murit. Eu cred că e cu Elvis Presley, cu Ceaușescu, cu cine mai era pe acolo, cu Michael Jackson și cu toți până în America și de cu Sud. Cu Patricio. Și cu Patriciu. da. Hai hitler. să mai schimbăm subiectul. Scriu foarte mulți oameni că a apărut azi o știre în presă, nu știu dacă ai văzut -o, eu n-am văzut-o, care spune că s-a aprobat reabilitarea guvernului, aia ce spune tu că e o mânărie și o țeapă că s-a reabilitat pe lui Boc și că guvernul se va muta provizoriu într-o aripă a Parlamentului. Ai văzut știrea asta? Este o știre propagandistică electorală. Stăm într-un an electoral în care ni se vor promite inclusiv că o să trimitem oameni pe lună peste câțiva ani. Dacă a fost la știre, se spune că de anul anul viitor. Ori alegerile sunt anul ăsta. Deci... Da, dacă clădirea a fost reabilitată și tu ai făcut o plângere în acest sens sau o reclamație sau ai trimis o scrisoare undeva, ce curaj au să facă, să pună știrea asta că reabilitează clădirea guvernului care deja a fost reabilitată pe bani mulți? Sorin, ți-am zis, este o campanie electorală. Păi cu ce mă ajută pe mine ca om care pun ștampila că își reabilitează ciola cu guvernul păi să nu, fie mai interesat în fost... sau să aibă mochetă nouă sau să aibă scaune mai versace sau ce mă interesează? Cu ce câștig deci... eu electorat cu știrea asta? Că eu reabilitez guvernul Deci în primul rând a spus că se reabilitează Cu banii, cu banii europeni Nu contează deci cu ce cumva, bani Uite bă ce mă apreciază pe mine Europa Nu Voi nu plătiți nimic Și renovez... înseamnă că sunt apreciați Și înseamnă că am o credibilitate Doi, o să se facă de la anul Deci așteptați voi că se face de la anul Asta sunt promisiuni electorale Nu se știe ce se întâmplă la anul Și dacă vor mai veni banii aia, Și mă rog sunt mulți Da, acolo la mijloc deci este o promisiune electorală. Zis, vom auzi anul ăsta nu numai de la Ciolacu, ci de la foarte mulți lideri politici că o să trimită oameni pe lună, că o să facem barajul celor trei de file, îl facem pe Siret că o să aducem nu știu ce companie extraordinară peste 2-3 ani, lucruri care nu or să se întâmple. Deci trebuie să fim foarte atenți că promisiunile depășesc imaginația noastră pentru că sunt făcute de niște profesioniști în ales crocheriei. Scavul Bitcoinului este peste 50.000 de dolari, este cel mai de succes ETF din istorie. Când comparați noi astăzi la 100.000 sau când recunoașteți că ați greșit, toți greșim. Nu, am, nu recunosc deloc că am greșit și eu îmi susțin teoria just me. Hai să mai așteptăm un pic, să ne entuziasmăm. Acum, cine se entuziasmează, cumpără repede, că o să ajungă la 100.000 și, pac, o să cadă iar în cap. Sunt niște băieți care speculează, ți-am zis, nu are nicio fel de acoperire, nici în aur, nici în acțiuni, nici nimic. Ai, e un schem ordinar o monedă speculativă care, din care mulți oameni exact ca la Carita și-au vândut casa și-au pierdut toți banii. Dar puțini recunosc că na, omul când are o, un eșec nu prea vrea să recunoască. Deci astea sunt discutabile, sunt funcție de timp, sunt niște funcții temporale care În care timpul își spune cuvântul. Poate să fie astăzi, a crescut dintr-un anumit motiv, a, în altă zi să scadă. Haideți să discutăm puțin de. Uh, ai văzut că. De vizita lui Ciolacu la Papa, cu în spate? Da, și asta. A fost e. foarte amuzant. Am văzut pe TikTok-a de cupaci un filmuleț. Era Ciolacu acolo la o conferință de presă și le spunea românilor din Italia. Că ce argumente să, cu ce argumente să vă conving să veniți acasă? Și când am văzut fața aia lui Neacșu din spatele lui de om cinstit și om corect și asta, mi-am dat seama că ăsta e argumentul final ca românii să se întoarcă acasă, știi? Da, Neacș este o figură destul de interesantă în guvern, ca este vicepremierul României, este umbra lui Ciolacu. Ciolacu lasă pe el să facă toate lucrurile murdare ca să nu se mânjească în caz că bubuie ceva Neacșu să răspundă. Neacșu care oricum nu are nimic de, de pierdut pentru că el a fost deja odată condamnat penal și acum e cumva ar intra într-o recidivă din asta infracțională care nu mai contează, important e să câștige alegerile. Deci eu cred că, bine, tot campania electorală și asta s-a dus la Munteleatul sau cum s-a dus la papă nu mai vorbim că sunt religii diferite până la urmă, adică vrei, vreau să cuceresc că creștinii ortodoși, mă duc la muntele Atos, dar sunt și catolici foarte mulți în spațiul român și atunci mă duc la papă. Adică... Avem o... mulți pakistanii și indieni, poate ar trebui să meargă ce la un... și un... la un de ăsta budist sau... La... la Dalai Lama o să, Dalai meargă. Lama și... să meargă, sunt vise. O să, o să ia pe toți la rând, fără nicio problemă și la muftii și musulmani și la... o să găsim, o să vedem ce se întâmplă anul o că e un program foarte... Și prea aveți de, Novak, de demisia lui Novac Catalin. Păi s-a dat demisia pe bună dreptate pentru că a, dat, a eliberat un, un pedofil nenorocit și normal că populația s-a revoltat și a ieșit în, în, stradă. Între noi fie vorba exista un conflict între Orban, între Victor Orban și președinta Ungarie. Ungariei și Orban nu a așteptat de mult la colț ca să o forțeze să-și dea demisia sau să se întâmple ceva și a profitat cumva de ocazie și a mauras-o. Întreabă ce cum ne-a trăznit acolo de sus din cer la Vatican când a stat neac și -o, lângă papa. Acolo au stat păcătoși și mai mari, nu e asta o problemă. Și până la urmă orice om are dreptul la pocăință și la reabilitare. Să sperăm că oamenii au luat lumină și binecuvântare, au trăit o <coughs> moment uh, religios profund și se convertesc la religia catolică și rămân în uh, M-am siajul... foarte tare, președint ăsta, secretarul general NATO, mai știu cum îl cheamă. Stoltenberg, Ian Așa Stoltenberg. că a ieșit cu un comunicat și a zis că o să-l facem noi pe Putin, din cauza că l-au omorât pe ăla, ce tare suntem noi, ce mușchi avem, ce șmecher suntem. Eu mai, mai bine tăceam în locul lui, adică. Nu, no, stai să spun ceva, NATO, după asta e o dovadă că NATO are și o dimensiune politică. Bine, unul din punctele. NATO s-a înființat în 1948 și unul din punctele principale ale lor este apărarea democrației, deci asta e real. Și acum ne putem explica și de ce Joana, care e secretar general adjunct, de ce are intervenții politice în spațiul românesc, ai văzut că el și-a aruncat buzduganul, așa... Păi da, nu are voie, conform statutului NATO, nu ai voie să-ți faci reclamă politică în, timp, în timpul ce deții o funcție la NATO și... Până la urmă sunt cu tume și sunt a, e clar că are acceptul NATO. Din moment ce nu is, la a doua zi n-a fost dat afară, e clar că are acceptul NATO să, să, să facă ce a făcut. El, în, așa cum în povestea lui Petre Ispirescu cu Zmeu, care arunca cu trei zile înainte Buzduganul în poartă și s-a auzea că vine Zmeu, așa a făcut el săptămâna asta, a, și-a aruncat Buzduganul și a fisurat cumva relația dintre Ciolacu și PSD grăvindul l pe Ciolacu ca fiind un prefăcut, că a venit la el în birou, că i-a propus să candideze la, la prezidențiale, că de fapt Ciolacu n-ar avea nicio șansă de unul singur, pentru că există niște calcule electorale care spun că, nicio, că niciodată un PSD nu poate să treacă de turul 2, că nu are destui votanți, decât dacă nu se prezintă la vot, decât dacă o să fie o participare foarte redusă. Apropo de ce spui tu că ieșiți la vot și faceți... Mă rog, și uh, să revenim la Stoltenberg uh, e în fișa postului său uh, ca să mențină democrația prin astea să, da, doar... dar, Nu are niciun fel de putere de niciun fel uh, asupra lui Putin De ce să, doar să ies eu așa să zic că o să uh, sar eu sus 2000 de metri ca să mă bag cu un uh, suhoi. Că nu pot să sar, pentru, că n-am mai putut să sar mai mult de un metru jumate că, sau de un metru. Pentru că simpatizanții NATO și sprijinitorii NATO ar zice, bă, da, NATO nu face nimic la păi treaba Deci, ce să facă? Oamenii disting foarte, tu înțelegi mai bine fenomenele astea politice și pe, care Doar sunt să. Doar nimic... să aruncăm vorbe goale în vânt, să ne aflăm mm. în treabă, că sunt niște vorbe goale, adică absolut fără niciun substrat, fără o finalitate în practică mm. sau ceva. O să-l facem noi pe Putin, o să-l arestăm, o să-i. Mamă, ce mușchi avem noi, ce șmecheri suntem, ce... Deci, Putin le rude nas la toți, absolut, n-ai văzut? Putin este cumva obiectul de interes pentru NATO și de existență, până la urmă. Gândește-te că NATO e format din 31 el de state. Eu vrut care... să intre NATO, dar nu l-au primit. Ai văzut ce a zis la interviu acolo? Nu, da, da, că <laughs> i-a cerut, uh, i-a cerut lui Bill Clinton. Să lasă și stii? pe el în NATO. Da. Ce și bă, dar atunci cum mai convingem să le se cumpere armament? Că nu avem cu ce să mai bate. Dacă și dușmanul nostru în NATO, atunci noi trebuie de să desfințăm NATO, că nu mai e pace în lume, nu ce no. rost are să mai ținem NATO. Mai ales că la vremea respectivă în 1999 China era prietena și mai bună a americanii. Deci Tocmai practic n-aveau adversar. Și atunci dacă intrau toți în NATO, e ca și cum ar fi două echipe de fotbal și hai să tragem toți la poarta cealaltă, știi? Să stăm da. toți în terenul ăsta. Să, și să, meciul. să ne înțelegem între uh, noi. Domnul mm. Șiclor, crezi că după întâlnirea cealaltă cu Meloni, condamnați condamnații români notorii din peninsulă precum Iorgulescu, vor fi aduși în țară, nu o să fie aduși pentru că e mare corupție în, în justiție în Italia și dacă ai ciordit de la statul român și ai fugit în Italia nu te dă nimeni apoi cu o sumă considerabilă sau rezonabilă, rămâi în Italia până atunci bătrânesc. Eu mă Deși tem nu... nu cumva Ciolacu să-i fi cerut lui să nu cumva să... Să-i trimit să, acasă, să că mai, că mai și vorbesc că sunt, vorbesc sunt, mulți pesediști acolo. -și, exact. și dacă de câte ori vine un psd de atâta ori se aduce lumea aminte cât de exact. corupt e partidul Doamne, țineți aici, și în doamnă, Italia. Vă rog, măcar anul ăsta cât e an electoral, vă rog mult de toți ziceți exact. uite, reparăm statuia lui Sfântul Petru după columna lui Traian, ca știi că a promis asta. Au zis că au dat, dau și eu o să de de euro să repare columna lui Traian. Nu, nu doar statuia. Acolo a fost statuia lui Traian și undeva până, până la 1500 un papă, Pius, al nu știu câte, le-a cerut schimbarea cu statuia lui Sfântul Petru. În plus de asta avem o mare problemă, pentru că pușcările din România nu corespund standardelor Uniunii Europene. Și uitați-vă și ce recheș, ăsta care în Germania și cei din Italia care au rămas au pus. Aceeași problemă că uh, judecătorilor. Uh, nu sunt condiții umane de stat în pușcărie. Și atunci aia au constatat chestia asta, au, au avut o corespondență cu sistemul de penitenciar din, uh, din România și într-adevăr nu sunt condiții. Uh, în standard standard și nu îndeplinesc condiții... Adică ce înseamnă? Înseamnă metri pătrați? Metri pătrați pe fiecare Noi avem om. încă standardele sovietice. Apropo de Navalny, că asta el a da. trimis, a vorbit ultima oară cu avocatul, zice, domne, am un culoar de un metru pe 11 metri pe unde poți să ies afară. Restul, îți dai seama, celule înghesuite cu toți ceilalți infractori la un loc unde există legea junglei, că nu se bagă niciun gardian să facă ordine și ori standardele de pedeapsă acum sunt să stea doi deținuți sau cel mult patru într-o cameră, să fie spațiu fiecare cu un număr de metri pătrați și să dai seama că noi nu avem nu Nu avem ceva. așa ceva și atunci la contestă decizia unui judecător de a-l muta în România și nu-l mută. Toți care au, sunt condamnați sau urmăriți de statul român, n-a fost niciunul dat înapoi din Uniunea Europeană. Inclusiv ăștia acum cu scandalul cu Roșia Montana Beni Ștaimoviț din Cipru L-au arestat că avea mandat internațional De urmărie eliberat de statul român Și l-au dat înapoi Că nu are condiții, domnul, e miliardar Și nu Uite poate te să se apușcă în România care, oprescu. oprescu din Grecia da, care a, a fost... Alina Bică și mulți. Haideți să mai rămâne un pic la Joana. Știu că tu ai o sensibilitate în privința asta, dar tu vezi că... Joana, cafea, Aristotel ce mai aveam? Nu avem voie, Sorin, să avem cuvinte interzise. Blocate. Index, librorum un prohibitor. Nu știu germană, ți-am mai spus. La Vatican există, în biblioteca Vaticanului, există un segment de o bibliotecă care se numește Index Librorum Prohibitorum Nu da ai voie uh, să le citești uh, niște cărți care sunt interzise pentru că acolo sunt chestiuni sensibile care ar, ar tulbura foarte mult uh, societatea contemporană. pentru că noi am învățat o istorie am învățat uh, niște reguli de conviețuire și am vedea cine știe ce nebunie acolo care ne-ar șoca foarte tare și atunci Vaticanul le secretizează așa ieși și tu cu Cafeaua, cu Aristotel, cu Joana deci eu zic că Joana, deja este... Ai să râzi, vrei să spun ceva foarte serios? Aur, aur... ceva foarte serios, uh, Aur și Simion îl vor susține pe Joana la prezidențiale. Deși în ce spun acum în, în noutate, în breaking news. Ai cum cu Simion, sau ce? Nu, dar simțul meu ăsta o să fie, pentru că, într-adevăr, deci John o să ia PSD-ul, deci după fisura asta care se întâmplă mai devreme sau mai târziu, e o chestiune de zile de luni. Gândește-te că pe, nu PSD oricum e primul partid politic din România. Alegerile europarlamentare după 9 iunie vor fi câștigate de PSD vrând nevrând. Nu -o, o să lase nimeni pe Ciolacu să fie câștigătorul alege, primelor alegeri din toată seria asta de alegeri de până în toamnă, și din motivul ăsta nu o să fie el șeful psd ului în momentul în care o să se câștige alegerile. Plus de asta nu știu dacă ai văzut că și la PSD și la PNL nu s-au făcut listele de europarlamentare nu s-a trecut că Gigel locul 1, Vasile locul 2 de ce? Pentru că lista asta o să o facă Joana la PSD când o să, fie, o să devină președinte. Nu cred. că mai sunt 3 luni deci pe 9, după 9 martie până pe 9 iunie sunt exact 3 luni Ciulacu este orbit și nu vede realitatea că n-ar fi, are căciula mult prea mare și pentru prim-ministru are căciula prea mare, nu mai vreau să de președinte, căței din jurul lor toți spun că el este cel mai bun, cel mai tare, cel mai șmecher, cel mai deștept. Și atunci el chiar are impresia că poate să devină președintele României. Și atunci niciodată nu o să accepte cât timp e președintele PSD-ului să-l accepte pe Joana, să vină să candideze din partea lui PSD-ului sau să-și dea el demisia ca să vină Joana. Bineînțeles că de bună voie nu o să o facă. Dar să-ți mai spun altceva, Sorin. În 2021, în noiembrie 2021, când s-a făcut înțelegerea asta cu rotativa și cu alianța asta de conducere PNL-PSD, Ciolacu s-a dus la negocieri cu Iohannis チキコ・チューか și când a venit de acolo pe ce a obținut ce crezi că i-a zis Olguța Vasilescu nu știu dacă mai ții minte Măi Marcele, Marcele uh, ai fost grozav l ai luat și banii după pieptul mortului, le-a zis cum nu știu cine era mortul PNL-ul, PNL mor deci le-ai luat și banii după pieptul mortului robotul, asta era cumva o chestie extraordinară, la care pa, uh, Paul Stănescu ăsta de la Old Baron ăsta cu stuful din Delta și cu toate drăcovene și cu Ministerul Agriculturii și tot ce mai face el în PSD, care se Secretarul General al PSD-ului i-a zis, uh, Marcele, ești mai grozav și decât Hrebenciuc, ești mai bun negociator și decât Hrebenciuc. dă seama, dacă ai cinci de ăștia pe zi care spun că ești Normal. grozav, nemaipomenit, de la exact. Tutankamon, n-a mai fost nimeni atât de grozav, ți se urcă la cap și nebune și asta s-a întâmplat în 2021, omul ăsta este într în conducere. Uh, deja îți dai seama că e rupt, s înconjurat de oameni ăștia abili, cum e Marian Neacșu, cum sunt Paul Stănescu, sunt o grămadă de... Uh, să nu folosesc un cuvânt urât de adepți de ai lui în jurul, să nu zic altfel. Ce să vezi despre crima de la Padina? Eu nu știu despre ce vorba. Știi? Ai auzit de vreo crimă la Padina? A, uh, cu ăștia, cu cu maceta și cu rojitoarea Sidonia. Deci a... Aia era la Padina acolo? Da, la Padina s-a deci a crescut foarte mult infracționalitatea în România datorită corupției din poliție. O să... Am vorbit cu domnul Covaci Valer, care este un luptător pentru uh, dreptate și pentru stârpirea corupției din poliție. Este polițist de la Timișoara, cred că îl cunoașteți majoritatea dintre voi. Dacă nu-l cunoașteți, îl găsiți ușor pe internet, Covaci Valer cu capa și am vorbit să vină să facem un podcast dânsul la Timișoara ca și cu Freddy, cum a făcut din Israel de la distanță. Probabil că o să facem ori mâine, ori luni, ori marți, vedem când facem. Și datorită corupției care se adâncește din poliție, a crescut puterea clanurilor interlope și a crescut infracționalitatea enorm de mult. Asta se întâmplă când e o corupție într-o instituție care ar trebui să apere statul de drept și să apere ordinea publică. Asta se întâmplă. Vedeți tot mai multe incidente și în școli, și pe stradă, și omoruri, și macete, și... Pistoale și de-astea, bețe telescopice, Sorin, scuza, e plin, plin, plin de clanuri interlope peste tot care controlează orașe, sate, județe, mână-mână cu politicienii, adună, colectează bani negri ca politicienii să poată să-i dea la votanți, să poată să câștige alegere, deci este uh, un haos uh, uh, cu acordul politicienilor și cu acordul poliției. Sorin, nu știu dacă ai fost atent, trei elemente care m-au impresionat în, tot, în toată crima asta, apar clanul Interlop, ăsta Fabian, clanul Fabian, un nume foarte frumos, după un împărat, după un general roman care s-a opus lui, mă rog, cartaginezilor lui Hannibal, știi? Așa, deși atent apare clanul Interlop, apare vrăjitoarea Sidonia, și apare maceta, sabia, adică băi, dar suntem în evul mediu, deci elementele astea n-au ce să caute în secolul 21, Sorin. Gândește-te, vrăjitoarea asta, așa zisă, vrăjitoarea Sidonia, atât de mare vrăjitoare a fost că ea n-a putut să, să, vadă că cei trei copii ai săi va, vor face o crimă și că vor fi toți arestați și vor sta în pușcărie. Adică îți dai seama... Nu există vrăjitoare, nu, păi, există fraier și da, păi, da, asta vreau să spun. Ca să vezi. Și deci elementele astea trei, maceta, clanul și vrăjitoarea apar în secolul 21. Păi frate, noi suntem în evul mediu, acum 2000 de ani, nu s-au mai deșteptat lumea. Nu s-au mai deșteptat. Ce naiba, cum? Sistemul ne ține proști ca să ne poate controla și ne poate manipula. Deci nu s-a deșteptat deloc. Dacă ți-am spus că la recensământ, când au dat statistica aia, m-am îngrozit. 40% din populația României nu are 8 clase terminate, 40%, 17% din populația României activă a terminat. Facultatea, facultate, adică are studii superioare și media europeană e de 35%. Și nu mai pun că e a 17% la stă, de abia știu să scrie, Sorin. și au, Și au, nivelul mai slab decât îl avea un uh, absolvent de liceu sau de, de diplomă de bac în vremea lui Ceaușescu. Deci asta, partea asta bună a sistemului ceaușist o recunosc. Deci nu se compară învățământul de atunci cu învățământul de acum de deci, ce ăștia 17% de posesori de diplome universitare sunt de fapt niște inculți, nu mai pun de doctorate Sorin care sunt, ai văzut că acum iară la doctoratul lui Ciuc, ai citit cum l-au cosmetizat la lui Bode și toate doctoratele care au fost în spațiul nostru, inclusiv Ciolacu, sunt scrisese la doctorat și când ai scandalul cu... Da, dacă merge, de ce nu? Dacă merge treaba și se dau doctorate așa la mișto? Cum a început generalul la apelul bocancilor, o, o, oprea care care dădea el însuși, național. El, el însuși dădea el, doctorat și el era gramat. El era conducător de doctorat, Dar păi ce vrea sa. el, a dat nu știu câte grade la toți prietenii, i-a făcut colonei, locoteneni colonei, majori. și acum mai au ăștia și au bani și au salarii și au pensii, că i-a făcut el colonie, el nu a fost în armată, a fost soldat când a trebuit armata. Știi că a fost scandalul ăla, și cu Turcescu și deci cu... Deci hai să ne, gândim, să ne gândim iar la Joana. Electoratul lui Joana se suprapune peste al lui Nu vorbim de procente, că știu că te enervezi, că sunt mă, măsluite. Joana are 3-4%, 5%. Așa, 0% are, nu contează, așa ca să-ți facă ție plăcere. dar, nu dar electoratul de lui se suprapune... Că vrei să zici că Joana are 26%, cu dau ăștia în sondaje, 26%? Păi iară fac aici, că am 900 de oameni, că e 1000... Sorin, stai puțin, nu, stai puțin să spun altceva. După calculele mele, cel puțin 10% din populația uh, cu drept de vot din spațiul românesc care consideră că Joan a fost furat în 2009 de Băsescu ar vrea să se facă dreptate și numai din motivul ăsta l-ar vota pe Joan. Deci sunt, uh, au fost 5 milioane 200 de votanți. Băsescu a luat 5 milioane 270 de mii conform uh, datelor electorale de la vremea respectivă din 2009. Deci 5 milioane din noi, 5 milioane 200 de oameni sunt 10% din electoratul, deci cam, să zic, cam un milion de oameni, cred că John a fost furat și ar vrea să se facă dreptate. Din motivul ăsta e și și opresc primar al Capitalei, că tot așa l-a furat Băsescu în anul 2000 când a candidat la primăria Capitalei și până când a fost să candideze Oprescu, i-au dat voturi chiar dacă nu avea un meri. Ce bă, omul ăsta a fost furat. Să știi că românul, chiar dacă e hoț așa prin construcția lui și ar face și el jmecherii, are un spirit al dreptății. Bă, ăsta e adevărul. Ce bă, chiar dacă nu sunt înscris într-un partid politic sau ceva, asta e adevărul. Deci eu cred că 10% are, ascultă mai puțin. Încă sunt mulți care sunt scârbiți de partide politice, că el vine ca independent, cel puțin în faza asta. Un psd ordinar, ce independent? Eu <coughs> vrei să spun, a fost dat afară de două ori din PSD. Păi de bun ce era, de deștept ce era la dat afară. <coughs> Da, deci... Georgica, avem de, acolo la studio, de aia că am văzut că alții fac de asta, sondaj de opinie. Există vreo buton de la unde poți să faci sondaj de opinie cu Joana? <coughs> Dar tu e neapărat. Dacă este, este. Dacă nu, nu. Nu e problemă. Trebuie să, să, să ne facem data viitoare. Dată ne facem de <coughs> viitoare. Că sunt da, sunt, eu, sunt, să uite, vede. zice Mark Walker că Joana este acum tare că nu are contracandidat. Da, într-adevăr, niciun alt partid nu și-a anunțat, nu și -a anunțat -am candidatura. Am văzut că a ieșit Dan Puric. Da, Dan Puric, hai să spun ceva, el l-a -a supus la un test pe George Simion, deci este o, aici a fost o luptă între George Simion și Dan Puric. Eu iar vă spun din ce pricep eu din uh, aranjamentul ăsta politic, pentru că George Simeon deși a pozat foarte mult în uh, ca să atragă o masă electorală filorusă cum, cumva în mod fals, pentru că el e uh, filo-occidental, este ajutat întotdeauna, a fost ajutat de americani cumva uh, ăsta Dan Puric i-a dat șah, i-a zis ia zi, mă pui pe mine la prezidențiale dacă chiar ești cu rușii, pentru că el este explicit Dan Puric, pe sistemul naționalist-putinist și uh, Simion a, a jucat foarte frumos, a zis și care-i treaba asta, hai să -l te măsurăm, să vedem, să nu știu ce. Gândiți-vă, cel puțin îl mai punem pe la muncă în perioada asta de timp, dar bineînțeles că nu va fi el candidatul. Pentru că candidatul aurului va fi Joana, încă o dată, cum ți-am zis mai devreme. Nu cred. Și nu o să vezi niciun candidat nu anunțat. Nu cred că George Simion pariază bun cal mort. Bine, mai vedem. John este mort și dacă într-adevăr va ieși uh, mort ca și președinte, dacă or să, o să se anunțe oficial după ce pleacă din NATO, o să apară dovezile cu Vanghele care uh, i-a dat două ceasuri și pagă și le are și acum. Astea că l-a dat în gât pe Vanghele. N-am uh, înțeles. Astea sunt fleacuri. Cum adică lângă. fleacuri? Eu ies la președinție și am luat două ceasuri și pagă de la Vanghele, dovedit, am fost acuzat de chestia asta și s-au dovedit că am luat două ceasuri și pagă de la Vanghele. Pentru, adică, pentru, români nu, nu contează. Nu contează, asta. că toți își pagă și bun. Îi că nostru care ne reprezintă că ea își pagă două ceasuri de Evanghelie. Cherechie și a ieșit primar cu 71 la, 72% la din pușcărie, acuzat de corupție. Fiind arestat în pușcărie, a ieșit primar de, din pușcărie. Deci la român nu merge asta, Sorin. Da, întreabă Alex Cara, pe bună dreptate și vreau să te întreb și eu, de ce asociezi tot timpul cuvântul naționalist cu putinist? ca și în cazul lui Simion, ca și în cazul da, cum ce ai zis pentru, cu Puric. Pentru că există două curente. De, deci după căderea ideologiei comuniste, Rusia trebuie să se orienteze spre un alt curent ideologic, foarte puternic, care este naționalismul. În condiții în care Occidentul era internaționalist, de deci ce există clivajul ăsta, naționalism, internaționalism? Rusia, ca și China, a luat au luat naționalismul, deși, mă rog, Rusia e un conglomerat de 160 de națiuni acolo, sunt tot felul de limbi și de chiar în interiorul Federației Ruse, nu mai pun de fostele țări ale Uniunii Sovietice. Deci este un curent care te motivează să lupți și pe gratis. Deci dacă, bă, treceți la noi, treceți batalioane româneți, să ridică părul pe mână, pe tu ardea, tu, ar, pe mână, ai pe tu ar de al, doi suntem moșteni și iancuri cel mare, iancule tare, știi? Și să duce lumea la, bă, nu mai contează că am copii acasă, că am nevastă, că am Ui, știu pe ce. Mama lor. așa înțelegi, deci naționalismul ca și comunismul este, este o ideologie extrem de uh, incisivă și puternică, iar Putin a adoptat naționalismul ăsta nu știu dacă a dat un interviu zile trecute într-o fabrică de tancuri, în care spunea cu tankurile în planul 2 uh, rog mamele rusoaice să facă minim 2 copii pentru că noi trebuie să nu ne pierdem nația înțelegi? Deci de asta asociez, pentru că există și pe vremea comunismului, exista comunism internaționalist cu proletari din toate țările Uniți-vă, care era sloganul Uniunii Sovietice și comunism naționalist cum era al Chinei sau al Ceaușescu sau al Coreei de Nord, care avea o altă formă de manifestare. Cu strămoșii, daci, cu nu știu ce, știi cum era la noi. Deci, din motivul ăsta asociez putinismul cu naționalism, pentru că putinismul n-ar fi existat fără naționalism. Un, un imperiu de genul ăsta cum este Rusia nu poate să existe fără o, o ideologie, fără o doctrină. Eu și eu cred că a fost furat Joana, dar nu l-aș vota niciodată. În 2009 am vrut să-l votez până am văzut vizita la vântul acasă, atunci mi-am dat seama că e un nou slab, repet, nu l-aș vota. Ar trebui să mergem la vot, mm -hmm. să votăm cu alte partide, cum spunea domnul Constantinescu. Bună seara domnilor, cine va fi scos din Joben în toamnă pentru funcția președinte? Încă nu știm cine va fi, dar cine va fi o să deci, vedem deci, și... Deci, oameni buni, încă o haideți să lămurim un pic logic lucrurile. <coughs> NATO este o organizație care are buget de peste un trilion pe an. Peste un, peste un trilion înseamnă o mie de miliarde de dolari. Voi credeți că omul al doilea om din NATO, care este Mircea Joana, cu că e secretar general ajung, ar putea să iasă să vorbească despre orice, despre găini, despre cartofi prăjiți, fără să aibă acordul acelei instituții? Pe aia a doua zi bura fără nicio problemă. Ori el au făcut ăștia un, un calcul, a fost de 18 ori în România, în timp ce în alte țări a fost doar de 2 El este pregătit doar pentru România. Platforma asta care, care, pe care a primit-o de la NATO o are tocmai ca să poată să conducă România și ca aici să fie o zonă sigură din punctul de vedere al NATO, pentru că iau și o dimensiune politică, cum ai văzut că Stoltenberg, secretarul general al NATO, a, a criticat moartea lui Navalnui. <coughs> Înțelegeți? Deci eu nu știu ce vă mirați ta. Voi credeți că Joana de capul lui Pe ăsta n-are nici partid, nici nimic Acum făcea el Cum avea atâta impact media Cum îl publicau, cum cine e John? Nu Mai sunt mii de români care Uite, care vin pe la televiziune Care vin la podcast și nu-i bagă nimeni în seamă Deci să iei prime time La Digi24 Sau la Pre la Prelipceanu, sau la. care a vorbit cu prefectul capitalei. Da, nu mai contează ce. Da. Deci, ăștia doi, uh, tu, uh... cu digi și cu Antena 3, toată ziua spun că vine războiul, că o să murim, să cumpărăm arme cât mai multe. Deci sunt coordonați de aceeași instituție din spate și Antena 3 și Digi ca să sperie românii să-i bage în boală de frică, cum au făcut și cu COVID-ul. Aceleași două televiziuni când a fost cu COVID-ul ne-au să murim, că ne ia izoleta, că vine virusul, că o să ne îngroape. Că Sorin, nu știu ce. Da, vreau să întreb ceva, dacă tu n-ai fi auzit informațiile astea despre COVID la ăștia, n-ai fi căutat alte informații ca să te informezi pentru că era un pericol de nu care pentru te că frământa pentru mine credibilitatea celor de la antena 3 alu gâdea și alu asta este zero, și ca și lui digi pentru este tine, zero. pentru tine ok pentru că tu ești un youtuber ești ai alte și apropo vă rog like-uri văd că avem 1000 o, o, o de <laughs> urmăritori și doar 357 vă rog dacă puteți să ne dați și luați la... pe domnul George Simeon cum să vă confirme informația cu Joana dacă tot aveți contactul lui N-ar fi rău să-l Nu trebuie să-l sunați că George nu să sunească, George, o să vă poată confirma. Vă spun eu de acum avan la letră. Candidatul aur va fi Mircea Joană. Așa cum a fi și al PSD-ului. Nu cred așa ceva. Ați auzit de Bezos că a salvat 6 milioane la taxe la vânzări de 4 miliarde în acțiuni, fiindcă și-a declarat reședința nouă în Florida și nu mai locuiește. Bravo lui! Deștept! Orice om de afaceri, oameni buni, are interesul să dea cât mai puțin la bani la stat. Dacă este hoț și fură bani. Și atunci, atâta timp când nu fac evaziune și îmi plătesc taxele și așa, la modul corect și cinstit și îmi plătesc salariații, pot să plătesc impozit cât, cât deci, vreau eu de puțin. Deci asta, cum spune Sorin, că statul este hoț, este o viziune anarhistă și l-ați auzit pe Javier Milei, pe președintele Argentinei, săptămâna asta, că statul, ăla e, cu câinele? Ăla cu câinele, că statul e criminal, statul e Dar hoț. statul e cel mai mare hoț. Deci nu, Sorin, pentru că de-aia nu funcționează. Păi, dacă... eu plătesc la impozite, taxe, ca om de afaceri, tu plătești impozit bă, seara și te duci în spital și te mănâncă dacă nu te omoară ea când un doctor de la care a luat examenele cu 5, te omoară infecția nosocomială sau sau te omoară lipsa de medicamente. Sărind de ce? Pentru că contract, banii noștri? contractele în spitalul ăla sunt date politic. Păi ce? Nu se Managerul mult. politic. Păi dar nu, ăla nu reprezintă statul. cum puțin. Adică, Că statul <coughs> a pus acolo, <coughs> nu, nu, l pus eu. Statul zice că în, 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 perioada campaniei electorale și în perioada alegerilor, hai de pune să se reprezenta. Și tu te duci toți ca ca Toți politicieni își pune poții, amantele, cumnații, nații. Păi verii, rudele, toți. Care, care în care ajung la putere, care sunt votați de tine? Păi da, ea el nu reprezintă statul român. Cine reprezintă statul reprezintă român? Reprezintă prin votul tău, pentru că tu îi, îi, îi investești, prin investiția ta personală. Când ai băgat buletinul de vot în urnă, ai investit un anumit politician ca să hotărească cu banii tăi ce se întâmplă. Și dacă tu promovezi hoți și bandiți, nu-i normal ca spitalele alea să aibă niște contracte căpușe care în loc de dezinfectant vând apă chioară, în loc de medicamente de calitate au de mâna a treia, halate proaste, cerceafuri proaste, nesterilizate. De ce o mafie infernală? De ce? Pentru că politicienii, ca să facă rost de bani în campanie, își pun niște manageri care fură și care pot aduce la partide o parte din banii pe care îi fură așa cum fac și în poliție și în învățământ și peste tot. Deci tu nu confunda statul cu persoanele care reprezintă la un moment dat status, Orin. Și asta e marea noastră greșeală. Statul suntem noi. Este o, o, o construcție uh, în consens contractuală care ne, ar trebui să ne deservească. Că nu ne punem noi manageri buni. E ca și cum ai avea o firmă care, te, care falimentează, care un manager proș, ai dat vina pe firmă, nu firma de devină, dacă ăla care ia deciziile e un corupt și un, un ticălos, normal că lucrurile vor merge prost. Și asta vreau să spun că gândirea asta cu statul este ticălos, statul este criminal, hat, statul este hoț, este o gândire anarhistă. Visul anarhiștilor este ca statul să dispară. Știi că după Revoluția franceză cu libertate, egalitate, fraternitate s-au împărțit niște curente politice Liberteul l-au luat liberalii, egaliteul l-au luat socialiști și fraterniteul l-au luat anarhiști. Este un curent în sine. Cu Bakunin, cu Prokotkin, cu... sunt niște, niște filozofi anarhiști, iar ăsta... Javier Milei, ăsta care e președintele Argentinei, se declară în mod explicit, băi, eu sunt un anarhist de dreapta. Vrea să desințeze statul și să lase uh, in Inechitățile astea Să funcționeze în continuare Ați văzut pozele cu de la Dubai? Nu, nu le-am văzut Deci Coldea la festivalul ăla uh, Condus de băiețașul la care îi plac băieței Și a fost dovedit, am mai vorbit și în live-ul De data trecută că de la A fost dovedit ala. cu trei băieței pe acasă Toți minori și nu l-a arestat nimeni încă Și domnul Coldea S-a asociat cu Și a asociat imaginea că tatăl ăsta Cu... Uh, Antoldu este tot securist, e ofițer SRI și col de așa și sunt mari probabilități ca seriu să, să, fie în spatele festivalului ăsta de la Antold și să ia niște bănuți, că au și ei nevoie de, bani. bani. Sorin, ticăloși, în general, serviciile secrete vânează oamenii cu cu slăbiciuni cu vulnerabilități ca să-i poată cu controla. Ai văzut pe tâmpitul ăsta de al alter care a violat o fetiță de șapte ani la da, bazinul da, da. din, din Dinamo? Da. Un un, un, psihopat. un psihopat de 20 de, de ani la care, trebuie care zici toată viața. că adică care... Ar să vei condamna pe viață ca să dea exemplu altor pedofili psihopați. Deci știi că de obicei sunt bă, ăștia care au defecte corporale sau ceva, n-au săraci și atunci au niște frustrări și fac tot felul de... Nu, oameni bolnavi Nu, dar ăsta era un tip de 2 metri, O arătos perfect, adică orice femeie ar fi vrut să se culce cu el. Da. pe asta zic. Adică mie mi s-a părut îngrozitor o fetiță de 7 ani. Bine, ăla nu o să aibă viață bună în pușcărie, apropo de... Pentru că toți pușcăria și oricât de tică sunt ei pe ce au făcut. Au și un cod al uh, limitelor uh, infracționale. Da, ăștia pedofilii o pățesc îngrozitor acolo. Adică va fi sclavul tuturor pușcărieșor de acolo, plus bătaie ce o să-și ia. Domnul Sorin, canalul dumneavoastră a avut la început o creștere fulminantă, dar în ultima, în timp sta, sta, stagnează. Vă preocupă? Pentru nu, nu doar a meu, și Marian Adventure și foarte mulți uh, care au canal de YouTube le-a scăzut foarte mult uh, ritmul de creștere pentru că YouTube-ul și-a dat seama că plătește foarte mulți bani și atunci nu putea să taie din banii care îi dădea la Marian Adventure, dar ea a mai tăiat din... Nu se mai distribuie, nu se mai asta și atunci nu mai intră foarte mulți, nu numai la mine sau la asta, uite-te la... Backpack care avea fulminant A ajuns la 500 de mii și de-abia de un an Și ceva mai făcut în 100 de mii deci, În general, politica YouTube-ului s-a schimbat ce? Nu vor să mai promoveze niciun Nici travel, nici politică Nici ce fac eu, podcast sau ceva Ca să nu mai dea bani la și cei de, care Și de asta, Sorin, și ca să nu constituiți un pol de influențare opinii opiniei publice incontrolabil, pentru că nimeni nu știe ce vorbim noi aici, așa, atunci mai bine limităm un pic să ducem influența asta la 10% la 5% sau cât de puțin astfel încât televiziunea asta de care spui tu să formeze opinia publică care sunt controlate mai bine, știi? Deci e un... E da, un... E o teorie bună ce spui, că mai ușor controlez o televiziune și reporterii ei decât pe doi nebuni ca noi care vorbesc cu orice Eu... fără să-i oprească nimeni și da care n-au în dulap. Noi dezbatem orice temă păi nu-i permis așa ceva să există, trebuie să există o cenzură, zic unii, nu, nu eu zic lucrul ăsta. Da. Eu am prieteni care spuneau, băi, eu nu n-am mai primit nimic de la tine și de la Sorin. Zic, cum, păi ai fost abonat la canalul lui Sorin? Da, am fost abonat și acum și -au, cred că am rămas sau au verificat și nu mai erau abonați. Deci au fost dezabonați și tu, noi nu avem posibilitatea asta să dezabonăm pe cineva. Exact, da. Deci foarte mulți oameni care, au, care -au, cumva s-au dezabonat fără, fără să, să, să dezaboneze ei. Da, și atunci gândiți-vă că e un, o, e un an electoral. O treime din populația planetei, în 2024, și alege liderii. Sistemul ăsta, forma asta. De, cu Instagram, cu X, cu zic cu Meta, cu TikTok. YouTube, cu TikTok, o influențează foarte mult anul ăsta electoral. Pentru că după 2024, după ce se termină alegerile, va fi iarăși o creștere pe canalul tău de YouTube. Dar noi nu noi avem nevoie de mai mulți oameni. Cei care ne urmăriți sunteți ca și o familie pentru noi și vă stăm la dispoziție cu orice fel de întrebare. Nu trebuie să fie mulți. Trebuie să fie oameni de calitate și care mă înțeleg fenomenul sau care sunt pasionați de ce discutăm noi aici. Pentru oamenii care muncesc pe 3.000 de lei salariu ce sfaturi aveți? Păi nu știu ce munciți, domnul George, adică și în construcții necalificat am o grămadă de cunoștințe și oameni care au 5.000, 6.000, 7.000 dacă aveți, nu sunteți bolnavi, sunteți în putere și așa nu mai stați pe 3.000 pentru că sunt mult mai multe posibilități în România, rată șomajului foarte mică sunt o grămadă de locuri de muncă plătite cu 5.000, cu 6.000 cu 7000 de lei, dar trebuie muncă, muncă intensă și muncă serioasă. Dacă vreți să munciți într-adevăr, nu mai stați pe 3000 de lei, că se găsește de muncă și pe bani mai mulți. Având în vedere dezvoltarea SORAL al celor de la Open AI cu generare video pe bază de text input, nu este teamă, domnului Jicol, că vor apărea video cu dânsul bând cafea. Uh, apropo de chestia asta cu inteligența artificială, mare, mare grijă, oameni buni, că sunt o grămadă și cum am văzut. Eu mă uit la realitatea un pic pe uh, pe telefon când plec spre casă și apare în momentul când deschiz site-ul Realitate, apare reclamă cu Țiriac sau cu Muguri Sărescu care vă îndeamnă să puneți banii pe tot felul de site-uri de, astea de, ministru de Forex economie. sau de nu suces, Toate falsuri făcute cu inteligența artificială. S-a ajuns la așa nivel încât și telefonul ăsta pe care l-am eu, iPhone 15, are în soft un program că mă registrez 5 minute și după aia orice text îl pun acolo, vocea mea îl va citi fără să fac eu ceva sau fără să influențez eu cu ceva. Deci poți să pui pe oricine, în orice ipostază, în, în, orice situație, fără să-ți să, se, fără să -ți dai seama. Adică inclusiv buzele fac perfect, când înainte când era AI1 sau AI2, acum ajuns deja la a 3, la 4, la nivelul, știi? Deja buzele tale vorbesc exact cu... Uh, deja Nvidia, care face cel mai. e o firmă americană de foarte mare succes care face plăși grafice și cu ajutorul cărora să face... Nvidia sau de cine? Nvidia, nici? da, se numește, uh, care e pe locul 3 sau 4 în topul companiilor mondiale. Prima e uh, Mac, zic uh, Apple, Apple. Nu Apple, e. Macintosh, Microsoft. Zi, Microsoft, pardon. Pormă este Apple și pormă este uh, Amraco, Amarco, um, Ameri, uh, arab american. Deci, firma asta produce plăci grafice pentru inteligență artificială. China este în urma firme ăștia cu vreo 5 ani care în, în chipuri înseamnă foarte mult, adică e foarte greu să recuperezi și deja s-a dat ordin să nu se mai vândă spre piața chinezească plăci de grafice care să ajute la inteligența artificială, deci să rămână cumva în zona occidentală. Occidentale totdeauna au fost în fața zonei, în, fața orientalilor, adică în fața Rusiei și Chinei. Nu mai vorbim de Rusia care în urmă rău de tot. E de-abia o de mașini de spălat. Teoretic, gândirea cu statul hoț poate fi anarhistă, dar domnul Sorin face o eroare de exprimare. Vrea să spună că statul român este un mare hoț. Mă rog, asta am vrut să spun. Domnul Sorin, cartea autobiografică a fost scrisă integral de către dumneavoastră sau ați avut și ajutoare? Am o doamnă care a vorbit și cu mama mea, și cu soția mea, și cu mine, și noi dictăm și dânsa le pune în pagină. N-am scris efectiv A, B, C, D, E, F, G, dar totul este comunicat transmis de mine, eu mă registrez și doamna le transpune în, în pagină. Nu înseamnă că dacă n-am scris eu cu pixul sau n-am bătut eu literele, n-am scris eu cartea. Îl vrem pe Ștefan nu doar în zona politică, ci vorbim despre multe alte teme. O discuție liberă despre N teme, cum făceați între cu la Frumușane, ar fi perfectă. Păi o să mai facem la Frumușani. Da, cred că în, în două săptămâni. Domnul Zicol, ce părere aveți de bursele din China ca că s-a prăbușit? sau S-au prăbușit. Da, a cel de broker s-au văzut la știri. Deci China trece printr-o perioadă cumplită. Primul pas l-a făcut Donald Trump care și-a dat seama că dacă nu stăpânezi, dacă nu îngrădezi, dacă nu limitează cumva expansiunea Chinei, China va depăși Statele Unite. Și acum se văd efectele. Deci primul pas al lui Donald Trump a pus taxe vamale, a dat cumva ordin ca multe companii să se relocheze să se relocheze din China spre Vietnam, spre Indonezia, spre Corea de Sud spre Japonia și acum China este suferindă. Este, există și o criză economică mondială care spune cuvântul deja. Uh, Germania știm că e în al doilea an de recesiune. Deja Anglia s-a anunțat că a intrat în recesiune. Japonia a intrat în recesiune. Și bineînțeles că și China e suferindă din punctul ăsta de vedere. Bursele ei sunt oricum controlate. Nu, sunt, nu funcționează natural, organic, pentru că sunt controlate de Partidul Comunist. După cum știți, China este o dictatură absolută. Acolo nu există uh, pluriparti Partidism. există un singur partid conducător, Partidul Comunist Chinez, cu al său conducător uh, Xi Jinping și ei controlează bursa, intervin, cumpăr, vând, chiar partidul, chiar guvernul face treaba asta, adică e un intervenționist grosolan care nu poate fi menținut și în momentul în care toată economia scade. Deci economia chineză este, este într-un recul, de asta am și zis că e foarte posibil ca ei să intre în război tocmai pentru a nu se, dacă încep războiul nu mai sunt mișcări sociale pentru că le dă de lucru chinezilor. Uite, bă, suntem într-un război, de aia. nu, part, nu că partidul ar conduce prost China, că voi o duceți mai prost și că n-aveți locuri de muncă și că s-au scumpit produsele alimentare, Și ci pentru că avem război cu Taiwanul, de exemplu, sau cu Japonia sau cu Corea de Sud, sau eu știu cu cine vor ei să înceapă. Deocamdată, China a reușit să se protejeze, a lungit cât se poate de mult efortul și implicarea în război, antrenând Rusia, care este aliatul său cel mai apropiat. Cine nu crede asta, să se uită și la faptul că China îi cumpără tot petrolul pe care, și gazul pe care nu-l mai vindea Rusia în Europa, acum îl cumpără China, tocmai ca să susțină economia rusească. Deci, bursa chinezească e artificială, nu se compară cu cea de la New York și este în cădere, ca și economia chinezească. Asta e. Bună seara, domnilor. Ce puteți spune despre domnul Dan Leoreanu de la PNL, ca, unde a fost primar a fura ca Udrea? Cu, udre, a fura cu Udrea a Nu știu cine nu sunam, să -am Sunt semnale. mulți hoți care se mută de la un partid la altul, care sunt din într-un partid. Uh, a fost uh, semnul trecută la. sau asta. Uh, asta a fost la începutul săptămânii, la noi la Meriot o adunare a asociațiilor primarilor din toată țara. A fost și Ciolacu pe acolo, că toate declarațiile lui Ciolacu unde scria în spate cu primarii, cu astea, erau făcute de la noi, de la Mailot. Și m-au oprit o grămadă de oameni care, na, eu fiind acolo la Merot, m-au oprit în lobby, domnul consens, că vă urmărim, ce faceți, nu știu ce, știi? Și vorbeam cu unul din primarii ăștia, dintr-un sat de așa, zice, domnule, într-o comună, dintr -o comună că vorbeam de traseismul politic, zice, domnule, eu sunt primar de 20 de ani, sunt la al patrulea sau al cincilea mandat, nu mai știu, a trebuit să mă mut de un partid pe altul, că dacă tu ești la uh, UDMR și la putere PSD dau un exemplu, nu primești niciun ban. Dacă nu ești la uh, afiliat la partidul care e la putere, satul meu nu are nici canalizare, nici curent electric, nici apă curentă, nici nimic. Adică mă obligă și asta e o mizerie. Ar trebui schimbată legislația un pic, pentru că primarii sunt șantajați de cei de la putere să meargă la partidul lor, că altfel nu primești niciun uh, fel de uh, bani -a pentru a modifica legislația în sensul ăsta. Acum nu mai poți pleca de la un. Uh partid cât ești în mandat, cât pierzi mandatul. Ei rămân în continuare cu numele la partidul respectiv, dar ei se duc la ședințele de partid la celălalt Vezi, partid. Ai, știi? Adică ei păi sunt dependenți e... de puterea de la București care le dă sau nu le dă S bani. Păi vrei să spun ceva din motivul ăsta, PSD-ul nu vrea să comaseze, nu vrea să mute alegerile locale din septembrie în iunie. De ce? Pentru că ei în astea trei luni mai și -au încă 200 de primari. Tu, pentru că primarii ăștia sunt locomotiva electorală pentru toate celelalte alegeri duc ajut, asistația social și acum votăm cu nu știu cine. Sau nu, nu, pot... dar cum per primarul, zi, bă, vrei să-ți termin podul, vrei să-ți termin cominul cultural, vrei să-ți termin șoseaua, vrei să-ți termin nu știu ce ai început -o acolo, trebuie să te muzi la noi. Și ați zis că se ocupă Neacșu. Și... Am fost uh, cu Diana acum, uh, când am fost, doamne, alaltele, am fost la Mega Imagini Frumușani și au venit câțiva oameni la noi, și a zis domnul Constanescu, zice, am înțeles că vreți să candidați la primăria Frumoșan, să știți că tot satul vă susține. <laughs> Mi-era și milă de oameni, știi? Dar eu am făcut o glumă, de dar după a dat seama că nu s-au prins. Da, e, am făcut o glumă, dar mi-a dat seama că după aia nu s-au prins și am uh, explicat imediat. Zic, domnule, nu mai candidez și zice de ce, ce, nu știm. Pentru că ăia care au fost înainte primari au furat-o și nu mai am ce să fur. să <laughs> <S -a laughs> uităm oamenii săraci, disperați la mine. <laughs> <laughs> Și azi, domnule, am glumit da, Vă dați seama că nu era visul vieții mele Să candidez primar la, la Frumușani Deci, încă o dată Locomotivele electorale sunt primari peste tot, pentru că ei știu urbea, știu cine, care sunt părțile sărace, zonele care pot fi cumpărate și partidele politice care au mai mulți primari, alea se bazează pe voturi mai multe. Hai să-ți mai spun ceva. Ultimele alegeri au fost în 2020, în septembrie 2020, pentru alegeri locale, pentru președinți de consilii județene, consilii județene. Uh, deci cu consilii județeni pentru primari și consilii locale. Și la vremea respectivă PNL-ul avea mai mulți primari decât PSD-ul. PNL-ul avea vreo 1400 de primari Și PSD-ul avea vreo 1200 Ce să vezi acum PNL-ul a ajuns aproape la 1000 de primari Și PSD-ul a, a urcat spre 1800 Pentru că a luat de la toată lumea Inclusiv de la PNL da, da, da. Uh, Pentru că și-au luat în timpul mandatului lor exact. Având pârghiile astea Și uh, promițându-le marea cu sarea zis că uh, -o are promisiunea Să ia cel puțin un primar pe zi da. Un primar pe zi gândește că mai sunt uh, 90 de zile până la deci mai 90 120 de, de, zile, cel puțin un primar pe zi. Și nu contează de unde ia, că ia de la partenerul de coaliție, de unde ia. Ce părere aveți de Vlad Grigore? Nu știu, nu îmi spune numele ăsta nimic, că n-am auzit în viața mea de numele ăsta, Vlad Grigore. O fi vreun vecin, vreun coleg de întreprindere cu domnul Eric Tomai, să nu știu cine o fi Vlad Grigore ăsta. Adevărul legătură cu încetinerea crește pe YouTube, dar Backpack Your Life și-a schimbat puțin domeniul de activitate, se mai poate sunt persoane ca și mine care l-au mai sărit. Păi nu, vor, am dat, a fost exemplu, am dat și pe Marian Adventures, și pe Borcea și pe mulți, mulți alții. Și pe alții care se chinuie și fac vloguri sunt copii cuplu care au fost și până Antarctica asta, adică au urtat niște chestii extraordinare și de-abia au făcut 100.000 de vizualizări sau nu știu unde s-au dus alții pe nu știu unde sau uitați-vă acum la Marian Adventure a dormit într-un copac lângă un vulcan care e activ. activ și face 30.000 sau 40, adică nu mai, nu știu nu mai uh, promovează YouTube-ul și nu mai uh, informează dacă, oamenii Dacă s-a băgat și în vulcan cred că avea succes și da. mai mare în engleză nu am văzut, însă ai ads astea cum sunt în română. Deci sunt o grămadă de cepe. Am spus și pe TikTok la mine, și pe Facebook, oameni buni. Toate filmulețele astea care le vedeți cu persoane publice, cu actiri, actori, artiști, sunt fake-uri și chiar dacă nu sunt cu persoane publice și vă spune unul că s-a îmbogățit peste noapte, este o țeapă ordinară. Deci nu există nici o instituție, nici bursă, nici fond de investiții, nici unul care să vină pe Facebook să zică băgați banii la mine că o să câștigați bani. Și nici băieții ăștia cu bani niciodată nu, o să, nu mai poată de grija voastră să vă atragă spre ei să câștigați bani. Cum sunt ăștia cu Forex-ul care au nebunit pe copii și pe tineri, că ha, haideți la Forex, dați-mi 100 și ceva de dolari pe, sau de euro pe lună că vă fac abonament și vă urmăriți mie graficele, este o țeapă ordinară. Ăla dacă ar face bani mulți, n-ar avea timp de cursuri sau să stea de vorbă cu copiii ăștia sau să facă conferințe, el face bani pentru el. Niciunul care face bani mulți pentru el nu interesează de ceilalți să facă ei bani pe bani. Dacă are conștiință, face lecții pe gratis sau face conferințe pe gratis. Dar niciodată un om de afaceri care câștigă suficient și are milioane, nu o să țină conferință la Marriott sau la oriunde de business coach sau de, de ăsta motivațional sau ceva. Astea sunt bullshit De deci, cei care țin conferințe pe bani, e singura lor sursă de venit. Un om de afaceri adevărat și care are bani, o să țină conferințe gratuit și fără absolut niciun fel de interes financiar. Că să țineți minte chestia asta. Când vă cere unul bani, Gândiți-vă că e o la mijloc. Ai citit și pasta cu Joana. Totuși, Joana pare cel mai școlit și experimentat dintre candidați. Nu, pentru că nu e așa și nu citesc cât. Păi, citesc da, stai puțin aici. La... Deci, nu, hai să ne gândim puțin, sorry. Care sunt atribuțiile. Care sunt. At... Făcut. Atribuțiile. Uh, prerogativele, atribuțiile constituționale ale unui președinte, politica externă, securitatea internă, da, nu? Da. Și de, de, ce nu ar fi bun Joana pe lucrurile astea? De ce? Pentru că este un individ slab. Am avut și tangențe personal cu el, nu vreau să spun aici că nu e frumos sau ceva, dar mi se pare un om care e mult, mult, mult prea mare căciula pentru el ca să fie președinte și dacă ar ajunge președinte, pentru că ar vrea un stăpân de-a nostru de afară, noi fiind colonie, ca să-l pună acolo să fie manipulat așa cum a fost manipulat în cei 10 ani de mandat și Iohannis cu bilețelul pe noptiere, pentru că el nici acum, în ziua de azi, că vorbim noi aici la podcast, nu are cele șase sau șapte dosare închise cu casele pe care le-a furat la modul ordinar și a falsificat actele și sunt încă procese pe rolul justiției cu casele respective. Și atunci, Joana va fi un al doilea Iohannis. De-aia spun că nu, îl cunosc personal și nu este așa de și stai deștept. stai puțin, cum... tu ai preferat pe unul care s-ar certa cu Occidentul și n-a mai, da. lua, n mai, păi lua ei, mai luat Păi mama lor, păi și cu ce țara și... mea e cea mai Sorin, tare. Stai uh... puțin, Sorin, stai să te întreb ceva. Noi, uite, acum s-au mai împrumutat ieri iar 4 miliarde de dolari. La ce datorii avem oricum suntem mâncați? Adică... Da, dar vrei să spun ceva că față de restul Europei avem foarte puțin raportat la PIB. Uite, de exemplu, mă uitam, în da, da, Anglia... Cea mai mare dobândă din Europa. Da, Anglia are 400% din... La din... La și sunt țări europene care au cu zero 7% sau cu 1% sau și cu, cu 2% cu și cu ce să acoperi banii păi și cu ce să dacă... acoperi cu pământul, cu apele, cu păi munții, și vin ăia cu... și ți-au -ți tot? tot? sau cine? Tot. creditorii? deci mi se pare cumva fabulație asta că vine un revoluționar care să bate cu Occidentul să bate și cu Putin, să bat bate și cu Bulgarii și cu Victor Orban și cu Vucic de la Sârbi și, da, ce, hai și hai suntem noi, banii hai banii. Duci și, na. La magazinul Profi în Piatra Neam sunt salarii de 2.200 de lei net, o bătaie de joc. Păi nu mai stați acolo, domnul Dan, mutați-vă în altă parte, că sunt uh, firme care plătesc și mai, uh, și mai mult. Bună seara, ce părere aveți de Eduard Helvic? De ce a vrut Prințul Charles să-l cunoască personal? Se poate să candideze în toamnă? Când a vrut să-l cunoască personal? Nu știu, eu, uh, haide să lămurim un pic treaba cu Helvic. Deci Helvic și-a dat demisia în iunie. E din grupul de la Cluj, nu? Din uh, și... Nu, el a fost în PNL, a fost secretar general, ajung la PNL. Dar e din Gașca de la Cluj, no, stai cu, cu, ăsta, el, bă, el cu el e... care taie pensiile speciale cu... Rareș. Cu Rareș Bogdan. Da, poate să zic că poate să fie din un anumit, dar nu e o legătură. Uh, 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 șefii serviciilor secrete să pun, uh, să pun civil și să pun de la partide politice. Gândiți-vă că omul ăsta a dat demisia în, în iunie Și nici până astăzi nu avem o altă numire la Serviciul Român de Informații mi și niște... că merge mult mai bine Serviciul Român de Informații Fără un politician și doar cu profesioniști Așa da, deși... a, a declarat Ioannis, că de nu mai numește Iar ăsta, Helvic El a anunțat că nu mai candidează Oameni buni, deci a candidat Helvic Că el nu vrea să candideze și eu cred că el a fost Extras de acolo pentru Putea să mai rămână, dar a fost extras Pentru că l-au prins cu ceva relații Ruso-chineze, ceva Primele 20 de minute din acest live am discutat despre Navalny Când terminăm podcastul sau acum Sau așa puteți să derulați să, să vedeți Deci am Dacă discutat ave... 20 de minute despre Navalny Dacă aveți ceva punctual pe Navalny Vă rog să întrebați punctual, nu în Gare. general. Nu, că... am întrebat dacă am discutat despre Navalny și a spus că am discutat. Da. În interiorul unei companii japoneze s-a făcut ședință online cu tot birou și s-a comandat unui angajat să facă anumite achiziții de se poate mult. Nu am înțeles. În interiorul unei companii japoneze s-a făcut ședință online cu tot birou și s-a comandat unui angajat să facă anumite achiziții. De se poate mult cu aici. n-am înțeles nimic. Am citit de două deci, dar proiectul e conducerea AI, inteligența artificială. Bună seara, domnule. sfat. Crezi că în domeniul agriculturii în România se va schimba? ceva în următorii 5 ani, nu cred Cristian, pentru că majoritatea terenurilor sunt deja luate de corporații străine, de investitori de ăștia cu 4.000, ca porumboiul de la Vaslui, care a luat de la oameni 4.000 de hectare, 10.000 de hectare, 7.000 de hectare și populația e sărăcită. De aia. când am făcut vlogul cu micii fermieri, au suprapus harta cele mai sărace zonă din țară, cum e Vasluiu, cum e Botoșanu, cum e asta, sunt cele mai mari suprafețe de teren deținute de o singură companie sau de o singură persoană. Oameni buni, pământul agricol este foarte sărăcit de nutrienți, de minerale. Dacă nu bași ceva în el, n-ai, cum să mai scoți. Nici nu mai plouă, irigații, doar 10% din pământul României irigat. Deci nu cred că e o mare... Nu să schimbăm foarte mult agricultura. Giganții imobiliari încep să cadă. Austriecii și chinezii deschid listă. Eu tot simt de un an și ceva că piața imobiliară a căzut. Au scăzut în vânzările aproape cu 30% va de anul trecut. Mă uh, râd de mor când văd articole din presă, am văzut unul din Timișoara plătit că a explodat piața din Timișoara și că uh, am o grămadă de uh, amici care sunt dezvoltatori imobiliari la uh, Timișoara și au înghețat pur și simplu proiectul că nu mai au ce să vândă și cui să vândă, deci nu mai au banii să termine. Și uh, sunt articole plătite în presă în care spun domnul a explodat prețul apartamente. Uh, o cere fulminante, e coadă la notar, să bat oamenii, să calcă în picioare să cumpere apartamente, Bullshit-a. piața imobiliară e blocată. Sorin, dacă ai urmări numai, numai inflația, care în mod oficial a crescut cu 7, aproape 8% ar trebui ca și prețurile imobiliarelor să crească cu 8%. Deci, dacă nu cresc cu 8%, înseamnă ca, doar ca să rămână pe loc ar trebui să crească la 8% cu după Am văzut azi o statistică la televizor de dimineață la știri că m-am trezit că prețurile au crescut între 40 și 60%. La ce? La alimentele de bază, la mâncare, la Făină la orez, la zahăr, la roșii, ce asta, la castraveți. Asta prim, e prima fază. Care calculul inflației? Cum se calculează inflația? Păi sunt niște indici la anumite produse. Că propuse. omul de rând, eu știu cum se calculează, că știu formula, da. Omul de rând când aude de inflație, se gândește la scumpire, la scumpirea prețurilor. Da, da, da. Și dacă omul de rând vede că tu ai scumpit de anul trecut din ianuarie și până acum prețurile cu 40, 60% și tu îi spui că inflația e de 7%, el nu înțelege absolut nimic. Mai sunt și niște produse sezoniere, că bineînțeles că căpșunile s-au scumpit cu 300% față de mai anul trecut. Adică trebuie să ții cont de foarte multe elemente ca să poți să faci un tablou corect al inflației. Dar, în general, ăsta este, având în vedere că leu a rămas la același nivel cu euro, adică 490 și nu știu cât de lei înseamnă un euro, să te, puteți să vă uitați la uh, inflația europeană, care este de 7%. Deci, asta este inflația. Envidia are pe bursă o cotă de piață mai mare decât tot indicele Chinei. Pentru că plăcile astea care le fac ei, sunt căutate și pentru minat de monede virtuale și pentru ce a spus Stefan pentru inteligența artificială și sunt, au un fel de monopol, adică sunt singurii care produc chestia asta și din cauza asta da. au explodat pe, pe, bursă, nu că e neapărat acum, o bulă. Acum ele, ele, însă, ele le se fac cu inteligența artificială, deci grafica plăcilor ăsta se face cu inteligența artificială, adică au ajuns roboții să facă produse mai performante decât decât din ce sunt ei constituiți. Domnul Sorin ei. și domnul Zicol, ce părere aveți despre tânărul ce alege să plece din țară? O face bine sau nu? Și de ce? Mulțumim! Marius, e o întrebare foarte generală, pentru că depinde ce studii ai, ce meseria ai. Sunt meserii care se plătesc foarte bine în România. Sunt meserii care trec de 5.000 de euro pe lună sau un meseriaș bun un sudor, un uh, faianțar, uh, un parchetar, un electrician câștigă multe mii de euro, dar uh, trebuie să fii bun, să fii meseriaș bun și nici nu. Acum, dacă te apuci să faci o casă, nu găsești că toți sunt ocupați sau uh, deja angajamente semnate pe un an de zile. Dacă nu știi să faci nimic și n școală uh, și nu știi decât să culegi căpșuni sau sparanghel sau ceva, atunci e mai bine să pleci din țară. Sau dacă ai făcut din contră, dacă ai făcut școli în alte și ți-ai rupt coatele pe băncile școli, are bine să pleci din țară pentru că aici nu se pune preț pe valoarea umană, nu se pune preț pe studii și pe nimic, și au prioritate nepoții, cum și așa mai departe. Deci, dacă ești în cele două categorii, atunci da, e bine să, să pleci bun, din țară. Trebuie să vedeți situația actuală din Uniunea europeană, așa cum era situația din România în urma cu 70 de ani sau 80 de ani, așa cum Nicolae Ceaușescu a plecat din Scornicești, care era un sat sărac și amărât, a plecat la București în 1930 până urmă a ajuns președintele României, așa poate să plece un Rom cineva din România, care este o zonă săracă a Uniunii Europene, să plece la într-un oraș mare sau într-o zonă unde să se regăsească, să ia un salariu corespunzător și să facă ceva performanță acolo. Sunt deja foarte mulți români care au ajuns manageri de hoteluri, chiar și la bănci, în, în structurile, deja nu mai avem români care fac numai muncă brută, deja ei au avansat pe nivele superioare. Și ai întâlnit și tu, nu, Sorina? Da. În, în Anglia, în Franța, în Germania, da. am găsit români care deja se simt acolo ca peștele în apă. Deci, Europa uh, seamănă cumva cu România de acum 70-80 de ani, cu oameni care plecau din zone sărace spre zone bogate. Deci plecați, duceți-vă, de asta e una din condițiile de, sau de, de funcționare, de existență a Uniunii Europene este libertatea de mișcare. Puteți să vă duceți oriunde, aveți drept la muncă, drept la asigurare de sănătate, de la șomaj, la orice. Firmele de IT în care sunteți asociat acționare, au produse proprii sau prestat servicii de outsourcing pentru afară? Și, și, și una și alta. Bună seara, domnului Rău, să-l mulțumesc domnului Jicol pentru că m-a ajutat să scap de diavolul cafei, mă simt mult mai bine și mai energic. Uite că ai și tu fani, Ștefan, nu do doar nu eu. Nu sunt fan, e o realitate, cafeaua este un viciu, e un diavol, reușiți să scăpați de cât mai multe vici, asta e o performanță Bună seara, pe că care că puțin o ating. investiția în cryptocurrency merită riscul, eu am spus de o mie de ori, probabil că ești nou aici la pe canal, eu sunt împotrivă, pentru mine e un caritas, e o țeapă, e o chestie speculativă, sunt niște șmechere care iau banii de la proști. Crezi că dacă dictatura, o dictatură militară cu un regim de economie de piață liberă, așa cum a fost în Chile pe vremea lui Pinochet, ar fi potrivit pentru România? Nu cred. Niciodată o dictatură nu i bună pentru nimic, nici pentru România, nici pentru alte țară. Dacă vreți eu. să experimentați o dictatură, luați un bilet spre Corea de Nord sau spre Myanmar și vedeți cam cum arată o dictatură și mă întorceți-vă și vreau, vrem să vă ascultăm ce părere pe aveți. Pe litoralul românesc, în terenul care aparție rudelor președintelui Iranului. Nu credeți că este periculos, adică o problemă de siguranță? Habar n-am, nu știam chestia asta, nu am văzut da, niciodată. Chestiunea asta trebuie să ocupe serviciile Servicii care secrete. asigură securitatea națională. Nu știu din ce conținente să fi cumpărat ăștia terenuri pe litoralul românesc. Adică... Domnul Sorin, în calitate de investitor la bursă, ce părere aveți despre Teoriile lui Cristian Sima Vin de praf în ochi Sau s-a reabilitat după bursa E greu să-i mai reabilitezi După ce s-a întâmplat la bursa de valori din Sibiu El încearcă să reabiliteze E o mare critică A, a, a bursei de la București Eu nu sunt de acord pentru că Eu investesc la bursa de la București De peste 10 ani Și sunt foarte mulțumit de servicii Și de broker Și de a, capitalizare Și de tot Și atunci nu sunt pe aceeași lungime de undă E un om foarte deștept Foarte citit, are școală afară, e mult peste nivelul meu, dar e puțin diabolic, după părerea mea. China revendică Vladivostok. N-am auzit de așa ceva, <coughs> nu cred că e adevărat. Ba da, e adevărat. Da? De, deci Vladivostok a fost al Chinei, dar într-o perioadă... Vorbim... Dar erau prieteni cu rușii. În secolul 9. Vladivostok e a rusie, nu? Nu, a fost al Chinei, dar pentru că, știi, cu expansiunea da, tradițională da, da, răsească, da. așa în secolul XIX, Saru a dat, dat ultimatul în China. China era foarte slăbită la vremea respectivă de războaiele cu Occidentul și trebuie să-mi dai dacă nu intrăm în război, dar îmi dai Vladivostokul sau intrăm în război. Și China a cedat Vladivostokul, deci Vladivostokul este al Chinei. Acum, bineînțeles că. China, va, China profită de slăbiciunea rușilor, chiar dacă sunt deci aliați. Oficial, pe harta Chinei, Vladivostokul, da? Nu, e pe, pe harta Rusiei, dar Rusia... a fost de da, în secolul XIX, okay, deci la 1800. Ok, dar zice că revendică și tu zici că îi revendică dau rușii. Revendică înseamnă că îl cere. Bun, și rușii sunt de acord să-i dea, să dea Vladivostokul. Îți dai seama Chine? că rușii nu dau o palmă de pământ. Păi asta spun, adică nici, nici aiurea, din... și ei sunt prieteni, China cu Rusia. Da, dar probabil că îl cer cumva într-o anumită... S-ar putea să zic uite, vă ajutăm economic, dar ne dați o bucată Ce de ter. Tari... Cât avea în afară de teritoriul China cu Vladivostok? Vladivostok adică este, este, este un port extraordinar la Oceanul Pacific da, de în Extrem prieten, Orient. Poți să zic că folosiți și voi portul. Da, poți să găsească alte forme sau să-l concesioneze pe 100 de ani, să știu ce să fac. Oricum, chinezii sunt destul de înghesuiți și ei migrează deja foarte mult și au făcut foarte multe business-uri și în Mongolia. și în... Investitor, am citit, China are așa, dacă va intra China în război, asta nu înseamnă oficial că al treilea război mondial, pentru că China va fi ve versus SUA sau nu? Da, deci dacă mă întrebați pe mine, noi deja suntem în al treilea război mondial. În primul război mondial, gândiți-vă, deci bă, istoricii spun că hai să vorbim al doilea război mondial, că e mai cunoscut. A început pe 1 septembrie 1939, în an în care Statele Unite nu erau un război. Ei aveau să intre de-abia în decembrie, pe 7 decembrie după Pearl Harbor, 1941 și totuși a fost război mondial între 1939 și 1941. Deci în momentul de față, chiar dacă China nu este angajată explicit militar, ea face parte din ecuația de război. Să ne aducem aminte când a început invazia uh, Ucrainei, acum 2 ani, pe 22 februarie 2022, uh, Putin a cerut voie lui Xi Jinping, s-a dus la Xi Jinping, asta l-a rugat, mai stai puțin că am Olimpiada de iarnă, nu-mi strica mie imaginea Olimpiadei deci cum să mm -hmm. termine Olimpiada, poți să intri în Ucraina. Deci, fac care s-a și întâmplat. Asta a cauzat foarte mult pentru că deja americanii și Occidentul au sesizat mișcările de trupe. De asta l-a încetinit foarte mult pe Putin, dar fără acordul Chinei, el n-a putut să intre în Ucraina. Deci, l a avut un acord da. al Chinei. Și acum am înțeles că China sprijină foarte mult. Deja trupele lui Kadirov, ăsta care în Cecenia, care conce Cecenia, sunt cu mașini, cu utilaje, cu arme chinezești. Deja au venit arme și camioane și uniforme chinezești la greu în Rusia. Și armata rusă să ajută foarte mult de drone, de aparatură militară, de armament, de... Uf. Chestiuni care se dau pe diverse canale din, din China. Deci China este parte și suntem în al treilea război mondial. Bună seara, mă bucur să vă revăd live. Salut, Vasile. Singurul loc în care se mai spune verde în față se întâmplă în România. Uh, mulțumim frumos, Vasile. Mai sunt, uh, mai sunt oameni care vorbesc, dar din ce în ce mai puțin, din păcate. Domnul Sorin, cazarea permanentă a lui Amfile pe canalul noastră este de folos mai degrabă doar lui. Cât timp veți mai permite situația asta? Nu e nicio situație să permit, pentru că eu sunt prieten foarte bun cu Damian, împreună facem educație. Uh, cum am mai spus, uh, eu nu fac pentru bani, pentru că costurile mele de producție sunt mai mari decât uh, câștigul de la YouTube. Și nici nu m-am gândit vreodată că e un scop în, de a face banii de, din canalul de YouTube. Am vrut să facem educație, de-am adus și pe Damian, și pe Ștefan, și pe alții, deci chiar nu... Profită Damian, din contră. Eu sunt foarte bucuros că l-am pe Damian aproape și că avem o relație foarte frumoasă de prietenie și că putem să continuăm în felul ăsta, în beneficiul celor care se uită. Nu e beneficiu nici al lui Damian, nici al lui Constantinescu, e beneficiu celor care se uită la, la Damian. Și apropo, pe 29, care e ultima zi din luna februarie, nu e nicio pe Aiba, pe O să înregistrează, dar nu știu când o să fie transmis, când o să fie A, live. Ok, da, deci facem o înregistrare de cu Daci. Continuarea cu Daci, cu da, Pe 29. Probabil că o să fie Da, romana, ce s-a întâmplat întâi, după pe... invazia Cred că pe 31 februarie o să dea Dacă e pe 29 da, fiind după două zile da. 30-31 Că Sorin o să fie la Atos în perioada respectivă da. O să transmit deci, de acolo Pe 31 pe... februarie stați aproape că sigur o să fie Ștefan și Damian Despre, despre Daci Dacia romana, până da. la cucerirea Aureliană Și Bună cum a limba română și ETF, tot. Bet, Patria, Trade, Este același lucru cu indicele Bet Este același lucru Andrei, doar că ce spui tu este un un fond de investiții tu cumperi acțiuni la fondul de investiții și fondul de investiții uh, cumpără indicele BET. Asta e singura variantă în care poți să pui bani pe indicele BET sau mai varianta numărul 2, ai 20 de companii, dacă pui 100 de euro pe lună, pui câte 5 euro la, fie, la fiecare companie sau te uiți procentual cât reprezintă fiecare companie din indicele BET. De exemplu, Banca Transilvania e pe locul 1, acum am ales că cumpără sau a cumpărat deja și OTP-ul și are o pondere de nu știu cât, 40% sau 50% sau 60%, abar n-am câtare are, dau un exemplu cumperi de 100 de euro, de 60 de euro, cumperi Banca Transilvania. Următoarea pondere de 10%, cumperi de 10 euro. Următoarea de 3%, cumperi de 3 euro. Dacă nu vrei să dai banii la ETF-ul Bet Patria Tradeville, care îți iau un comision mic, 1%, 2%, nu știu cât e exact comision, nu m-am uitat niciodată. Nu există posibilitatea ca la un moment dat chinezii să le zică parușilor după ce nu mai au nevoie de ei? Deocamdată, atâta vreme cât americanii sunt puternici și încă nu sunt învinși, în opinia lor, nu, pot, nu se pot despărți și nu se pot faulta unii pe alții. Dacă America o să cadă sau o să se retragă în cochilia ei, dacă o să vină Trump și o să zică, băi, America pentru noi nu ne mai interesează ce se întâmplă în Europa și în restul lumii, ceea ce e puțin probabil, atunci, bineînțeles, că China își va impune dominația și asupra Rusiei, care va fi destul de slăbită. Acel lucru s-a întâmplat și după primul război mondial, gândiți-vă și după al doilea război mondial, gândiți-vă Anglia a fost o, un imperiu. De ce numai imperiu? Pentru că marele micul său aliat pentru că Statele Unite înainte de al doilea război mondial era pe loc cu 17 militar ca armată din lume. Pe loc cu 17. Iar după război a dispărut și Imperiul Britanic, India și-a declarat independența care era colonie britanică și așa mai departe. Deci de multe ori se întâmplă că între aliați după terminarea unui război aliatul mai puternic sau care are mai multe resurse să-l domină, să-l supună și să-l suprime, să-i suprime dominația fostului sau aliat. Deci e foarte posibil să se întâmple asta între China și Rusia. Puteți exprie o părere despre ce a semnat Alexei Navalny și de ce s-au anunțat azi? Am discutat prima jumate de oră, derulați după ce terminăm live-ul și o să găsiți jumate de oră discutat doar despre Navalny. Deci doar atât aș vrea să mai completez. Intrați pe contul meu de LinkedIn cu corupția. Navalny a avut o, o fundație similară cu a mea despre corupție și o trata acelea subiecte până când s-o pățească. Vezi că poate să nu ucide pe tine Iaciu. nu e nicio problemă că nu mi-e frică. Așa cum nu a fost niciunul unul la noi. Fals domnule Jicol, China nu este niciun aliat al Rusiei, ei fac business și și exercită interesele, oamenii deștepți. Atunci vă întreb, domnule Boghi, Bog, de ce cumpără, ca așa vă intitulați aici, mă rog frumos nume, uh, de ce, vă, de ce credeți că îi cumpără China petrolul Rusiei astfel încât să o facă să supraviețuiască? Dacă ar fi vrut să o suprime, n-ar mai fi cumpărat nimic în condițiile restricțiilor și limitărilor occidentale, China, Rusia ar fi murit. Dar China i-a dat o, o gură de oxigen Rusiei cumpărându-i petrolul și gazul. Ce părere aveți despre reportajul celor de recorder vânătorii de bătrâni? Am văzut reportajul, adică am văzut titlul, dar n-am apucat să... O să mă uit acum când mă duc în... spre Frumoșani în mașină, o să-l ascult. Nu știu despre ce e vorba și la ce se referă, de care e subiectul. Tu l-ai văzut? Șteban, nu, nu l-ai văzut da, nici, nici tu. Nu știu ca... Bună seara, țin să menționez faptul că personal cunosc persoane care au făcut profit pe baza investițiilor în criptomonede. De ce considerați că ar fi o înșelătorie? Am uh, explicat de o mie de ori că este o chestie foarte volatilă, este chestie controlată uh, de 90, 96% din totalul criptomonedelor, e controlată de 3% din investitori și atunci ei pot să speculeze și să îi manipuleze pe ceilalți investitori. Nu are nicio acoperire nici în aur, nici în acțiuni, nici în fabrici, nici în uzine, nici în nimica. E doar ceva pe internet. Uh, am înțeles că că în 2024 vor fi niște explozii uriașe solare și că se va întrerupte pentru luni de zile și curentul și internetul și atunci poți să-ți bagi sticul ăla de la criptomonede direct în spate. Nu, dar încă când ceva. Faci cu el. Cineva o să zică da, domnule, dar de ce ține, țin de atâta timp criptomonedele și nu cad? Pentru, pentru că... că tot se joacă nu, cu băieții nu, nu, le altceva. Le scad, pentru le... că au avut o adresabilitate foarte mică. Au fost 3% din populația planetei care au accesat și care au băgat bani în criptomonede. Acum a crescut la 5%, la 7%. La în momentul când care o să ajungă undeva la 20% și sunt sume fabuloase, trilioane și trilioane care se strângă în criptomonedele, atunci Pat, dispare, a sting lumina. Ați înțeles? Deci acum... Așa a funcționat și caritasul nostru și din toate, spațiul am, românesc. Am tot făcut deci, paralelă. Da, pentru că la început erau câțiva și trebuie să-ți dea încredere. Bă, uite și eu am câștigat, băgați și voi și să mărește masa și asta. Caritas de... au făcut profit la început. Cei da, care au băgat o... banii primi au la banii de optori. Cei care au cumpărat bitcoin cu un dolar și au vândut cu 60 de mii sunt multimilionari. Bravo lor, respect toată cinstea. dar fraierii care au venit la sfârșit doar pierd banii. Își vând casa, își și vând va, aia, iau economiile și... Cu cât va crește masa investitorilor sau celor care achiziționează criptomonede, cu atât există riscul mai mare ca escrocii care au inventat aceste criptomonede care nu există, n-au niciun sediu, nu, nu se știe, nu există nicio instituție internațională unde să te poți adresa. De exemplu, dacă dă faliment o bancă, dau un de exemplu banca turco-română, cum a fost la noi care a dat faliment, s-au dus unii și au spart geamurile, că n-au mai avut ce bansea și au aici la ăștia nici măcar ce geamuri să spargi, n -ai, că ea nu există. Ce faci? Cui te adresezi? Uh, ultima dată când am pus întrebarea cum se numește indicele BET și m-ați ironizat vreo 5 minute, precum suntem indoctrinați TikTok etc. Apoi am aflat din chat că se numește mai exact TVBTF, nu Ionuț, uh, TVB ce zici tu ETF, ETF înseamnă fond de investiții, indicele BET, te-am ironizat pentru că mă întreb cum se numește Ștefan, se numește Ștefan și repet încă o dată, nu te ironizez, dar indicele BET se numește indice BET, nu are altă denumire și poți să investești Sub, cum am spus mai sus, cred că mai ai urmărit, în două forme, ori așa, ori așa. Dar ce spui tu, TV, Bet, ETF, nu este indicele BET, este un fond de investiții care urmărește traseul indicelui BET. Ar fi fost frumos să fiți primar la Frumușani. Nu-mi doresc, Nicoleta, nu nici n-am timp, nici răbdare, nici nimica pentru așa ceva. Poate la 80 de ani când se să Bună pensione. seara, ce zice să mai bate ciolacul cu păcănele? Că eu n-am mai auzit nimic săracul. Era disperat, a zis că nu se lasă, nu am știut, n-am mai auzit nimic, probabil am fost plecat din localitate. A inventat dușmani imaginari, așa exact, cum are el obiceiul. N am, n -am spus eu, inventează, inventează dușmani imaginari. Au teme fost false. Cazul de corupție în PSD, trebuia să distragă atenția opiniei publice cu păcănele, cu dușmanii, că Constantinescu îl șantajează, că la mențe, că îl omoară. A trecut cu... Ați mai auzit ceva de Crevedia sau ați mai auzit ceva de baronul de la Vaslui sau așa? A uitat lumea, chiar dacă au murit oameni, chiar dacă au ars case, ați auzit că le-a refăcut cineva case la amărâția de la Crevedia care au stat o iarna pe la vecini, pe la... Sau sau un container, ați mai auzit ceva de? N-ați mai auzit, pentru că presa va a distras cu alte nebunii. Sau știți că săptămâna trecută, tot așa, au agitat piața cu despăgubile de la Roșia Montană. Că acum vine, acum să dă imediat. Au trecut 8 zile de atunci nu și s s -a, nimic, a? nu s-a mai întâmplat nimic. Sunt niște teme. Oameni buni, cine a citit bazmele lui Petre Ispirescu, ați, ați văzut, sau harapalb, ați văzut că alerga harapalb și ca să scape de omul rău sau de ghionoaie sau de vrăjitoare, arunca în spate pe o perie, să făceau o pădure mare și nu mai putea exact. să treacă. distrage uh, atenția opiniei publice. Sau arunca o, o oglindă, Dar... să făceau un lac cu gheață și nu mai putea să meargă. E, așa fac ăștia politicienii. Să știți că în cadrul oricăror servicii secrete, că vorbim de CIA, că vorbim de serviciul secret german, rusesc, românesc, există un departament specializat în manipulare și distragerea opiniei publice de la niște chestii ca să poată you treacă peste. Deci există oameni specializați care asta fac, distrag atenția și manipulează. Da, partidele politice prin excelență, pentru că au niște specialiști angajați cu fondurile astea fabuloase pe care le primesc de la stat, care au o listă întreagă cu evenimente. Și vă spun ceva, chiar și Ceaușescu să preta la așa ceva, pentru că erau cozi mari la alimente și lumea a început să vorbească, să pună poli, să îl burfească pe Ceaușescu și miniștrii lui, inventaseră în ultimii ani de ceaușism faptul că există o sectă care umblă și ia copii și îi mănâncă sau le suge sângele. Și exista o fobie extraordinară. Deja le intraseră oamenilor știa asta cu secta. Nu știu dacă la voi, în zona Aradului, dar în București era foarte periculoasă. Că e dacia neagră sau duba neagră la, care ia copilul. Clar, a sub. Aici în București se practica foarte mult. Cu da. Așa și lumea nu mai vorbea de politică. să bucurau că au scăpat de nenorocirea asta, că lor nu le-a luat copilul secta asta care, care, care fură copii, știi? Și tot așa era o diversiune inventată de securitate la vremea respectivă ca, ca să dea teme de gândire și de de propagandă astfel încât să distragă atenția. De, de câte ori au zis la politicieni de gen, genul Ciolacu că, nu știu ce, că mută păcănelele în afara orașelor. Nu știi că a fost asta, apropo, de ce da, ne treabă băiatul Atunci, și a spus că e o prostie, utopie și că, și nu că se gata, pot muta. că de mâine le muți și că s-a terminat sau și Bogdan cu pensiile speciale. Ca Două să Două săptămâni tăiem pensiile speciale. Sau cu, zic, cu Nicușor Dan, cu ligianele, că domne, că dacă vin eu, că uite, firea nu dă apă, caldă. Deci de la, nu contează partidul politic, inventezi niște teme cu care distrage atenția și cu care duci electoratul spre ce vrei tu. Îi dai tu tema, să numește agenda publică, formatezi agenda publică așa cum vrei tu. Și atenție foarte mare la ce vi să o spune, pentru că suntem într-o campanie electorală, propaganda asta mincinoasă e de 10 ori mai puternică decât un an normal care nu există, în care nu există miză. Acum există o miză, pentru că vor fi alegeri, și în trei luni avem europarlamentare, sigur. Domnilor, suntem într-o situație ridicolă. În anul 2024 când mai vorbim despre introducere de apă, canalizare, gaze în localitățile românești. Păi gândiți-vă că sunt zeci de mii de gospodării care au vechi un curte. Adică despre ce vorbim? Există alții care le merge foarte bine pe YouTube, gen hai cuii în. Bravo lor, înseamnă că muncesc că editează foarte bine asta, că aleargă foarte mult, investesc timp și bani, și bravo lor, mă bucur. Da, și românii care nu au și permit care n au timp sau bani sau așa, să plece, să uite la, la, la hai în 2. Ce planuri aveți anul acesta pe, împreună cu Damian în fire, ce documentare urmează. Păi avem o grămadă de în plan, să vedem cum ne organizăm. Apropo de Damian Amfile, am pus o conferință foarte interesantă despre polițiști corupții, haiduci, bandiți, mâine seară tot aici pe canal de la ora 19 o să fie premieră. Pe mine mă înjură mulți din România că am artaie de la noi la Bătania, este gaz pe toate, a ah, că am arătat, a să scrie Vasile, la noi la Bătania este gaz, Bătania în Ungaria, acolo la graniță, știi? Este gaz pe toate străzile, inclusiv pe străzi cu case părăsite și prăbușite. Culmea mă înjură cei care nu au gaze acasă. Păi Vasile, nu știi cum e. Să moară vecinul să-i luăm capra. Cam așa e la noi e, vorba. Ma, Marian, cam tot ce face pentru vios, nu mie nu-mi place acest tip de content, nu ofens. Păi nu te uiți. Te, te, vă uitați la canale care vă plac. Sunt mulți care nu-mi place de mine, sunt mulți care nu-mi place de Jicul. Nu să uite YouTube-ul, eu de -aia așa mi și mi-a plăcut foarte mult YouTube-ul și m-am implicat în YouTube și am investit bani și așa ca să distragem atenția de la televiziune care manipulează pentru că e așa de uh, largă sfera asta de informație pe YouTube încât poți nu-ți place de că ai schimbat canalul, te uiți la Jicol, nu-ți place de Jicol, te uiți la Răzvan nu-ți place de Răzvan, te uiți la Georgica place, adică ai atâtea uh, canale încât nu te plictisești niciodată și nu-ți place eu dacă nu-mi place de unul, nu stau să mă uit nici două minute adică sunt oameni de ăștia care sunt psiopați, stau să mă uit la deși nu-mi place de el, deși îl urăsc de toată inima, doar să scriu pe că e prost sau că e tâmpit. Adică, de ce să-mi pierd timpul, nu? Da, deci avem de unde alege. Asta înseamnă diversitatea și pluripartidismul și democrația până la Să știți, Sorin, uite, Corneliu Copos avea niște principii care mi le-a transmis și mie și multor altora care au fost atenti. Corneliu Copos, ah, okay. uh, prima era morala creștină. Zicea, domne, noi în tot ce facem trebuie să respectăm morala creștină. Uh, chiar îmi spunea, zice, eu înainte să ajung la pușcărie nu eram așa de credincios, dar după ce am trecut prin... Uh, traumele astea din pușcărie, atunci l-am descoperit pe Dumnezeu și doar Dumnezeu m-a ajutat să trez mai departe, să merg mai departe. Da. Formă democrația, punctul 2, democrația, spunea Un naționalismul luminat. Ce înseamnă naționalismul luminat? Trebuie să vedem țara noastră, spațiul nostru românesc, ca fiind o familie mai mare, extinsă a noastră, știi, și, și patru dreptate sociale. Deci astea erau punctele pe care mi le-a transmis Corneliu Coposu și care le-a transmis tuturor pentru cine a fost contemporan cu el și am avut norocul ăsta să fiu temporal. dacă le respectăm pe astea, funcționăm bine. Deci toate și prima, morală conștiință, Vezi că tu că să potrivesc foarte multe din toate punctele de vedere. Iar pluripartidismul ăsta și diversitatea uh, canalelor de YouTube, că poți să vezi ori pe la ori orice, pe la, orice, să schimbi orice, pe orice. ține până la urmă de democrație. Asta înseamnă democrație. Să ai de unde să alegi. Că dacă ești limitat și nu l-ai decât pe Putin și doar pe la poți să-l votezi, atunci nu mai e democrație. Asta e diferența, știi? Black. Gheorghe vreau să zic e parlamentarul care a fost în scandal cu USR. Nu știu, nu cunosc, nu cum să mă întreb dacă ce păream despre cineva care nu cunosc. Da, la USR au fost multe scandaluri, e un partid în așezare și sper să nu, sper să se îndrepte lucrurile. știu și încă se mai poate în România, în Valea Jiului au, au vândut zile astea 6 km de cale ferată perfect funcțională pentru fier vechi, inclusiv 4 poduri de fier cu 90.000 de euro pentru fier vechi. Am văzut și asta la televizor și că au ieșit localnicii și primarul a zis că s-a respectat legea. Da, dacă s-a făcut licitație și erau... O... Să știți că am văzut în Marea Britanie foarte multe foste căi ferate transformate în pathway, în, în, zone de alergat, de jogging, de plimba cu mm. bicicleta și mergi prin tunele, mergi câte 30 de km, toată vara când mă duc acolo stau cu o lună, asta fac, eu, foste căi ferate și merg pe tunele, pe tunele, dar nu să dărâmă podurile, adică nu ai voie să Normal. tai podul. Nu, ăștia au tăiat Că... și podul și tot. Da, bine, la noi sunt alte... Veți salva live-ul. Toate, toate live-urile noastre sunt pe canalul meu de YouTube la secțiunea live, -ul. adică nu am tăiat niciun live și și n-am ne salvat niciunul. Toate deci, sunt salvate la secțiunea live. Găsiți acolo. Deci intrați pe Sorin Constantinescu, dați click pe Sorin Constantinescu. Păi, de deja și sunt ei aici. Ved, nu, poate că le-a intrat pe notificare și de asta nu, nu poate tot pe canalul meu sunt da, ei acum. Și dați pe Sorin la Constantinescu live. și aveți înregistrare și live. Deci înregistrările sunt cele pe care sunt înregistrate, de acolo sunt multe premiere, de exemplu, care vi le transmite Sorin ca premier și live-urile rămân înregistrate, toate le aveți acolo. Polonia are 0% de la alimente și utilități, România, pentru că Polonia s-a dezvoltat foarte, foarte mult economic, a fost corupția mult mai mică de 10 ori mai mică decât în România, la noi au furat toți și atunci am măresc taxele ca să acopere furăciunile și să acopere uh, foamea asta lor de, de furat și de, de bani. Din cauza asta au tot mărit și au mărit taxele și pentru cetățenii de rând și pentru firme și pentru firmele românești și pentru toți, în afară de corporații care îi trag urechi cu ambasadorii și nu au cum să le mărească și, uh, la ea taxele. Ei sunt un pic ca spirit germanic. Gândiți-vă că Polonia așa cum a fost construită, a fost construită și peste o bucată din fosta Germanie deci asta trebuie să știți pentru că rușii au luat partea de est că ei au respectat pactul Ribbentrop-Molotov, rușii după război l-au cerut să, să să rămână intact adică să-și ia partea care o să se cu nemții și prin înțelegerea de după război Polonia s-a mutat peste spațiul german, are foarte mulți nemți unii au plecat, dar mă rog, spiritul german a rămas acolo și să știți că partidul ăsta, lege și justiție care a dominat piața politică poloneză în ultimii 8 ani prin două mandate legislative al fraților Kaczynski de tipul aur al lui George Simeon sau al lui frații Italiei, al lui Meloni, Uh, au fost foarte riguroși în privința corupției și s-au strâns foarte mulți bani ei, De exemplu, lor le-a cerut NATO să aibă 2% din PIB, minim 2% din PIB, știți, cu scandalul ăsta cu Trancă, domnule, dați minim 2%, și ei au luat 4% din PIB pentru apărare și una, sunt una dintre cele mai mari forțe militare din Europa la momentul, respect, la momentul ăsta. Sunt aproape la fel de puternici ca Germania. Uh, rușilor le e foarte frică să, că e Polonia acolo, adică e una dintre cele mai mari. Și asta vreau să spun, că s-au organizat bine, au redus corupția, au accesat toate fondurile europene, pentru că nu mai fi în corupție ăștia care se uită, băi, eu iau fondul ăsta europen, dar mie ce-mi iese? Dacă nu-mi iese nimic, adă încolo, nu mă mai interesează. Uh, au reușit să bage foarte mulți bani în infrastructură, în, în firme. Sunt companii extraordinare care s-au mutat, uh, s-au relocat în Polonia, mari de tot, știi? Da, Polonia se a dezvoltat foarte, foarte mult în ultima vreme. Uh, Bine, dar știi că acum au pierdut, ăștia deși au luat majoritatea lege și justiție uh, la, în Polonia la alegerile astea care au fost în uh, decembrie, uh, n-au obținut decât 47% da, deși da, au da, fost cel mai mare partid, n-au putut să facă majoritatea. Pentru că a existat o înțelegere, bă, ăștia totuși au luat o razna cu naționalismul lor, pentru că ei impuseseră Curtea Constituțională era numită politic, puseseră, făcuseră zone libere de LGBT și asta deranja cumva filozofia politică a Occidentului și atunci a venit Donald Tusk ăsta, fostul european, care a devenit premier. Mă rog. Ce părere aveți ultimul reportaj de la Recorder cu bătrânii omorâți și care li s-a luat averea? Nu am văzut, am mai întrebat ce m cu altă mai devreme de chestia asta, dar în România după Revoluție se practică, sunt niște hoarde de astea de șmecheri cu avocați cu tot, care urmăresc bătrânii singuri, bătrânii nu singur zice că nu vrea să meargă la zil că îi frică și atunci caută pe cineva la noi în Ardeal, în, Lașicul, acolo la Ineu, să să-l ia în ținere, adică să aibă grijă de el până moare. Doar că ăștia le grăbesc moartea foarte tare și ori își bat joc de ei, ori o moară în chinuri, ori ceva și le au, îi pun după ce au semnat actul ăla că le donează casa sau averea după ce mor ei, după aia se chine să, adică se străduie să o omoare cât mai repede ca să intre cât mai repede în posesia. O să urmăresc nu, da, unii de la recorder. Că le iau pensiile, deci asta dacă au pensie mari, de ce Îi să pun îi... în geam. Da, nu, îi țin ca să, dacă cheltuia la cu el e mai mică decât pensia. Pensia, da. E o afacere până la dacă ai 10 pensionari din ăștia... Grecia când au intrat în Belele, nu, Occidentul i-a forțat în aproape în default și apoi prădată, apoi credeți Că noi vom fi tratați astfel doar pentru că stăm aici în Rusia? nu o să fim, la fel o să fim. Domnule Jicol, de ce nu sunteți la ședința PNL unde se decide soarta coaliției? Glumez? dar vreau să știu despre părerea voastră despre coaliție și comasate. Deci v-am spus că partidele sunt disperate pentru că principala lor locomotivă electorală sunt primarii, să comaseze orice cu alegerile locale, astea pentru primari. Și de asta vor să comaseze alegerile europarlamentare din 2009 cu. cu cele pentru locale care trebuie să fie pe 27 septembrie și vor să aducă primarii să se voteze tot pe 9 iunie de ce? pentru că PNL, PSD și PNL au cei mai mulți primari și atunci are și locul 1 și 2 și ar da semnalul pentru celelalte alegeri parlamentare naționale și prezidențiale din toamnă deci este o jmecherie electorală pentru că lumea nu mai crede în sondaje eu nu mai cred, nu pot să-ți dea pe orice date sondaj pe ori au păcărit și au mințit așa, așa, că nu mai dar cred. dacă vin niște rezultate de la eu -parlamentare și de la locale, atunci bă, ia uite pe ce loc ai PNL-ul, și pe locul 2, ia uite cât este, aici, eu merg în continuare cu pnl -ul. Și de asta se dorește comasarea. Iar cu ședința asta a coaliției, Uh, Ciolauca a pus foarte clar condiția băi, eu fac o masare asta care vă e mai mult vouă utilă pentru că v-am spus încă o dată dacă alegerile locale se fac în toamnă PSD-ul mai fură încă 2-300 de primari de la celelalte partide politice îi mută la ei și atunci au o, o, o tracțiune și mai mare pentru toamnă Cine e foarte interesat să fie pe 9 iunie este PNL-ul, care dacă ar face alegerile europarlamentare comasate cu localele, ar ieși pe locul 2, dacă le-ar lăsa așa cum sunt ele normale, ar ieși pe locul 3 sau 4, după AUR sau chiar după USR. Și atunci Ciolacu ce a pus condiția? Bă, știți care e treaba? Eu vă ajut să vă pun, să vă fac comasarea asta, dar voi trebuie să anunțați că eu sunt candidatul pentru prezidențiale al PNL-ului. Ce, ce, oricum e o aiureală, cum o să dai tu comandă electoratului liberal și știi că am vorbit noi data da. trecută și am întrebat ce ai face și că ți aranjezi ochelarii cu degetul din mijloc, știi? Care ți s-a și rupt între timp că tot ai aranjat ochelarii. <coughs> ai, așa, ai un uh, plasture pe el. Ca în politica românească <coughs> să bată ăștia ca chiori și mamă ce rău s-a bătut uh, ciolacul cu ciucă și cu drulă și lasă și vezi pe unul cu un mic plasture, adică n-a da, murit nimeni. n și murit nimeni, ce everybody și happy da. Domnul Storin, de ce refuzați în mod sistematic să vedeți imaginea de ansamblu, chiar dacă domnul Zicol vă articulează foarte clar situația geopolitică a României, care este incompatibilă cu unele din opiniile noastre? Pentru că eu sunt pacifist vreau să România să fie o țară neutră, sunt convins că Putin are niciun interes să intre în România, sunt convins că politicienii ăștia care tot ne obligă să cumpărăm arme expirate și care nu mai funcționează și nu mai ia pistolul foc, câștigă o grămadă de bani de pe urma noastră și oamenii sunt manipulați și prostiți că vine războiul peste noi și hai să mai luăm niște bani de la gura copiilor și să-i băgăm în tot felul de rachete și de tancuri și de astea. Deci eu nu sunt de acord și refuz să fiu de acord cu general de ăștia pensionari care ne spune hai să ne înarmăm, hai să vine șeful armatei din Anglia, pensionarul american și cumpărați arme, cumpărați arme, pentru că toată industria de armament unde NATO investește trilioane este privată, sunt niște șmecheri în spate care sponsorizează pe Trump la alegeri, pe la alegeri, pe la alegeri și ăștia sunt obligați da să... da de -aia și, e și Trump și a zis, bă, care nu dați banul la NATO, vă scot din NATO, nu mai vin să vă apăr. Pentru că el este sponsorizat o campanie electorală în America, costă câteva zeci, nu zeci, sute de milioane de dolari. Trump nu are banii ăștia. Adică și-a trebuit să-și vândă toate averea. Și atunci vine, nu vine un nene care vinde hârtie igienică sau gumă de mestecat. Vine unul de la armament, vine unul din industria farma și a zis, băi, nea Trump, ia, eu te sponsorizez la alege, te plimb în toată America pe unde vrei tu, ai 100 de milioane, dar bagi-o pe aia cu minim 2,5% din de timp. milioane, Sorin, doar avocații l-au costat 50 de milioane. mă rog, Am dat și eu exemplu, miliarde, a n Și zice, obligă pe aia pe români să bage, chiar dacă ei săraci, chiar dacă PSD-ul a ciordit tot și n-au bani de pensii și așa, 2,5% din PIB, adică 10 miliarde de euro anual din banii României se duc pe armament. Unele expirate, altele nu pușcă, altele nu știu ce, dar să fie acolo, că dacă vine Putin peste noi. Cam asta e teoria mea. Angajații birou erau făcuți prin inteligență artificială și omul a transferat niște sume enorme de bani. Ulterior s-a descoperit că ședința nu exista, era creat artificial. Da, păi nu mă mai mir, doamna Carmen, de e normal. Nu despre ce vorbești, De japonezi, ia, că de vorbeam noi mai devreme că au făcut o ședință la birou acolo și toți angajații erau, de, de fapt, inteligență artificială. Nu vreau să vă referiți la indicele preților, nu la inflație. Eu am spus Andu Popescu că populația României care se uită la televizor și care tu îi spui că inflația e de 7% și știe că prețul i-a crescut de 40%, el nu înțelege că nu știe un om de rând cu clase puține ce înseamnă inflație și cum se calculează inflația și cum se calculează indicele sau așa mai departe. El înțelege prin inflație că a crescut prețul și atunci când iese ciolacul la televizor și spune va mări pensie cu 13% și pensionarul ăla știe că s-au mărit prețurile cu 40%, el s-a oprit cu calcul acolo. Ce bă, mie mi-a dat 13% mai mult la pensie, dar cartofii mi s-au scumpit cu 40% fază au trecut. Și l-ai pierdut de acolo. Nu mai poți să-i spui tu că indice inflației inflație, că e pe minus, că e 0, că e 2%, nu-l mai interesează pe omul de rând. Dar la asta mă refeream eu. Crezi că SUA va conduce lumea sute de ani de acum încolo, cum spunea, cum spunea Neagu Giuvara? nimeni nu poate să anticipeze ce se întâmplă nici măcar peste un an. Este o incertitudine, este un stres politic, economic, intelectual din toate punctele de vedere. Că atâta vreme cât e războiul ăsta, nu se știe ce... Să... Războiul e ca o cameră obscură. Intri, dar nu știi ce o să se întâmple acolo și cine o să iasă viu. Domnul Sorin, am absolvit științe politice. Asta e întrebare pentru Stefan, că el a absolvit științe politice. Și nu mă găsesc de muncă. Ce-mi recomandați? Să vă depune CV-ul pe la Parlament? Pe la... Nu, nu. eu îl întreb întâi de ce a absolvit științe politice. Nu s-a dus cu un cel. Băi, eu fac facultatea asta și... Vreau să mă fac deputat sau dragi senator. Tineri, sau... vreau să vă spun. Când vă duceți pe la o facultate, nu vă gândiți care e finalitatea. Vă mă duc la arhitectură că vreau să mă angajez la nu știu ce firmă care cere arhitecți sau nu știu, medic pentru că vreau să mă duc la nu știu ce spital. Voi n aveți ținte, vă duceți în orb la o facultate și mă vă gândiți ce faceți cu diploma. Da, majoritatea aia. așa fac săraci. Ori trimiți de părinți, ori să facă și o facultate, să duc, nu contează la ce facultate, să fie acolo și nu-i folosește la nimic. Adică e da, dar nici măcar în timpul facultății nu s-a orientat și el băștea dinaintea mea unde s-au dus. Deci eu, colegii mei de la Științe Politice la Universitatea București, facultatea pe care am terminat-o eu în 2004, visau toți să fie în diplomație, toți să gândeau să fie ambasador, consul, să știa de atunci că astea sunt politice și vezi, apropo, că ne miram noi de ce să fie ambasadele și consulatele românești în continuare și să nu fie ale Uniunii Europene. Mirai. Păi da, de ce? Pentru că unde se votează? Unde votează diaspora, Sorin? Unde... Normal. Unde să pun ștampile? După ce nu se închide ambasada, unde să pun ștampile? Păi și cine pune ambasadorul belgian sau olandez Normal. pe ciola cu ștampile sau pune ambasadorul român că știe că dacă iese ciolacul mai rămâne încă patru ani la post? Nu? Da. Domnul Sorin, revin la întrebarea cu plecatul din țară. Mă refer la avantaje pro-contro calitatea vieții. Păi Marius, Oricine știe, oricine vede că în Germania sau în Belgia sau în America sau în Italia sau în Spania calitatea vieții e 100 de ori mai bună. Adică acolo nu mori pe treptele spitalului niciodată, nu ai cum să mori, pe, nu te lasă mori ca un câine pe treptele spitalului. Servicii medicale, școala, sistemul de învățământ, deci n-ai termen de comparație cu calitatea vieții în România față de, față de altă țară. Dacă mă întreb de calitatea vieții, parcă n-ai stat în România sau nu știi de... Eu am crezut că mă drep din punct de vedere financiar. Și, și acolo, dacă ești, ai o meserie foarte bună, poți să uh, câștigi foarte mulți bani. Chiar vorbeam cu, uh, tot așa, la un podcast cu cineva despre școle profesionale. Uh, un sudor în Germania care studiază metale de astea rare are și 10-12.000 de euro pe lună salariu. Uh, dar nu mai există școli profesionale sau cursuri care să-l pregătească pentru acest. Uh, Job. La noi sunt cursuri de digital marketing, cum să fii macho man, cum să nu știu ce să faci, cum să vinzi pe Amazon. Nu sunt cursuri care într-adevăr să-ți ofere o meserie uh, reală și care chiar poți să faci banii uh, serioși și să-ți întreții o familie. Nu poți să-ți întreții o familie pe termen lung dintr-un forex, uh, te întreabă socrul, bă, dar tu ce faci? Păi eu fac trading pe calculator, urmăresc grafice, dau 150 de dolari abonament pe lună și unul specialist în forex uh, pariază acolo pe monez de astea internaționale și eu îl urmăresc, eu fac copy-paste, asta e jobul meu, e foarte bun. Te-aș lua imediat de, de genere. Bună seara, sunt în Germania de 15 ani, am votat corect și la timp prin poștă, dar am primit acasă o scrisoare cum că votul meu a ajuns la cu o zi mai târziu. Eram hotărâtă să nu mai votez niciodată. Nu vă descurajați, doamna Elena, cum am spus și eu. Și eu am fost ani de zile, n-am fost la vot și îmi pare enorm de rău singura noastră șansă și ultima acum în 2024 este să uh, ieșim toți la vot și să votăm partii de noi și oameni noi, indiferent cu cine. Nu susțin nici pe Joșoacă, nici pe Simion, nici pe Partidul Oamenilor Tineri, nici pe Partidul Patrioților, nici pe Partidul din Diaspora. Votați cu cine doriți dumneavoastră, dar nu mai votați cu hoții care ne-au distrus țara până acum. Și dacă ieșim toți la, la urne și o să facem un 70% participare la vot, îi rupem pe ăștia în două, îi rupem pe în nu, nu o să mai auziți de ei niciodată în viața voastră. Dispar de pe politică, complet. Le cad aranjamentele de cumpărare exact, a, a de, voturilor. Exact. Vă mulțumesc, domnul Sorin, pentru răspuns. În momentan sunt în Ungaria, am dezvoltat pe 10 hectare sere și vă spun Domnul Sorin că aici în Ungaria te ajută să te dezvolți și te încurajează. Știu că am făcut, am făcut, vlog cu fermierii de, cu ferma de vaci, cu prietenii mei de la Șicula și mi-au mi dat și ei exemplu și au comparat subvențiile care se dau în Ungaria cu subvențiile care se dau în România. În România se dau subvenții pe cap de vacă, pentru că toți șmecherii uh, afiliați politic au mii de vaci înregistrate pe hârtie, dar de fapt ele nu sunt în realitate, nu există și atunci așa au bani uh, pe vaci respective. În Ungaria se dă pe litru de lapte predat către procesator. Acolo nu poți să faci șmecherii cu vaci, să le lași pe deltă, decât ori a fost în delta la pescuit. Erau mii de vaci, sute de vaci pe câmpuri abandonate și ăla care le avea și în acte lua bani de la statul român în fiecare, în fiecare an de, pe subvenție pe cap de de vacă și nu verifică nimeni fără absolut. Fără să le mulgă, fără să predea Și ia, de la statul maghiar ia subvenție pe, pe, litru de lapte predat. Deci automat se vede că ai muncit cu vaca aia, că e -ai dat de da mâncare, să că ai avut grijă de ea. niște aranjamente și niște jmecherii. Ca, politicienii noștri fac legile de așa manieră încât să convină unora, să favorizeze. Deci nu este o lege echitabilă. Și, ca, și în interesul statului. Că de asta trebuie să avem foarte mare grijă cum separăm politicianul de stat. Nu întotdeauna politicianul ține cu statul, el vrea să compromită statul și să profite după urma statului. Ce părere aveți despre legea necreștină a Greciei de a găstori pe cei din, de aceeași de sex? Eu, sunt foarte dezamăgit și credeam că Grecia e o țară ortodoxă și creștină și sunt foarte dezamăgit de legea asta și cred că și grecii de rând sunt dezamăgiți, dar uh, au cedat uh, presiunilor uh, externe. Sper că România din, să nu facă aceeași greșeală. În ce Grecia este în Uniunea Europeană și acolo există o legislație supremă care garantează căsătoriile între persoane de același sex, Grecia n-a avut ce să facă. N-are decât varianta de a ieși de din... Noi de ce nu garantăm? Păi o să vină și la noi, că de curând o casă nu masă Borduri. E, iese, nu este da, pentru, pentru Ciolacuș nu este pentru Iohani este pentru gay. Eu am fost plecat patru ani în Germania, acum situația s-a înrăutățit, prețurile sunt într-o continuă creștere, salariile aproape stagnează. Da, situația în Germania e proastă de mult. Da, ani. am văzut -o, oficial că au intrat în recesiune, acum două zile am văzut. -a da, a da, zile. da, pe asta zic, și Germania și Japonia. A, nu, Germania în al doilea an, a fost și anul trecut în recesiune. Și a fost acum vreo știre, acum vreo două, trei zile. Și, uh, și uh, uh, Anglia a intrat în recesiune de asemenea. Încet, încet intră toate, pentru că e o criză economică mondială, circuitele comerciale sunt îngreunate, blocate sau, eu știu, jmecherite și de aici și plus puterea de cumpărare din ce în ce mai... A avut dreptate, domnul Sorin, că cei ce stăpânesc o meserie bună pot pleca din țară, dar cei fără o calificare vor va fi o olot... Așa este, Nicușor, eu am spus asta de multă. Meseria, cum au zis bătrânii noștri și cu asta am crescut cu vorba asta la țară, meseria este brățară la de aur. În momentul când ai o meserie învățată ca lumea, nu ți ia nimeni, nu mai stai la cherem unora așa, altora, este... deci <coughs> e disperare, toată lumea care uh, își renovează și construiește ceva acasă, caută un meseriaș bun plătit pe bani mulți de tot, adică un meseriaș bun se plătește cu multe mii de euro pe, pe lună dar toată lumea vrea să vândă pe Amazon, toată lumea vrea digital marketing toată lumea vrea să crească Bitcoinul la un milion și, tu mai să și nu, mai, muncă, să nu mai poți să-i pui la muncă să mai înveți o meserie Nu mai există muncă cu, cu mâinile L-ați auzit da. pe un general serios spunând că România în următorii ani va fi depopulată de România, adică populația României va fi înlocuită. Păi am văzut studii demografice de sociologi, dar a zis că dacă în ritmul ăsta mai pleacă românii din țară și vin alții și anumite entități etnii se mulțesc și fac câte 10 copii, în 2050 România va fi populație minoritară în România. Stat statistică dată de sociologi de... am zis data trecută, Sorin, că nu-i de mirare ca peste 200 de ani să se audă dacă am trăit și am trăit timpurile alea, să auzim că Ștefan cel Mare a fost nepalez sau filipinez sau din sau Sri Sri mai bine. Dacă ăștia vin și devin populație majoritară, își face istoria potrivită și să zică că aici a fost Ștefan cel Mare, Sirii la din dintotdeauna și că a vorbit Sirii la încheza lor după acolo. Domnul Consescu, sunteți total împotriva lui Joan. Eu sunt nehotărât azi, dar dacă sunteți atât de vehement, vă rog numiți un om care considerați că merită și are calități. Păi hai să vedem Daniel, să așteptăm un pic să vedem cine candidează. Eu încă nu știu cine candidează și după aia o să spun. Uh, o să spun uh, cu nume și prenume, după ce știu toți candidații, o să spun votați-l pe X sau pe Y sau dacă văd că sunt toți uh, puși de anumite grupuri de interese sau de mafioate sau așa, o să spun nu votați cu niciunul, că nu-i bun niciunul, dar o să spun, o să-mi exprim părerea clar și răspicat după ce se anunță oficial toți candidații la președinția României. Da, Sorina are dreptate să așteptăm un pic să se anunțe toate candidaturile. La momentul de față, Joana este de departe cel mai pentru care o experiență. e singurul, Joana e cel de... mai bun că singur, e singurul care s-a exprimat. Stai să spun din două considerente. Una pentru că este garantat de o instituție mondială foarte puternică, vorbind de NATO. Păi ce -a NATO votați-l pe Joana Păi dacă îi dă voie să vorbească asta ți-am spus că l-ar fi zburat păi, de acolo Nu e adevărat pentru că el, el acolo e, e pus doar că România să cumpere arme și care are poziție geostrategică dar el acolo nu face absolut nimic azer, nu are niciun fel de putere de decizie, nu este executiv, este o chestie onorifică dată României că e aici uh, într-o poziție foarte geostrategică. Dar este el e acolo... Eu te-am întrebat altceva. Are voie să vorbească în numele NATO? Că el e secretar general... Dar n-a vorbit nimic concret în numele NATO. Dacă ascult discursul păi, lui, n-a vorbit concret dacă absolut nimic. că e secretar general și că au păi venit asta este, și a venit o la la mine la birou, la mine la birou, la NATO adică a venit. Și au spus mulți, a zis și ăsta, Tudose, că noi că mergem la Bruxelles, trecem și pe la Joana pentru că e din, îl cunoaștem, e colegul nostru, fostul nostru coleg de partid, că uh, NATO are birourile la Bruxelles și dacă îi primește pe ăștia, zicem că toată lumea vrea să se laude la el în țărănia lui. Da, e și greu ca că s-a rugat NATO, a sunat și la Oprișan, a sunat și la mine, a sunat și la uh, Țibul că să-l primi la podcast Așa de, vot... E greu accesibil, John, e foarte greu foarte... Că se roagă de toți în genunchi să-l primească la podcast Să se mai pare și el pe la televizor că fiecare vot contează și orice candidat Umblă după fiecare vot Cum a umblat și după voturile lui Vântu, Când avea realitatea, te de și pățit-o Și acum văd că face la fel E disperat să apară pe la podcast-uri Dar gândește-te la altceva, așa El și-a măritat singura lui fată Cu miliardar american Omul ăsta nu cred că m-a interesat să mai fure Pe mine asta mă interesează foarte mult Ce se dea miliardarul? tu îi dai bala cu scru? Dacă se mări de copii, se dar nu mă interesează. Majoritatea fură pentru stă cu nevastă să acum necum n-a divorțat despre de sebiră de ciolacul, de neac și de toți ăștia care au renunțat la neveste și au luat amante de de dragneac. Că asta era regula în PSD. Tu n-ai că e o modă acolo? Îți lași nevasta cu care ai trăit toată viața și ți o amantă tânără de 20 ceva cum era dragnea cu aia, care cum a ieșit din politică, l-a și părăsit. Da, normal sau Irina Columbeanu, bine, la nu era cu politica, dar tot pe tiparul ăsta, știi? Îl auzeam săracul, a fost, vorbea cu ăla, cu Țancă, Uraganul, a ajuns ciuca bătăilor, și ba joc toți el, îl cheamă toți îl cheamă pe acasă, îi dau să mănânce, să bea și spune tot felul de prostii și să mirați sangă cum a pierdut el 150 de milioane de euro sau de dolari, habar n -am. El n-a avut niciodată banii ăștia, nici măcar 50. A avut vreo 15-20 de milioane care taxa au fost securiți și a ciordit și s-a răzbunat uh, soarta pe el pentru că el a băgat pe taxul la azil și a ajuns și când îți spui părintele la azil, când tu ai milioane și te prim cu curve și cu bentle și tu duci singurul tată care îl mai ai, îl duci la azil. Asta păți și el, uh, karma, nu? Să știi că, să el știi știi că... niciodată n-a făcut o afacere în viața lui, n-a produs un leu în viața lui, singura lui calitate a fost ca a cheltuit banii lui Taxo, cu curve și cu prieteni ăștia care sunt prieteni cu tine doar în momentul când ai bani. Când n-a mai avut bani, au dispărut toți din jurul lui. Să știi că Taxo a avut exact postul meu de director general la guvern. Știu că a fost securist pe la Ceaușescu. Dar eu nu sunt securist și nu cred că sunt nici potrivit să fiu securist, că vorbesc prea mult. Uite, țin acum un, un pot. Nu, tax. dar cu el, cred că nici nu mai e sănătos, dacă el spune public o odată a spus, i-a mai spus cineva de 150 de milioane, și cine a scos prostia asta cu 150 de milioane, și acum vreun an sau doi, dacă cauți pe internet, a spus că nici vorbă, n-a avut ația bani, că e o speculație, și acum la țancă i-a confirmat că a avut, de fapt, și că a pierdut. Pe ce ai pierdut 150 de milioane? Pe 3 Bentley-uri, 2 vile, 4 curve și 6 astea, că nu poți să cheltui, adică n-ai cum fizic, un om care e deștept și a făcut afaceri și știe ce înseamnă valoarea banului și cam cât costă serviciile și asta, știe că n-avea cum să cheltuie Rinele 150 de milioane. Da, asta e un exemplu pentru societatea românească. Știi că era și Ilie Alexandru la de la... Da, cu, bine, tot așa, după Revoluție, așa da, așa cu turnul Eiffel. Zicea cu... că s-a îmbogățit, a dus, o, a dus o, a dus o roată o de cașcaval la Istanbul și a vândut-o, s-a întors și a luat două. Mă tot gândesc așa. că roata aia de cașcaval o mânca oricum pe drum, că la vremea respectiv, tip făceai trei zile până Normal. la Istanbul. Nu erau curse de avion. Da, Apropo mă rog. de imobiliare, grupul Austriac, austriac Signa, probabil că Sigma, a intrat în faliment din cauza ratelor și miliarde în datorii și culmea ei se ocupau de imobiliare de lux, aveau galeria Karstad, Gadeway, blocul Cristaler și tot ce e posibil, adică ce părere aveți de moartea lui Alexei Navalny? Am discutat prima jumătate de oră, dacă derulați după ce terminăm podcastul, prima jumătate de oră a fost dedicată lui Navalny. Dacă aveți o întrebare punctuală, a, referitoare no, la... Ce părere avem, dacă avem părere bună sau părere proastă. Eu... Puteți explica faptul că în Belgia, într-o localitate de 60.000 de locuitori, sunt cel puțin 50 de fabrici cu peste 5.000 de angajați și nu mai înțelegeți greșit că nu în România s-a învințat hoția. Nu am înțeles întrebarea. Puteți să că în Belgia, într-o localitate de 60.000 de locuitori, sunt cel puțin 50 de fabrici cu 5.500 5... 5, ori 5 25. Da. Să nu mă înțelegeți greșit că nu în România s-a învințat hoția. Adică da, e hoție da. în Belgia că sunt atâtea fabrici sau... Eu nu înțeleg întrebarea, deci nu... Da, fiți mai explicit reveniți. Întrebarea pe pentru domnul Șicol. Câte șanse are Eugen Teodorovici să ajungă la Cotroceni? Depinde cine să prezintă, ce contra candidați are și cine îl sprijină pe Eugen Teodorovici. A fost la Sorin într-un podcast, găsit podcastul înregistrat. E un om destul de articulat, destul de inteligent. Dar contează foarte mult în România sprijinul pe care îl primești, dacă n-ai sprijin, dacă n-ai bani, dacă n-ai, eu știu, chiar și servicii care să te ajute cumva, adică sau să zică, bă, ăsta ne, ne interesează ce spune ăsta, că se potrivește cu ce vrem noi, știi, servicii românești, nu vorbim de servicii chinezești sau rusești. De o ce întrebare pentru două și colegat de cafele, ceaiul negru este bun, îl beți? Nu, nici, nici ceai bești ce au băut strămoșii voștri, oameni buni. Vin. Ceai de... Nu toți strămoșii beau vin. Po poate să bea și vin, dar așa la e destructiv că strică neuronii. Beți ceai de mentă, de tei, de mușețel, de coada calului, de sunătoare, de gălbenele, de lumânărică. Deci astea erau ceaiurile pe care le-ar le, -a, le -a beau strămoșii voștri și voi sunteți construiți pe astfel de substanțe din ceaiurile respective. Nu mai beți voi ceaiuri din Chile, că n-au fost strămoșii voștri în Chile sau în China sau nu știu pe unde. Acea speculație că Rusia ar avea pe orbită o armă nucleară o fi adevărată? Da, deci există două chestiuni total diferite. Există propulsie nucleară și Putin a anunțat că una din rachetele sale pe, la care lucra, a anunțat acum vreo câțiva ani, care are niște arme secrete. Una este Poseidon, o armă nucleară care merge până apă, până ocean și face un val de 100 de metri cu care poate să măture, de exemplu, Marea Britanie. Și altă armă este o rachetă cu propulsie nucleară care poate să stea permanent într-un circuit în jurul pământului, care e foarte greu de monitorizat și care poate să cadă la o comandă oriunde. Cu, oriunde. Deci asta e vorba de propulsie de și e vorba, e vorba de, sau e vorba de, de încărcătură, deci sunt două elemente diferite. Acum nu știm dacă ăsta este pericolul, dacă nu este cumva un alt pericol care ne este ascuns, că este mult prea grav și ar intra omenirea în panică, de obicei astfel de secrete să desecretizează după 30, 50, 100 de ani și de-abia atunci aflăm despre pactul Molotov-Ribbentrop, am aflat de-abia după Revoluție, despre Ialta și despre înțelegerea de la Ialta că România a trecut în, în sfera de influență a URSS-ului, am aflat tot după Revoluție, în mod oficial, pentru că nu știu nimeni. Deci s-ar putea, într-adevăr, ai stat o o panică în pe, în, în alta în establishment establishmentul american săptămâna asta că rușii au făcut ceva. Acum po, e posibil ca Putin să-și pregătească și campania electorală că el pe 17 martie acum are campania electorală. Are și are emoții și... la ce contra candidat are că nu o să mai da, iasă. Da, dar el vrea să iasă cu mulți în tradiția rusească. Oricum ei fac cu voturile ce vor ei, că doar e dictatură. Da, pot da. să voteze... Și, deci, de lumea. Există încă o dată, există propulsie sau există încărcătură? Poți să ai și propulsie și încărcătură, poți să ai doar propulsie. Acum e foarte discutabil. Au mai fost astfel de experimente, nu, mă rog, prin presa occidentală s-a vehiculat ideea că o explozie nucleară în spațiu ar perturba funcționarea prin. Pulsul ăsta electromagnetic de la explozia nucleară ar perturba funcționarea sateliților. Și, cum Occidentul are foarte mult sateliți, s-ar -ar vedea imposibilitatea de a comunica cu submarinele, cu uh, alte entități, adică Statele Unite n-ar mai putea transmite pe partea cealaltă a Pământului. Și, uh, dar, uh, pe de alt, în altă ordine de idei sau în altă gândire, și China are foarte mult sateliți. Și atunci, fac și uh, sateliții chinezi, uh, chinezești. Deci e foarte discutabil, nu avem elemente, este o nebuloasă și oricum războiul spațial e foarte periculos. Au mai existat astfel de experimente nucleare în spațiu americanii au detonat prima bombă nucleară în spațiu în 1962 și mă rog, consemnările sunt că deasupra Pacificului și ăștia din Hawaii au rămas toți fără electricitate pentru că pulsul la electromagnetic a perturbat toate rețelele electrice, dar și rușii au făcut pe urmă, adică au mai fost experimente. Bună seara, așa, vă salut cu respect. Cum vă explicați că INSE a spus că Institutul Național de Statistică înseamnă, a spus că avem creștere economică de 2% fiind introduse taxe noi, de scumpiri, ce să mai zicem. Păi gândiți-vă că și la INS sunt oameni puși și tot politic și spun ce îi place la ciolacu. Să audă că România a crescut economic, că nu mai putem de bine ce o ducem, că nu avem ceva ce cu banii, că avem numai de sus și numai Ferrari și așa mai departe. 31 februarie, care 31 de februarie? Vai! Dacă e pe 31 februarie, e bine. Pe 31 februarie, cică. Care e 31? Domnule Constantin acesta are 29 de zile luna februarie. Nu a zis nimeni, am zis 29. Nu, eu am zis 31, dar am zis la mișto, adică am zis de vreo 10 ori și când repet aceeași chestie de 5 ori, e clar că zic în glumă și că păi, să fac o glumă. Nu... Păi nu mai face glumă, dar asta cu uite lumea o ia în serios, știi? Asta e uh, dureros Problema... pentru cei care au luat-o în serios. Pentru păi că, te pentru un cei om care serios? Arăs, de... Pentru ce... Nu, din contră, mă știu un om pontos, eu fac ponte multe pentru cei care au luat-o în serios este dureros când au înțeles că era o glumă de-a mea chinezii fac drumul de la Pamir și au termen doi ani să fie gata pe Pamir nu știu ce drumul ăla pe Pamir da, pe munți fac uh, dar uh, încă ceva Acum taiwanezii lucrează la o știi că e posibil numai să nu ceară studii de fezabilitate de la firme românești că atunci nu-s gata nici în 20 de ani uh știi că e posibilul, există posibil conflict cu Taiwanul și Taiwanul lucrează acum la niște arme cu care poate să atace barajul ăsta, cel mai mare baraj din lume barajul celor trei de file, după fluviile astea chinezești dacă se dărâmă barajul ăla 200 de milioane de oameni sunt inundați și e wow. posibil să moară, deci e un risc foarte mare pentru chinezi, știi? da, da, da. Am o întrebare dacă Uniunea Europeană dă atâtea de fonduri milioane de euro dacă de ce nu controlează ce se face cu acei bani la fața locului? pe teren, pas cu pas. Păi N-au suntem am... oameni care să facă nu, chestia asta. Am asta am întrebat și eu ce se întâmplă. Dar după cum ați văzut uh, în, Ro în România, vreau apă? Nu, am, 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 aici. am, 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 Ștefan, Ștefan am, 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 am deci azi, ați văzut ce s-a întâmplat. Uh, directorul Microsoft a fost o știre care a circulat săptămâna trecută. Directorul Microsoft din România a fost condamnat la șapte ani de pușcărie că tot așa a furat a, directorul Microsoft -a furat land, Microsoft -a furat care e cea mai puternică companie din lume, deci gândiți-vă că așa cum Microsoft n-a găsit un om de doamne ajută să caute cine vrea în presă în știri pe Google așa cum Microsoft nu și-a găsit un om de doamne ajută să-l pună director, reprezentantul lor aici, așa și Uniunea europeană are tot felul de lichele, v-am spus că ăsta Tsuțuianu, fostul baron de la Dâmbovița, care acum e secretar general ajuns la guvern, spunea că vin ăștia de la Uniunea Europeană și las că ies eu cu ei și mă duc eu la o masă la și Gagici, îi vrăjesc eu și îi nebunește. știi? Vă aduceți aminte de baroana Nicholson din vremea lui Năstase, care da. tot așa o corupsese răștea marea baroană și Uniunea Europeană pare niște indice aici, dar nu prea poate să-i verifice, nu are oameni cu care să lucreze. La fel cu certificatul de limba italiană a domnului Victor Moraru, al domnului Victor Moraru de la Un live oameni de afaceri din UK despre bursă, platforme de investiții și legislația afacerilor în UK, puțin educație financiară, sunt prea puțini, Vlad, tu dose ca procent ca să mă duc eu în UK sau să caut oameni de afaceri acolo. Adică nu, nu e un procent relevant sunt cam 5% din abonații mei din, din diaspora și din care 5% poate 1% e interesat de ce spui tu, deci m-aș adresa la 20 de oameni. Un live cu am citit, bună seara. Bună seara și bun găsit domnule Sorin Constantinescu, bună seara și bun găsit domnule Ștefan Jicol, bună seara bună seara, Ileana seara, bună Seara, bună seara, bună, bună seara. seara, Ileana, întreabă-ne întreabă -ne ceva serios, asta bună, bună seara. seara. Pe Eu, Casian, bună seara, mai mergeți cu Damian în Filă într-un tur într-o țară străină? Te Avem pregătit acum în primăvară să mergem la Paris să vizităm cim cimitirul Perlașes nu știu, prioabil în aprilie, în mai, iunie, în unul nu știu. Dintre cele mai mari alături de... Montparnasse e un cimitir tot așa cu foarte multe personalități mm. Danielovski, întrebare, de ce China nu încearcă să tea lovitura de stat în România și în alte țări foarte sărace cu banii lor ar putea câștiga un teritoriu mult mai rapid să mituiască politicieni? Să vă spun ceva, spre deosebire de tactica cu care a fost învățați până acum, cu care au lucrat uh, Rusia și Statele Unite să-și facă partide politice, să, cumpere poli să aibă proprii politicieni instruiți și pregătiți, China lucrează cu materialul clientului, adică găsește politicianul corupt sau uh, fisura în instituția de stat și acolo acționează, ei nu investesc cu un politician. Ei găsesc politicianul deja construit care ori e dezamăgit de, uite, de exemplu, Victor Orban, în opinia mea, care a fost, el a fost bursier Soros, a fost plimbat la Cambridge, a fost în Statele Unite, era practic omul Occidentului. Și pentru că omul a vrut să rămână în continuare la putere pe sistemul oriental, a zis, bă, dar de ce să plec eu cum vrea democrația după 4 ani, după 8 ani? a rămas în continuare și a, fă, a preluat sistemul chinezesc. Hey, astfel de oameni care nu vor să plece de la putere pe sistem democratic și vor să rămână în continuare sunt preluați de chinezi. Deci China are un alt mecanism, nu funcționează cum a fost obișnuit până acum cu America și cu Rusia. Deci cam asta e explicația. Ileana uh, Vasilescu, mă rog, mai salută pe cineva. Marius Sinti, bună seara. Aseară domnul Cristoi a afirmat că celălalt este în grațiile ambasadoarei SUA. Da, Cristoiu are niște opinii care de multe ori se dovedesc adevărate, el are și o experiență politică și publicistică și din toate punctele de vedere, mă rog, are și istoricul ăsta că l a lansat evenimentul zilei în care avea titluri de genul găina care a născut pui vii ca să cumpere lumea pe evenimentul zilei, pentru că în același sens, nu știu, și de multe ori ambasadori își exprimă simpatiile pentru a-i, adică nu sunt reale, pentru a-i compromite. Cristian Socol, domnul Jicol crede doar în dragoste și muncă, adevărat, nici măcar dânsul nu mai crede în căderea guvernului i-au crescut în așteptarea căderii guvernului. Dar și mie, probabil că nu s-a copt. Știți că într-un pom, dacă o pară sau un măr nu se coace și lei de verzi, și muși din ele ți se strepezesc dinții. Probabil că Ciolacu și cu echipa lui, ca să nu zic gașca lui, nu s-a compromis destul și mai sunt mulți naivi care cred că ar fi bun să fie votați la toamnă și până nu se compromit, probabil că nu-i schimbă. Dar vă spun încă o dată, se apropie alegerile europarlamentare din 9 iunie care sunt sigure și uh, nimeni nu o să vrea să-l scoată pe cu câștigătorul sau organizatorul alegerilor, pentru că e clar că PSD-ul va lua primul loc și nici nu vor să lase cu să facă listele de europarlamentar, pentru că asta contează foarte mult. Ei sunt în PSD-ul, sunt în grupul socialist, care e al doilea mare grup din Parlamentul European. Sunt niște chestiuni foarte importante acolo. Elo, nu credeți că firmele de recrutare forță de muncă din India, Bangladesh, Vietnam, Africa, nu ar trebui să răspundă niciun fel toată avalanșa asta de imigranți. Să răspundă niciun fel toată avalanșa? Cum adică să nu răspundă niciun fel? Să răspundă și ei, probabil, de ce ne trimit imigranți, dar păi noi nu vrem. avem. Nu, nu mai vrea vrem. nimeni să muncească. Adică am, au ajuns imigranții să facă munci care românii nu le mai fac. Cum s-au dus românii în Germania, în Italia și în Spania ca să facă munci care spaniolii, englezii, nemții n-au vrut să le facă. E aceeași situație. Cum am plecat noi în Anglia, în Spania, în Germania, unde mai suntem, asta fac indienii și pakistanezii la noi. Sunt, fac munci care, uitați-vă de exemplu la Glovo, curieri. Păi vezi săracii pe fric, cum a fost toată iarna asta, pe o bicicletă de aia mărâtă, cu un rucsac de la în spate, morți de fric, cu mânuși pe... Așa, păi a vreun român să facă chestia asta? N-a zis niciunul. Deci noi cerem, nu că ne trimit Normal, noi vreun... cerem. Eu am căutat acum vreo trei ani de zile, am căutat uh, 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 grădinar și menajer, un cuplu cu casă, cu mâncare, cu cazare și vreo 1000 ceva de euro pe lună salar. Români am găsit, a trebuit să aduc din Bali. Dacă aveam români, îmi convenea că ea din Bali, nu vorbeau nici engleză, nici românește și m-am descurcat foarte greu cu ei. Dar asta a fost, n-am avut de ales, dar n au venit, au venit o familie da. din Bisisa care uh, el era bețim și mi-a aruncat chiștoace pe pe gazon și după vreo trei luni zile au zis că le-a luat foc casa sau că au venit vântul și au dat acoperișul să le dau 200 de milioane să le trag din salar și după ce le-au dat bani au plecat la bisea să repare acoperișul și nu au mai venit nici în ziua de azi înapoi. Da, deci așa... Și oameni bătrâni, adică oameni la 60 de ani, ai crezut că serioși, că sunt... S-au dus în altă parte de unde să mai ia 200, 20 de mine. milioane. exact, am cu sărit că au un, Am sărit un mesaj al unui Nicușorinița, în cer scuze, oare nu ar fi bine ca statul să ofere niște beneficii diasporei pentru a încuraja să se întoarcă în țară o investiție păi pentru asta viitor? De asta de zile. Că... Dar stai puțin, statul a investit deja în diaspora asta, că i-a școlit pe oamenii ăștia, au făcut niște școli aici în România. Nu, dar dacă diaspora nu e convinsă că ar duce o la fel de bine măcar ca afară unde este, n-ar avea niciun motiv să întoarcă. El zice în sensul că le -ar, eu dacă aș fi președinte României sau prim-ministru, aș da o lege în care aș spune că toți care se mută din Anglia, din Italia, din oriunde, 5 ani de zile nu plătesc niciun fel de impozit dacă îți deschid o afacere și creează minim 10 așa locuri așa. de muncă. Și știi ce aș face, s aș muta în Italia o lună și aș veni ca să iau păi 5 nu. ani. S-ar muta toți românii nu. în Diaspora înseamnă că ai acolo ori cetățenie, ori domiciliu, Aia. rezidență fiscală, care de așa ușor, rezidență, adică nu deci chiar așa după Nu te pune cu românul, să știi că are niște jmecherii de stamina. Nu, dar omul, dacă nu-i dai motivație, nu face. De ce să vină în România? Nu, să ei își nu își pierde bănuții care au muncit pe ei 5 deci ani în Occident el nu, sau 10 nu ani, vine, sau vine în România. Sorin, nu vine în România pentru că instituțiile nu funcționează. Că să duce la poliție, e luat la mișto, se duce la spital, e luat la mișto. Nu că e luat la mișto, s dar e să și pagă, știi? Păi asta zic, e luat la mișto. Ori nu te bag în seamă, ori trebuie să bagi până în buzunar și atunci la ce să vină în România? Că ele sau s-au degradat și instituțiile occidentale, dar totuși e diferență de la cer la pământ. Așa, zice tot O mulți nu par nici bun de muncă și nici prea sănătoși. Dar știu o legislație și unii fac bani buni, însă deja sunt foarte mulți de ăștia noi veniți după Nasia, Africa. Da, deci sunt foarte mulți, dar noi îi cerem, noi avem nevoie, firmele au, oriunde te duci, m-am dus la o, un hotel pe la Sinaia și erau toți angajații, erau din Nepal sau nu știu de unde. Da, și noi avem la Miro, de vreo 2 ani de zile avem din Sri Lanka, vreo 30-40, nu mai știu cum se la și housekeeping. poliții și Uh, medici până la urmă și arhitecți veni tot din au venit tot din țările astea. Am înțeles că din martie de când intrăm în Schengen pe calea aeriană o să vină vame și sau polițiști de frontieră austrieci ca să fie, fie sigur că nu nu facem ciordel și combinații. Nu -o, o, <laughs> o să vină și vrei să spun ceva o lună nu să se fure și porum, o să învățăm și pe aia să fure că omul e foarte ușor. Corupție e un diavol ca și cafeaua, ca și țigarea. Thomas de Hurum, cum comentați comasarea și necomasarea trandafirilor roșii cu lei grei mascați în teatru? cine lei grei? Uh, lei grei, cred că de PSD vorbești de PNL. Mascați în teatru și cu portocalele. A, ah, PNL, PDL. Ah, mai există PDL? pdl după cum știi, uh, a, a fost PSD-ul uh, cu pnl -ul. Nu, a fuzionat în uh, 2016 cu PNL-ul și s-a numit PNL, dar au trecut de la liberale europene, au trecut de la, la populare pentru că PDL-ul era în, în popular europeni, în grupul popularilor europeni. Și toți ăștia care au venit, Blaga cu Flutur, care era și la PDL, fusese la PNL și, mă rog, a venit așa și cu toți ceilalți cu ăsta de la Arad, cum îl cheamă ăsta, cu operațiile estetice, cu Zitu, că știi, de, de la o. Arad? De la Arad, da Operații estetice? Unul care tot iese la, a fost el primar Cum e europarlamentar, PNL Că are operații estetice E falc ăla, dar de falcă la da, exact, dar da, a, falcă, -a da. Aradul L-a făcut praf Aradul Dacă te uiți da, la Arad, Arad la... Acum e după de... zici că e după bombardament Așa arată Aradul din cauza lui Falcă Deci, așa Alin zice, Joana al doilea dulap Deci, haideți să vă spun ceva cu Iohannis oh. Nu, permiteți mi un pic să să spun și eu părerea mea. Sorin, aici știi că suntem într-o democrație nu, și... Nu, da, ea 10 ore când vorbim azi de Joana Firat... Nu, nu, vorbesc de, de Iohannis, vorbesc de Iohannis acum. Hei, relaxează-te, vorbim de Iohannis. Haideți să, ne, să vă spunem ceva. Eu cred că numirea asta pe care a făcut-o o zi... Alianța asta care s-a pus la cale în 2021, noiembrie, în 2021, între PNL și PSD, nu a dorit-o Iohannis. A fost pentru el o, o, o groază, o nenorocire, o, o, o ceva care i-a fost impus de afară, pentru că s-a vrut stabilitate, bă, haide să suntem acolo în coasta rușilor, e război cu Ucraina, haide să facem ceva. Eu nu cred că el și-a dorit vreun pic și acum există două, două chestiuni. Ori el este într-o de, într depresie continuă de atunci și haide să-l luăm și partea umană. Pentru că el după 10 ani în care a spus că PSD-ul... Dulapul e obiect, nu este om, Nu are cum să fie uman. Nu, asta e porecla lui Iohannis, dulapul. Deci, păi să da, dar da, dulapul e un obiect casnic. Da, dar haide să, să, vedem, să vorbim așa serios. Deci uh, Iohannis eu cred că este într-o depresie, că numi, uh, a numit pe de la anumite mare depresie are. Așa. Și în Africa să și, se vindece. Și încă ceva, nu cumva el stă la umbră și nu mai se deloc tocmai ca să nu mai zică lumea că el face tot aranjamentul Normal, ăsta de el merge până Africa, până Asia, până Asia, până fost în... de milioane, pă... Da, asta toată lumea a fost. Ce există vreun președinte care să nu fi fost? Ca el nici nu s-a plimbat niciun uh, președinte post revoluționar și în țări astea în care nu avem nicio legătură economică, Acum, politică, militară. Pe radarul african, da. știi? Așa, în deci sfârșit. dulapul e dulap, nu e român, nu e om, e obiect, nu e Așa, nimic. Așa, în sfârșit. Mihai Teja, dețin un teren ce se află fix lângă drumul expres Pitești-Craiova, drumul în parte terenul în două, pe care aș dori să-l să amplasez un panou publicitar, pe care ulterior să-l închiriești. Ce părere aveți? Foarte bună ideea, Vedeți că e o mafie aici cu panouri publicitare, sunt câteva firme în România care dețin panouri publicitare și e, vedeți cu autorizațiile cum este și vedeți ce bani primiți, pentru că majoritatea banilor primesc cei care intermediază și firma de, de publicitate. Noi ca proprietar de panou publicitar nu o să încasați mare lucru. Diana Șerban, care domnule Jicol, Delfinul Negru este știută ca fiind cea mai cea pușcărie din Rusia. Nu că așa sunt toate. Deci zice că Delfinul Negru am dat un exemplu prost că așa. Într-adevăr sunt canibale, acolo sunt cazurile cele mai periculoase. Poate ne spuneți ceva și despre minunata închisoare a micilor noastre a Merluci Guantanamo. Deci doamna este o... A Merluci, nu a Merluci amerloci, da, adică se referă la americani într-adevăr, deci toate marile puteri și marile imperii au ticăloșiile lor și să ne gândim la Epstein ăsta ca, cu pedofilia, care a murit și el într-o pușcărie, echipurile s-a sinucis deci oriunde ne-am uitat sunt probleme, nimic nu funcționează perfect, dar dacă mă întrebați pe mine între ce aș alege și vă că m-ați ghicit că sunt filo american în cazul ăsta, că nu din familia mea, totdeauna am fugit de ruși și de asta sunt bunicii mei din Basarabia refugiați pentru că venea armata roșie și dacă îl prindea pe bunica meu l-ar fi spânzurat că avea și el o prăvălie acolo și ăștia își puneau doar oamenii lor și comuniștilor. Da, într-adevăr sunt simpatizant americani și dacă ar fi să aleg între ruși și americani, aș alege pe americani. Uh, am și eu subiectivismul meu, nu sunt total... Uh, pentru că ei, mă rog, promovează mai mult democrația, sunt niște elemente care... Elena uh, Ciora, apă, eu credeam că sunteți pe motocicletă, glumesc. Mai bine vă doresc, mulțumim. Grecu Mihai, microfonul domnului Constantinescu e puțin cam departe. Da, o să-l bag în gură. Așa. Pe Casian, domnule Constantinescu, de ce niciun partid nu are o, o serie de politici de scutire de impozite pentru afaceri mai mici, mici, la început, pe perioadă de trei ani măcar? Păi n-am văzut uh, programele partidelor pentru alegerile din 2024. Uh, nu vedeți că nimeni nu poate să facă o predicție privind. Uh, ele pot promite că asta nu le doare gura. Și dacă mă votați pe mine, cum a zis Rariș Bogdan, dacă mă votați pe mine, mă anulez sau tai pensiile speciale. Deci nu de vă luați după programe, că n-au nicio legătură cu realitatea. Deci programele astea nu sunt... Uh... Bună seara, domnul Osescu, când mai mergeți la Ierusalim sau Atos, aș putea să mă înscriu și eu anunț din timp. Știți că totdeauna când merg anunț pe Facebook și pe, pe YouTube, acum o, când o să merg pus... pe 26 cu Părintele Radu și cu un grup de enoriași, și urmăritori de-a și enoriași de la Biserică de la INEU și oameni de la Rad, de la Oradea, de la Timișoara. Ei vin cu autocarul și ne întâlnim la Salonic. Eu merg cu Diana din București cu Uizerul cu și de pe 26 până pe 28 stăm la Salonic, vizităm acolo tot ce de vizitat, Sfântul Dimitrie și alte mănăstiri și biserici. Mergem și la Suroti unde e îngropat Sfântul Paisie și pe 28 dimineața plecăm la Meteoria, acolo unde sunt mănăstirile alea cocoțate pe munte. Stăm 28-29 și pe 29 ei se întorc înapoi în țară și noi ne întoarcem uh, uh, în, în București. Uite, Răzvan ți-a pus sondajul Vedeți că v-a apărut tuturor pe chat uh, sondajul. Va, aveți sondajul pe chat cu da sau nu, Joana sau nu, că sunteți 1.500, deci un eșantion foarte bun. Ăștia care fac sondaje de opinie uh, au cam așa 1.000-1.200 de oameni, deci 1.500 de oameni este un eșantion foarte, foarte relevant. Uh, dacă vreți să votați cu Joana, scrieți da, dacă nu vreți să votați, votați nu și de vedem procentul. Mulți să tem că îi banezi, îi blochezi. Păi nu se vede cine votează cu ce, Ștefan. <laughs> păi de ce e obli să fie mincinoși dar trebuie să fie explicit. Păi da. da. Nu, da. da sau nu. Vrei să așa. mă descurj sau nu vrei Și încă ce să... ceva, vă rog să nu uitați să dați like. Avem 919 like-uri dați i la Stefan. Dați de... da like-uri, vă rog, pentru că trebuie să depășim 1000 ca YouTube să ne considere, să ne ia în considerare. Așa. Când mai merge așa? Eu nu, îți mulțumesc de răspuns, oricum am rămas cu ceva bun de la dumneavoastră. Am început să investesc în fonduri investiționale. Vă Foarte salut. Bine. Alex, dacă credeți că vor legaliza căsătorile homosexualilor? Eu cred Domn, că nu. O pune mm? această presiune. Deci sunt obligați, pentru că tu dacă... Hai nu, să... suntem obligați, suntem stat suveran și oh, independent, bin. nu mă obligă nimeni pe mine să Eu sunt creștin ortodox, nu sunt de acord cu asta și nu o să fiu de acord nici S să ia. Dacă mă leagă acum cu... și mă taie cu lama până în scurge tot sângele, nu o să fiu de acord niciodată. Bine, hai de să spun altceva. Să zicem că statul român refuză căsătoria a două lesbiene sau doi homosexuali. Și stai puțin și să, să, intrăm să prea prea mult la cedo, cedo, ăștia nu eu tubul, Să, spun, cedo, să duc la CEDO câștigă și pun statul eu, eu vreau să, dacă vreau să fac rost de bani acum chiar dacă nu sunt pe LGBT găsesc un prieten bai să ne declarăm soț și soție dăm la cedo și luăm despăgubiri și vor fi un milion de români da dar nu mai bine la mine la podcast niciodată păi Ai pierdut tot. Nu, eu, nu eu personal vreau să zic că unii care vor să fac și mulți se vor declara LGBT numai ca să ia despăgubiri de la stat și statul român o să plătească sume fabuloase Până când nu se va... Ceva, dacă spun pentru că asta e nu situația. Nu cred așa ceva. Avem Constituție unde familia face referent pentru familie încă o dată. Sper să participe toată lumea. Acum se inițiază... A căzut pentru Nu, familia. dar se mai face încă unul. Că atunci când nu au fost destui. Acum s-a constituit un comitet pentru referendumul, pentru familie. Îi dam puric acolo. Am fost invitat și eu, dar nu... Nu m-am băgat deocamdată, dar o să susțin la tot de pot ca să o să iasă lumea la vot, ca să votăm odată pentru totdeauna familia creștină, formată din bărbați și femeie. Uh, Marius Tuchilus se numește Jgheab, dar nu știu despre ce e vorba. Ras Berberi, Berbebi, Berrebi. nu știu ce nume și pun oamenii ăștia Că nu pot fi citită. Ăsta cu palatul, cu palatul pe creier, gen pe calea televizorului, cu spălatul, poate nu palatul, de el pune palatul. O știu, dar păcat ca ei mei nu vor să creadă. Deci el le da, e o problemă cu bătrânii ăștia pentru că se țin ancorații, le dă ciola cu iară câte o chil de zahăr și un ulei și iar votează cu PSD-ul și ne bagă iar în, în negura istoriei încă patru ani de zile. Răzva Marinescu, domnul Jicol, sunt supărat pe dumneavoastră, om integru, familist, o capacitate, nu sunt chiar așa, dar eu ochi implicare, ok, nu politic, dar avocatul poporului, oameni buni. Eu sunt, în momentul de față, funcționar public. În, una, în cea mai importantă instituție a statului și fac tot ce pot spre binele nasă, dar nu vreau să mă mai bag în politică pentru că asta ar presupune corupție. Trebuie să fac compromisuri, trebuie să... și nu, nu vreau să fac așa ceva, nu vreau să fur, nu, nu sunt construit pentru așa ceva așa, așa e cu secta acum i-am amintit cineva și aduce aminte de secta aia lui Ceaușescu cum au, cum făceau diversiuni ca să distragă atenția și să formateze agenda publică, să mai vorbească lumea de da, lipsă da, da, și de da, nu știu aminte. ce, uite Nicoleta Rita spune cu de asta Alexandru Lucian, o țară de proști am fost și vom fi în vești, nu-i chiar așa românii au dat și valori oameni ușor de manipulat mai mult decât proști, adică nu neapărat proști spăra... ușor de manipulat Uh, ușor de cumpărat să zic așa adică ne-am vândut ieftin întotdeauna pe un kil de zahăr și pe un litru de ulei ne-am vândut și ca țară și ca oameni și ca tot Domnule Constantinescu ați merge la podcastul aproximativ discuții cu Gojira uh, nu știu cine e Gojira sau podcastul ăsta dar vreau să vă spun că am, fost, am refuzat cel puțin 20 de podcasturi în ultimele 2 sau 3 luni toată lumea mă, lumea mă invită la podcast pentru că am fost acuzat de peste tot că mă repet și că spun aceleași lucruri. Păi dacă ăla care mă invit la podcast gazda mă întreabă aceleași lucruri, câți am ocupat de păcănele, cum mă cheamă, câți neam, ce afacere am, nu știu ce. Normal că spun aceleași răspunsuri, nu pot să spun la fiecare diferit, că mă cheamă Ștefan, la mă duc nu știu ce. Și atunci, fiind acuzat de opinia publică că mă repet și că spun aceleași lucruri, am refuzat să mai merg. Deci a refuzat cel puțin 20 de podcasturi în ultimele 2-3 luni de zile. Acum e modă cu podcasturi, toată lumea face podcasturi. Așa, ce mi-aduc aminte de România e că atunci când îl suspendau ăștia pe Băsescu o dată la 5 minute. Da, a fost o mare ticăloșie atunci când au votat 7 milioane de oameni pentru suspendarea lui Băsescu și el a rămas în continuare. Asta a fost o încălcare a democrației extraordinare. nu știu cine a regizat lucrul ăsta, dar lumea și-a pierdut încrederea în vot. Într-adevăr, a fost o problemă. Liliana Harnoi, bună seara, respect și considerație pentru ceea ce faceți pentru noi. Mulțumim Liliana Jim Nick, Domnul Sorin, de ce pe toate live-urile vă aud de mici cartofi dar niciodată nu am văzut niciun platou și la ultimul video cu Oprișan în poze era platou cu mici cartofi dar în live nu e nimic păi păi, uh, Damian a rămas cu sechile de când am făcut uh, petrecerea unde a fost și Ștefan și știe Ștefan despre ce e vorba de la casa Timi și am fost acolo și Marian Borce a filmat și tot băga telefonul în gură la toți când mâncau și atunci Damian a rămas cu sechele și când a venit ea cu platou a zis la Costi care ne filmează Costi taie de aici și mai filmăm după ce mâncăm și ca să nu mai se întâmple că e neplăcut să mănânci, să mesteci și cu gura și să cineva să te, să te filmeze și da, și poate am... sunt mulți oameni cauza care... asta, dar când am făcut la Frumușan cu Ștefan am discutat în timp ce mâncam, am făcut grătar știți că am live-ul de la Frumușan cu Ștefan, în care am filmat și când am mâncat și discutam și mâncam, n-a fost nicio da, problemă. Eu, eu nu mă jănesc Eu din respect pentru Damian că m-a rugat să nu filmăm când mâncăm, eu cu oprișa n-aveam nicio treabă, dar eu respect foarte mult colaboratorii și prietenii și dacă m-a rugat omul să nu filmez când mănâncă, i-am respectat mm. dorința și am oprit filmarea. Eu, eu mă jănesc să mănânc că mă gândesc că poate sunt oameni care nu au ce să mănânce și mă văd pe mine mâncând. E, care au bani de YouTube și de internet au bani și să ce mănânce. E, nu să știe unde să uită om. Daniel Bordas. Domnule Jicol, cum vedeți România în 2023? Păi am depășit 2023, ce vrea să zic că nu înțeleg. Care credeți că este direcția acestei țări? Păi direcția acestei țări va fi dată de. Cine va câștiga legile? Cine va câștiga războiul mondial, oameni buni. Alegerile sunt doar o mică stație în războiul ăsta mondial. Deci avem un război groaznic mondial Orient-Occident, adică alianța Rusia-China versus Statele Unite. Și noi suntem și noi pe lângă, ca alte 100 și ceva de state. Vom conta în discuțiile de la masa Europei și a lumii, vom deveni așa, vom deveni vreodată o fostă, o fostă economică și militară da, asta e o chestie de hazard, suntem o țară mult prea mică ca să influențăm ceva pe Damian Anfil am văzut mai devreme la Trinitas, super Se foarte poate, bine, că Damian colaborează cu da, el este, Patriarhia și cu Trinitasul el este preot de profesie are... nu e preot, e teolog Da, preot are... e câte hirotonești da, noi mirenii așa ziceam nu, e teolog în 2030, -a să zic, și-a corectat da. domnul Borda, și în 2030 România va avea, va, va avea starea pe care vor hotărâi mai mari lumii. Noi stăm, trebuie să înțelegeți că suntem la granița dintre imperii, așa am fost întotdeauna, încă din vremea Imperiului Roman eram între barbari și romani, pe între bizantini și slavi, Pormă între otomani și Habsburgi, și pormă au apărut și ruși, și tot așa, totdeauna am fost între granițele imperiilor. Am profitat de unii, i-am păcălit pe alții, am trădat pe toată lumea. Asta e România, e o construcție uh, la granița imperiilor. Uh, uh, zice Dumitru Stăvilă, aș dori să faceți o emisiune despre demnitate ca români, ca stat, ca educație să nu ne mai căcelim în fața nimănui, să devenim un popor mândru de țară în care trăim de predecesorii noștri. Domnule Dumitru, în primul rând trebuie să vă educați dumneavoastră și sunt sigur că sunteți educat în sensul ăsta, că altfel nu v-ar fi venit ideea asta nobilă pe care ne-o propune și nouă. Apoi trebuie să vă educați copiii, nepoții, să vorbiți cu vecinii noastre, adică să faceți, fiecare dintre noi trebuie să facem o politică educațională în sensul ăsta și de-abia atunci va deveni România foarte puternică. Da, e foarte bună ideea noastră. Adipe, lui playback, playback îi merge mai prost, nu din cauza YouTube-ului, ci din cauza lui. Pentru că a început să se prostituze și a făcut cont de OnlyFans. Nu știu cine e ăsta, Black Nu, oh, știu eu. Vlad Tudose, un live cu oameni de afaceri din UK despre bursă, platforma asta mai băgat o dată, ne gândim o să o facem. Daniel Lovski, întrebare, dacă nu se mai aude nimic în Israel versus Palestina și Ucraina versus Rusia, deci ce se mai întâmplă în aceste război și ne câștigă? Oameni buni, mass media se satură la un moment dat de aceleași idei și de aceleași știri, de exemplu, în Siria, puțină lume știe, există un război de, din 2012, de deci sunt 12 ani de atunci de când uh, uh, asta e și nu mai zice nimeni de războiul din Siria. La fel avem și în uh, Libia, avem în multe locuri ale planetei și nu mai sunt interesante că lumea s-a săturat de războaie, doar dacă apare ceva nou. Luiza Neag, bună seara domnul Sorin, Nicușor este primarul care a făcut mult pentru București de partea de înaintași. Succes pentru ND pentru un nou mandat, Nicușor Dan adică bucureștini știu să facă diferența, doamna Luiza este o admiratoră al Nicușor Dan, îi urăm succes. Cătălin Manolache, cum vi s-ar părea o ipotetică variantă pentru prezidențial în persoana lui Andrei Marga? Cred că Andrei Marga este destul de epuizat, ca să nu zic că expirat, că ar fi un cuvânt prea urât în opinia mea. Acum, dacă este simpatizant al lui Andrei Marga, succes și merge cu el în continuare. Dar în privința impactului electoral și tracțiunii sale electorale, cred că e destul de slab. Haideți să ne gândim, a existat foarte... Andrei Marga nu reprezintă niciun partid, n-are în spate niciun partid. Foarte puțini independenți au reușit să ia procente peste 5% a candidat în 2000, deci au Tăricianu, Monica Macovei, Oprescu, toți au luat 3,5% ca independenți 5%. Mircea Diaconu a candidat în 2019, a ieșit pe locul 4, a luat 8,8%, dar a avut în spate pro-România și alde. Și apropo, pe, pe Iohannis, cine crezi că l-a susținut în 2019, în turul 2? Tu, că ți-a dat Mihai la fripturi. Nu, nu, nu l-am votat în 2019 pe Iohannis, nu m-am dus la vot cine l-a susținut USR-ul, deci USR-ul a ieșit și a cerut să se, ca USR-ul să voteze cu Iohannis deci mă rog, nu mai zic cu partea asta altă liberalică da. că era candidatul liberal Uh, deci Andrei Marga are șanse foarte slabe, mai ales ca independent. Uh, de aia nici, nici Joana nu are șanse ca independent și are nevoie neapărat de un partid, mai ales de un partid cu primar foarte mulți care să tragă. Și uh, cum a spus Joana, că PSD-ul nu e suficient ca să ieși președinte. Trebuie să mai ai încă alte forțe politice, corect. fundații, asociații, aurul, cum o să aibă Joana, de exemplu. Deci eu îl dau pe Joana 90% câștigător și nu că mi-ar plăcea mie mi mie sau... Eu cu degetul de mijloc când zici tu de Joana. Emilia Gașoar, bună seara, azi 4 tone de cocaină aproape de canare, 4 persoane la bord din care un român. Da, a fost un român, un moldovean, un marocan și un spaniol. Și duceau... Cam drog... bancurile cu cu așa, ca în bancurile noastre tradiționale duceau uh, drogurile până în mijlocul Atlanticului, apropo că să navighează pe Atlantic, îți dai seama să ceau cu o dai îți dai seama ce risc enorm și de acolo veneau o altă barcă din Maroc și le lua și le ducea în, uh, știi, și au prins ăștia. Invers, că veneau din Maroc, că de acolo vin drogurile, nu? Nu, deci au traversat în, cana în, ca în canare, canare, dar canare tra tra traversau oceanul, zic uh -huh. eu. Eu am înțeles că traversau oceanul, da. veneau din... Uh, zona Americii de Sus, sau Americii Centrale, că acolo se fac droguri. Hai. La, la Timișoara, 2 kg într-o parcare, vântă de un ofițer sub acoperire. Deci, cum comentați, eu zic că deja drogurile astea sunt istorie. V-am spus că a apărut marele drog fentanil, care e de 100 de ori mai e un opioid de sinteză, care e de 100 de ori mai puternic decât orice alt drog de pe piața drogurilor și nu mai e rentabil să mai faci cocaină, heroină, drogurile astea tâmpite care erau până acum, pentru că un singur punct cel de-aia și mor foarte mulți tineri pentru că e atât de greu de dozat și atât de puternică că te omoară efectiv și ăștia dealerii care sunt și ei drogați când fac drogurile alea scapă mai multe picături din asta de fentanil și omoară tinerii, de asta au murit mai ales fete care au uh -huh. un, un sistem de apărare mai slăbus decât al băieților Ileana Vasilescu ar fi bun de președinte, domnul profesor Andrei Marga, dar nu știu dacă are susținere de ajutor. Am discutat de Andrei Marga, e și foarte bătrân, în opinia mea. Bine, acum este o. o o... Nu îl mai asigură nimeni la vârsta lui. Există o epoca geriatriei, că toți, uite, Trump are 75 de ani, Biden are 80, prințul Charles are... Doar 80 are, Biden, 60... are Biden, care are 250. Da, are doar 80. Dar ce distrus așa atunci? Da, hai să spun altceva, știi că a, când a, el a fost... A... Eu am crezut că e... Uite la Țiria, care are 84 de ani sau 85, cât are Țiria, arată verde la văzire, la, la interviu, se compară până, cu până, Biden ăla. N-are, poate că s-a distrat mai mult, Biden. Uh, știi că Biden a fost uh, viceprezidentul lui Obama, știi? Da, da, știu. Și când a terminat, a plecat și el cu niște acte, ca orice președinte, cum a plecat și Trump cu actele de invadare Iranului și le-a pus nu știu da. toaletă la uh, Marea, Marea Lago, acolo da. unde are el. Uh, a plecat și Biden și la un procuror l-a închetat, și când uh, în raport acolo a scris, având în vedere degradarea memorie avansată a, lui domnul, a domnului Biden, Biden nu pot să-l pun sub acuzare. Deci Dar asta îl recomand băieților deștepți din spate lui să-l pună președinte <laughs> ca să poată să-l manipuleze cât mai ușor. Deci îți dai seama, ce deci există un raport al unui procuror, de deci oficial. Cât? 10 ani, 20 de ani. Păi nu, el a fost până în 2017, a fost vicepreședintele uh -huh. lui Deci raportul lui, de acum vreo 6-7 ani. A fost așa și ăștia l-au anchetat până în 2020 și ăsta a închis dosarul, ce domne, asta e dus, noi. E, e, dus, nu ce să e mai ramolit, de el. cum da. zici, la o poame în cum suntem și, și noi, să Băieții deștepți care conduc America au văzut raportul, zi, ia mă, bună să de președinte, ia băgați-l acolo în față. drept, el are niște performanțe, gândește că sistemul ăsta de asigurări sociale reformat de Obama, la ăsta și-a adus și el contribuția, deci el are niște contribuții. Domnul săracu, asta e Dar tu crezi că acum capabil și competent să conducă America, crezi că el conduce America, de fapt? Păi nu, niciodată nu conduce. Sorin, păi cu noi... a decizii Adică are puteri mult mai mari. Deci vine în față și executive și legislative decât în România. Sorina, Statele Unite au 29 de servicii secrete. Deci CIA și FBI sunt doar două dintre ele. Au 29 de servicii secrete. Îți dai seama ce inerție instituțională există acolo. Noi avem doar șapte în spațiul românesc. Bine că nu avem mai multe, că cine știe ce s-ar întâmpla. Și suntem. Deci nu, nu ia președintele. Președintele e o interfață. E un exponent al unor unor circuite instituționale foarte complexe. Dar nu s-a schimbat politica dintre Obama și Trump și Biden foarte puțin, chiar dacă ăștia au avut viziuni diferite. Așa. George Monciu, bună seara domnilor, bună seara, George. Ileana Vasile, mulțumesc pentru o emisiune foarte frumoasă. Ileana, ați venit să ne spui și nouă ceva. Ai sărit seara. la Vasile. Ce părere aveți de discursul Ioannis din Parlamentul European în care cerea o funcție la nivel european? În Marea Britanie s-au făcut glume pe seama lui și pe modul în care se arată disponibil. Păi e un om penibil, un om care n-a făcut nimic, a distrus o țară 10 ani și acum se roagă de toți să-i dea și lui, ba un europarlamentar, ba apă la Uniunea Europeană, ba să visa el că să pune uh, șef la NATO, ba e un penibil, un om de 2 lei care, uh, după ce arată că nu-i bun de nimic, bun de nimic cum se zice în românește, caută și el acum să prindă vreo funcție, pe undeva să mai tragă niște cașcaval, să plătească Eu zice, așa procesele după ce l-a pus pe ceolat cu premier Și nu doarme noaptea După ce a înjurat PSD o an de zile Se doarmă dată... când o să îl eu Și când eu la ureche Atunci să, să apuce să doarmă noaptea Dar v-am că suntem într-o Într-o țară medievală Uite deja au început blestemele Lipsește vrăjitoarea Sidonia Și cu <laughs> clanurile Așa ce prea vezi de un euro digital? Am văzut că tocmai acest proiect a trecut de Comisia Libe a Parlamentului E nasol, oameni buni. Deci ăștia insistă să ne controleze total. În momentul când nu va mai fi cash deloc, și v fi da monede digitale, în momentul ăla tu ești la cheremul lor. Dacă faci podcast și zici ceva rău de Iohannis, îți blochează accesul la contul tău și tu nu mai existi ca om. Tu nu mai poți să-ți cumperi o pâine dacă nu ai uh, portofelul electronic și digital. Adică în momentul când dispare cash-ul, oamenii vor fi sclavi 100%. Deci tu nu mai, nu mai ești absolut deloc independent sau nu mai poți să gândești liber, tu a fost și un film american cu Sandra Bullock care au șters identitatea, cam așa e și aici. În momentul când totul este electronic și nu mai ai nimic pe hârtie, în momentul ăla se joacă cu tine cum vor, zice gata, șterge-l pe Ștefan. L-ai tu nu mai existi ca om, deci mor de foame, n-ai ce poate să mai unii cumperi, să nu? bucură ca să fie șters. Nu, dar zic așa, nu mai Uite cumperi nimic, a... A, nu mai faci nimic. Chiar e s-ar fi bucurat să îl șteargă. Uh, păi Cineva? nu mai era cere cash, era cere uh, digital da. Așa. Răzvan Pintea, dacă tot lăudați Partidul Lege și Justiție din Polonia, de ce nu pune ștampila pe frații lor din România, domnule Jicol, se referă la aur care sunt înfrățiți în uh, o grupare europeană. Da, tu că nu pui ștampila pe aur, am zis că nu pune ștampila. Eu sunt membru fondator al Partidului Național Liberal, un om cu cotizația la zi în Partidul Național Liberal, dar nu știu dacă o să mă duc la voci cu cine o să votez. Deci încă nu m-am hotărât... Uh, mă rog, nu mai am nici copii să iau cu mine în cabina de vot să mă zgălească buletinele de vot, o să-l iau pe sorii, dacă vrea să mergem împreună. Merge împreună la vot. Și pui tu pe cine vrei tu să Ne băgăm am doi Marinescu, cabine. Cristina, ce spuneți despre mascarada înșelată lui P.S. Lui, uh, uh, Teodosie. Da, deci Teodosie ce vrea? Vrea să transforme arhiepiscopia într-o într, -o, într -o mitropolie pentru că mitrop -o, patriarhul să alege de la cea mai veche mitropolie a țării și dacă uh, arhi, uh, mitropolia Tomisului ar deveni activă, atunci el ar putea fi următorul patriarh. Așa se spune. Acum nu știu care e adevărul. înțeles că, nu, pentru că el e filorus și filo, nu neapărat filorus, putinist, sau e foarte apropiat de biserica rusă, uh, există niște forțe care nu-l doresc acolo. Deci de aici pleacă tot ce se întâmplă. Și el să ține tare, că ar putea să stea mai în anonimat, mai la umbră, să jodă de treaba lui, Mă rog, acum religia e una, politica e alta, dar ele se interpretând pe multe aspecte, pe multe zone. Uh, Remese, Grecia a adoptat legea cu mariaj între persoane de același sex, s-a mai vorbit. Uh, Alexandru Reche, noastră închiria spațiu pentru podcast. Am tot văzut aceeași masă și microfoane de la, și la alții. Noi suntem o familie aici, suntem Buf Media și facem mai multe. Facem și cu Cătălin Oprișan, și cu Damian, și cu băieții de la. Care fac pe partea de finanțe și asta Adică suntem toți, toți împreună aici Nu închiriem, producem Conținut video Dacă vreți să închiriați și vă interesează putem să discutăm să facem o colaborare Vă pun în legătură cu Răzvan Care se ocupă la Buf Media și puteți să discutați Sau căutați-o pe net Cu 2DO Buf Media. Media se numește compania Așa, zice, zice Marius Fion, ce a făcut biata, fată nu știu la cine Nici se nu referă. Știu. Marius Emanuel, Am. vă salut! Ce spuneți despre poziția italienilor împotriva curentului? Ce, despre ce fată e vorba? Scrieți cum se numește? Ce spuneți despre poziția italienilor împotriva curentului, despre carnea sintetică, studiată foarte mult de Bill Gates? Nu parcă aș mânca o pulpă sintetică să știi acum. Poți să știi mâncat. ce mănânci? Mie, sincer, mi-e dor de Paris de după vremea lui Ceaușescu. Mi-e dor de nu mai pot, dar nu mai găsim așa ceva. Sau și carnea aia pe care o mâncai pe vremea lui Ceaușescu. Dar, azi am devenit un nostalgic ceaușist, or să zică unii. Așa, Marius Ion, domnul Jicol, faceți ceva? Păi fac. Nu faci nimic așteva, că eu, mergi la serviciu, venit aici la podcast. Da, ai... Te să dimineață, stau numai pe drumuri. În contul, domnul Jicol, ceva, adică nu a stat deloc. Nu a stat. a fost acasă. S-a schimbat, a venit la podcast Am o nevastă de care am grijă Am doi exact. copii cu care comunic Am prieteni, uite păsorin cu care Deci în fapt toate Am plantat pomi, am construit case Am făcut copii Deci am făcut cam tot ce nu știu de ce mai trăiesc nu, Până la urmă Am niște obiective, da, într-adevăr de asta sunt cu voi aici ca să generăm gândire ăsta e principal obiectiv al nostru al meu lui Sorin, vrem să vă ajutăm să gândiți politic, să, să demontați lucrurile, să nu mai fiți păcăliți și să ne ajutați și pune că poate nici noi nu le înțelegem, un singur om nu poate să deslușească uh, mecanismul ăsta complex, foarte ticălos foarte pe care îl pun la cale filozofi, sociologi istorici politicieni și vi-l servesc ca să vă zăpăcească de cap și noi demontăm lucrurile astea Uh, așa, uh, indicele BET, uh, Bucharest Exchange Trading, da, ce da? înseamnă, era vorba, că indicele BET se numește indice B, nu era vorba de acronime sau de nu știu ce. Da. Am discutat de o mie de ori de indicele BET, cred că e suficient. Uh, Adrian Solea, am zis mai sus trebuie să urmăm modelul polonez, să ne înarmăm pentru pericolul, pentru că pericolul e foarte aproape de noi. Domnul Sorin zicea că nu trebuie să băgăm bani în armament. Deci domnul Sorin e pacifist, mare uh, vrea să bage în biserici, alții vor să bage în armament, aveți Chica de ales. Are, are... Da, așa, nici cu șorioniță. Să băgăm bani în școli, că dacă Correct. vom avea oameni educați, vom avea și. Deci, uite, fiecare vrea să bage bani în ceva, tocmai de asta să bagă în toate până la urmă. Vom avea cea mai mare catedrală din Europa, cred, nu? E între cea da. mai mari, Sorin, și cea mai frumoasă, până la urmă. Da. Studio TV, Vasile uh, Blidar. Vă imaginați ce dezvoltare era în Europa dacă banii dați pentru război se investeau în uh, crearea de locuri de muncă și în companii de muncă și așa mama. mai departe. Uh, domnule Vasile Blidar, uh, timp de 30 de ani nu s-au băgat bani în armament și n-am văzut. Uh, Dar uh, nici în școli, și nu? În, uh, da. în fabrici, și așa. Nu s-au băgat în nimic. Banii s-au cam furat, într-adevăr, economia de război să cam consumă. Deci nu este productivă, PIB-ul e fals pentru că un tank care apare la PIB la produse finalizate se duce pe front și ia foc și nu, nu produce nimic. Nu dar produce un tractor nimic, ară, face ceva. E o discuție aici, o filozofie, dar în război întotdeauna să investit din cele mai vechi timpuri. Joana, zice Florin Chiriac, Joana, independent susținut de PSD, PSD coaliție cu PNL, deci dacă votăm alb, iese negru și invers, dacă nu ne face gri. Da, deci totdeauna să manipulează. Să știți că sondarea opiniei publice se face permanent. Există sondaje săptămânale și partidele politice se pliază pe aceste sondaje și află dacă vreți poduri domne vrem, vor mulți români, 70% vor poduri și atunci este ciolacul și zice, eu m-am hotărât să fac poduri și lumea ăștia 70% băi, uite asta, vrea ce vreau și eu adică polițienii sunt foarte ticăloși din punctul ăsta de vedere bagă foarte mulți bani în sondaje și ne și manipulează din punctul ăsta de vedere că noi nu mai știm dacă asta e intenția lor reală sau doar se pliază pe ce sondează ei că vrem noi Așa, Ileana Vasilescu iară ne ce bună seara Ileana te rugăm frumos 10 ore când ne spui bună seara Nu ne supără ne bucurăm Dar întreabă-ne ceva concret Te simpatizăm foarte mult Alin Solea Dar dacă sunteți de acord... Așa stai puțin că cred că mi-a să mi mie încerc scuze Ileana uh, Așa. A, zice, de, stai puțin, zice Marius Ion, domnul Jicolo, puteți debloca de asta? A spus că sunteți om bun. Păi cine ai blocat, păi, Sorin? Nu am blocat pe nimeni, absolut. Nu Azi n-ai blocat. blocat. pe nimeni? Nu, absolut Deci Sorin, în, în premieră, breaking news, n-a blocat niciun om. Am blocat e... un om sau doi, dar... Păi care uh... e ala, despre ai vorba? Păi, păi nu, eu... ce de femei, n-am blocat nicio femeie. Că îți plac femeile mai mult da. decât bărbații, da. nu? Deci faci discriminare, Sorin, ceea ce da. nu i corect că zice Constituția, articolul 16, nimeni nu e mai presus da. de lege. Țara nu are bani, dar dau bani pentru pensii speciale pe amărâții, impozitează cu 50% din venitul brut. Ce lucru, că ai, -ai, ai 4-5 întrebări, ai sărit. Mai în asta, dar stai să o citesc pe asta acum și pe mă întorc. Ok. Așa, deci impozitează pe amărâții cu 50% din venitul brut și alții au pensii de 10.000 de euro pe lună. De ce nu se stopează toată mizeria asta hoția Asta întrebați-i pe politicieni. Rariș Bogdan a, a promis că taie pensiile speciale, dar cred că i-au zis generalii. Nu se... O să se taie niciodată pensiile speciale, pentru că cei care, care ar trebui să decidă sau să voteze să se taie pensiile speciale sunt cei care au pensiile speciale. Deci nu o să-și taie ei singuri pensiile speciale. Deci nu mai gândi, vă gândiți că o să taie vreodată în România pensiile speciale, că nu o să taie. Deci cei care votează să taie pensii speciale sau cei care decid sunt cei care beneficiază pensii speciale. Punct. Ce a, a sugerat unui tânăr care încearcă să se angajeze după ce termină facultatea și nu reușește să găsească? Nu există, Bogdan, sunt locuri de muncă. Dacă te uiți pe e-job, sunt mii de locuri de muncă, zeci de mii. Dacă tu vrei să te angajezi direct director sau patron, nu o să-ți găsești loc de muncă. Începe de jos, portar de unde vrei și, dacă ești bun, ești cinstit, ești corect, ești muncitor, vei fi avansat în următoarea lună. Dacă stai să vină un patron să-ți bată la o că ai nu știu ce facultate de SNSPA sau nu știu ce științe poliție și că vrei să te angajeze parlamentar, Poți să stai acasă cu părinții până la 30 de ani. Oamenii, Începe de undeva. Oameni, pe vremea lui Ceaușescu, aveam un vecin care a plecat în Germania și după vreo 5 ani s-a întors în România să-și viziteze rudele. Și povestea că la Viena, într-o stație de vizitii, Uh, un vizitiu care era pe o caleașcă de, de asta că plimba turiștii în Viena, avea două facultăți. Pentru noi în România era ceva ciudat. Noi... Și eu am șoferi la meru care au două facultăți. O Așa, grămadă. nu, dar vreau să spun că vremea lui Ceaușescu era o regulă. Ai făcut o facultate, statul vrea să eficientizeze, să exploateze, investi, să scoate investiția care da. că a făcut-o în timp. În zilele noastre faceți pe barba voastră ce facultate. Normal. Dacă eu mă duc la teologie credeți că îmi dă cineva parohie? Dacă de nu face mă, la catedrale, mă interesează sau So... Wow. Deci nu are nicio legătură facultatea care ați făcut-o cu, ce, cu timpurile astea, trebuie să vă gândiți de la început, deci urmăriți ținta, domne vreau să fiu arhitect, atunci mă duc la facultatea de arhitectură, domne vreau să fiu politician, vreau să înțeleg cum funcționează politica, atunci te duci la științe politice, nu întâi faci științe politice și mă bă, dar ce fac cu asta, că nu mă, că nu mă potrivesc nicăieri, deci luați-o invers, luați-o pe țintă, de asta nu există orientare profesională, nu există o educație profesională și în Rândul tinerilor, și asta ar trebui să plece din liceu, de la profesori, de la diriginți, de la părinți. Uh, zice Alin Solea. Uh, da, dar sunteți de acord cu... cu m-a nebunit cu înarmarea și cu prostie. Da, dar aș... l în pace. Da. așa cum a aș spune o prostie, ci că auzi, dar da, sunteți de acord cu Polonia, e bună Polonia sau nu e bună? N-are nicio legătură, n am spus că nu e bună sau că e bună, am spus că respect Polonia pentru că s-a dezvoltat economic foarte mult și care are corupție mică, că s-au înarmat ei, au altă poziție strategică, sunt în coasta rușilor, au un istoric foarte prost cu rușii și au alte motive. Noi suntem ciuca nu avem niciun motiv și nu avem noi banii Poloniei sau nu avem dezvoltare economică a Poloniei sau uh, cinstea și lipsa de corupție a Poloniei. Deci na, vorbește ca să afle treabă, să, să, bage și el în seama aici, băceat. Răzvan Donea, domnul Sorin, vreau să mă angajez în domeniul... Stai, iar ai sărit o grămadă. Bine că România poți să protestezi liber până uh, în dreaptă o armă către mașina ta în care ești cu soția și copilul sau nu ai curaj să, se, să protestezi în capitală precum francezii și nemții. Păi, uh, era un psihopat din poliție, sper că l-au dat afară, care a speriat oamenii și a urcat pe capotă. Dar na, în fiecare instituție mai sunt și de ăștia care n-au ce să caute acolo. Nu știu cum a trecut testul psihologic sau ceva, dar aia nu înseamnă că o să ne împuște cineva dacă ieșim în stradă sau dacă protestăm. Țara nu are bani, dar o bani pentru pensii speciale. Pe amărâții, a să citit o -a Aia era sărit, doar sărită. Cu deblocatul, nu știu despre ce e vorba, că n-am blocat azi nicio doamnă. Domnul Sorin, vreau să mă angajez în domeniul de scriere, implementare, proiecte de pe fonduri europene, dar nimeni nu angajează cu puțină experiență cum ar trebui abordată această situație. Păi, uh... Nu știu cum s-ar trebui abordat, trebuie să te angajezi acolo ca și ultimul job, recepționer, portar, secretar și încet, încet. Exact, să... da, angajați-vă pe orice post și le demonstrați celor de acolo că vă pricepe și exact. la proiecte. Vă faceți și ucenicia, vă câștigați simpatia, încrederea. Nu sunteți să expert, fără experiență. Da, exact, luați-o de jos, făceți-vă inițierea, ca să zic așa, o ucenicie. Pe vremuri, chiar și Ceaușescu, când s-a, Nicolae Ceaușescu, când a venit în București, s-a angajat calfă, ucenic, la o, la o cizmărie. Porma a devenit cizmar, am înțeles. Așa. Domnul Sorin, vreau să așa, bro, bună seara, să a venit și să te salutăm. Nicușorniță, în Norvegia, ca să speli pe jos, trebuie să faci cursuri, ca să, ca să, tai cu flexul la fel, să muncești pe schele la fel. Vă dau câteva exemple. Deci la toate meserile trebuie să ai niște cursuri. Normal, foarte, foarte bine. bine, Nicușor, că nu o să punem oameni necalificați ca să-și cu să-și taie cu flexul mâinile. Vica Butaru, Caracatița este prea mare, trebuie să mergem neapărat la vot. Foarte bine, Vica, te așteptăm la vot. Ești într adevăr Caracatița e foarte mare și încă o dată e Caracatița mare pentru că noi înșine ne facem. Ultima șansă noastră ca nați oameni buni. Ultima noastră șansă. Ne-am bătut joc de votul nostru și de dreptul nostru legal de a vota, timp eu vorbesc, nu de voi, de mine. Am fost un prost că n-am mers la vot. O să merg la vot și dacă ieșim toți 70%, o să dispară de pe hartă toți escrocii ăștia care au condus România până acum. Și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul, și UDMR-ul, o să dispară escrocii de pe hartă. Dar singura noastră șansă să ieșim la vot în cea mai mare... În cel mai mare număr, 70-80% ar trebui să fie prezență la vot ca să scăpăm și, de ei de tot, definitiv. Și nu în ultimul rând, schimbați-vă voi înși vă, schimbați-vă modul de gândire, de abordare, de iertare, de instruire, de acceptarea ticăloșiei și de-abia pe urmă ieșiți în exterior. Aveți să întâi o luptă interioară după ce v-ați transformat. Dacă noi toți am fi transformați interior și nobilați din punctul ăsta de vedere, policienii n-ar avea puterea asupra noastră, nu ar putea să ne convingă. Dar pe noi ne păcălesc prin tic pentru că și noi își ne suntem niște mici ticăloși. Suntem însup... Ești tu pot, eu nu sunt. Da, sunt. Eu, eu v-am spus oameni buni, eu sunt unul dintre cei mai mari ticăloși pe care i-ați văzut pe lumea asta. Dar știau că te-au văzut că lucrez la Așa, boven. cel mai prost și cel mai urât și cel mai nenorocit om din lume. Și ori pe cine mi-ați arăta, ăla e mai de treabă decât mine. Și vă dați-l pe ăla. Eu mă uit și eu de jos. Ele a câștigat mult de votul cu sloganul ăsta. Nu, da, e chiar adevărat. Să spun o, 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 contrarul la ce spun eu acum, ar fi să zic, bă, eu sunt cel mai grozav, cel mai special, cel mai deosebit și să, să mă prea mândrez, să mă fălesc, să fiu vanitos și atunci mi-ar mi putrezi mintea, m ar strica la cap. Da? Deci încă o dată aveți în fața voastră unul dintre cei mai ticăloși oameni și aveți grijă că banii voștri trec pe la mine, pe la guvern. Și când vă înjurați guvernul, de fapt mă înjurați pe mine ceea ce e corect, pentru că dacă aveți un ticălos acolo pe care îl știți, adică pe mine, vă dați seama ce se întâmplă. Așa, Danielovski. Domnul Jicol, ce părere aveți de protestul fermilor pregătit de șoșoacă? Se pare că nu a fost nimeni și că a oprit protestul sau mi se pare mie. Da, a fost un eșec. Șoșoacă nu are impact. Ea este reprezentanta unui curent antisistem și nu are încă nici uh, dispozitiv, nici um, echipă, trupă, n-are nimic cu care să contribuie mai departe. Așa, Adrian, s-a scumpit cafeaua în Irlanda cu 30 de cenți. Foarte bine, dacă renunțați la cafea și la țigări. În 10 ani, vă luați casă, spor la treabă și sunte, o să fiți și mai sănătos. Uh, ami, să știți că a, a, cancerul colorectal din, în spațiul românesc este a doua cauză de moarte prin, de, de cancer. Și uh, eu vă spun încă ceva, 60% din cancerul colorectal e dat de cafea. Pentru că organismul nostru nu știe să proceseze cafeaua asta, oameni buni. Niciunul din strămoșii voștri n-a băut cafea, doar voi beți. Și cel mult părinții voștri au băut. Da. O să pun cafea o cuvânt interzis pe chat și nu o să mai poți să-l scrie de data Azi viitoare. Sunăm, de ce s-a scumpit? S-a scumpit că diavolul e din ce în ce mai inaccesibil. Ami, ce părere aveți despre noua materie într-o să în liceu istoria evreilor? Este o materie care e destul de ciudată pentru spațiul românesc, măcar de s-ar învăța românii, nu învață nici istoria românilor, dar păi evreilor. Așa, Uh, cum vă explicați, domnilor, că SUA are aproape 35 de trilioane datorie și sunt cei mai puternici economic, iar România este la celălalt pol. Uh, deci datoria externă a Statelor Unite este foarte mare, dar uh, m-am uitat pe, niște, pe datoria publică generală, puteți să căutați datoria Statelor Lumii, Uh, asta înseamnă cam 140.000 de dolari pe cap de locuitor per capita în Statele Unite, care nu e foarte mare. Deci, față de alte țări, Germania are 170 și ceva, Franța are 180, Marea Britanie are tot așa, deci Statele Unite stă foarte bine față de alții. Uh, și mă rog, ei pot emite încă ceva, ei pot emite dolari fără număr pentru că toată lumea vrea dolari, țările asiatice, țările arabe, deci să absorb dolarii ăștia dacă lansează... Nu -apucă, apucă să tipărească când să să tipărească, deci ăsta e mare avantaj și de asta uh, uh, ăștia brics vor să, să, scoată propria monedă ca să falimenteze statele în momentul în care reușesc să scoată propria monedă, Statele Unite își vor pierde principala lor forță. Așa, câtă 99, credeți că Anglia va renunța la Brexit? Nu ține de Anglia, vă rog să urmăriți pe canalul meu de YouTube Brexit, strategie militară la Atlantic. De ce s-a făcut Brexit-ul ăsta? Pentru că exista pericolul ca Europa să fie capturată de hidrocarburile ruse și de banii chineze și Statele Unite au vrut să securizeze Anglia, așa cum a fost în al doilea război mondial, ca granița între Rusia, China și Statele Unite să fie pe canalul pe canal și pe canalul Mânecii și nu pe Atlantic și de asta Anglia trebuia să fie ruptă de Bruxelles și de asta s-a făcut Brexitul. Și mă rog, dacă vă uitați și pe scandalul ăsta cum s-au manipulat cu Facebook-ul și cu toate drăcovenile că s-au ieșit la nivel, o să vedeți că nu englezii neapărat au vrut. Și este o este o problemă foarte mare pentru că englezii călătoresc foarte mult. Nu au voie să stea în Europa mai mult de 3 luni acum, nici europei nu au voie să stea în Anglia mai mult de 3 luni. Le pun ștampile, stau la cozi. E o prostie foarte mare. Așa, Cristina Popa, Joana, Joana Marele Perdant, el vrea să ajungă din ambiție, nu a făcut nimic remarcabil pentru țara noastră, sunt alții mai buni. Vă rugăm, doamna Cristina, votați pe aceea sau propuneți -i. până acum n-a apărut. Da, nu mi-e pare sondajul, mai e sondajul. Da, e mai sus, e cu negru, e o dungă neagră. A, eu nu-l văd, că nu știu de ce nu-l văd. Așa. Mă rog. O să ne uităm mai la sfârșit, da. mai lăsăm să se mai strângă. Uh, deci Adrian, votați dacă vreți să-l votați pe Geoada sau nu, vreți cu da sau nu, că e, contează foarte avem mult. Avem deja un sondaj 6, 788 de voturi Super. în sondaj. Bravo. Și vă înseamnă că tu nu poți să votezi, că tu ai votat de două, trei ori, dacă ar fi ca să falsifici votul, nu nu, nu, ferește, nu nu Vreau să văd, așa, corect cât e procentul, că avem 1500 de oameni, acum am avut la un moment dat 1600, și vreau cât mai mult să scrie da sau nu, ca să vedem corect ce procent ar avea Joana uh, la alegeri. Uh. Uh, Adrian, zice care s-a care obișnuit să fure, va fura în continuare, domnul Jicol, da, încercăm să limităm acest furt. Uh. Alexandru Smeches, Smecheru. Schmecheru. Domnul Joana, vă rugăm să insistați mai mult în cazul în care nu vă primește nimeni în deschid un birou și vă primez la podcast. Bravo, uite, un om de treabă și un om... Deci uh... vezi care are și Joana simpatizanții da. lui și o să vezi care are foarte multe voturi. De ce n-ai pus Joana Ciolacu să vezi diferență dacă zici că... O să facem mâine sondajul, că nu poți să... Nu, nu, te lasă YouTube-ul decât da sau nu, știi? Ok, da. Și Am atunci... Alexandra Stoica Îmi place de Damian Așa că o să aștept emisiunea din 31 februarie Ha ha, ha. Da Becalul Irii iri, ne dă o medalie Jim Nick, ce părere domnul Jicol despre Miron Cosma? Miron Cosma și-a trăit traiul și-a fost folosit într-o conjunctură, n-a înțeles politica asta, că nu se face din România. Oameni buni, nu Ion, Gheorghe și Maria face politica în România. Face, dacă ieșim toți la vot, noi facem. Eu, Ion, tu, Gheorghe și el, Maria, ăia facem politica, dacă ieșim toți la vot mi -a În -a. Lui Raifai a fost întrebarea cu 150, așa, și a spus că nu a avut niciodată 150, corect, dar știa că Rifai Denis e mai deșteaptă și poate să-l verifice, până când la țancă săracul a păcălit. Domnul Jicol, după vizita lui Neacșul la papă, poate că vine acasă mai tolerant. Ați văzut cum se uita Neacșul la ciolac, cum birou papei? Băi, zic că Neacșul era uh, Uh, nu știu, într-o cuipare a și corectitudine cu fața aia Eu Eu cred că s-a uitat pe birou dacă era ceva de furat pe acolo. John arată că este un om foarte, foarte slab și este condus. Am citit ce vrea aveți despre ce a zis Robert Negoiță, că el mănâncă cu patru și am, discutat, uitați-vă la live-ul de acum o săptămână vineri și am discutat de ce a zis Negoiță. Este, și cu... o, este un ipocrit, un politician, în campania electorală. Sunt mai, astea sunt întrebări la care am răspuns deja. Este greu peste tot acum cu prețurile. Eu pe o lună mi-a venit curentul 360 de euro pe o lună aici în Norvegia. Anul... Păi da, dar salariile în Norvegia 7.000, 8.000, 10.000... Nu, dar ce că fă 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 de anul, de față de anul trecut, asta e comparația, i-a venit dublu, de s-au scumpit. Da. Uh, și și păi aveți pe cazul Halev, crezi că va rămâne cu 4 ani de suspendare? Nu știm încă ce verdict s-a... ales să am că Halev a, a dat în da. judecat firma de suplimente care... Aia, era un escroc. Da. La, a, Legat de hoție un israelian mi-a spus că România au învățat smecheria de la ei. I-au inventat Era nervos că un român a încercat să-i dea o țeapă. Păi și dragostea au inventat tot evrei ca să nu dea bani la femei. Și au inventat dragostea. Uh. Nu e singur. Teoretic, președinții de partid candidați în România, așa că, din punct de vedere, cine l președinte de partid din România, aș vota cu Joane cu două mâini. Succes! Stalin și ăla cu armele, cu munițiile, cu Joane, da, cu treaba NATO, lui, cui... nu, nu, blocăm pe nimeni. Cred că e un apevist, cred, sigur, 90% mm. da, foarte bine, îl iubim Mai poate sper. rezista un sistem precum a rezistat Imperiul Roman? Da, asta e o problemă cu, cu imperiile, cum să rote și a întrebat cineva dacă dacă Biden are șanse să mai meargă încă 4 ani, că să ajungă la 84 de ani. Poate că există o învățătură din moartea Imperiului Sovietic, când cei doi președinți octogenari, Cernenko și Andropov, care au, care au condus URSS-ul înaintea lui Gorbaciov, au ruinat, de fapt, Că e foarte greu să mai iei decizii da, și... Despre Dan Capatos, ce părere aveți? eu îl cunosc pe Dan, e un băiat simpatic, face audiență A avut succes cu emisiunea lui Are în continuare, bravo lui Și să fie sănătos, e un băiat ok Mie îmi place de el, îl cunosc personal Adică nu l-am pus la televizor Suc de mere sau de prune procesat de două ori Vorbiți puțin de Dan Puric Este candidatul perfect având în vedere discursul lui Mie îmi place foarte mult de Dan Puric Sunt fanul lui Dan Puric am fost foarte bucuros când am fost invitat la o conferință în care am vorbit înaintea lui Dan Puric, m-am simțit ca și cum aș fi cântat în deschiderea ACDC. E un om creștin, un om deștept, un alt Dar actor avem bun. o problemă tehnică, pentru că el a recunoscut că a fost informat, nu informator, a semnat un angajament pentru securitate. Dar a... și a spus în ce condiții. Dar nu ce mai context. contează, da, în condiții. Da, da, nu, dar eu vreau să zic altceva, că trebuie să dai o declarație că n-ai colaborat cu securitatea și el nu poate să o dea, deci nu poate să înscrie la prezidențial. Deci da. asta e o chestiune foarte... M-a întrebat ce părere am și am spus că o părere bună. Da, ce da, părere trebuie să aveți? Azi anunțat anunța Piedone că dacă susține PSD va candida la primăria capitalei. Mie mi se pare un farseur. Adică știind trecutul lui cu inspectorul pe la piețe și ce vă ce da, nu pe acolo cu, asta cu nu de mai tarabe... Cost mi se pare că... Sorină, ții minte cu carnetul auto de la Argeș când i-au prins când a, Da, și, și, când la Argeș a luat 20 de grade auto și... Nu, dar omul să înscrisese, deci acolo de și pagă E un, un combinator, un, un șmecher, s adică nu e un om serios și cinstit. Stai să explic un pic repede, era o școală auto care, în care îți luai carnetul cu bani și el n-a vrut să-și ia numai B-ul, dăduse -ă, -ă și pagă să-și ia și de tractor și de tir și de camion cu remorcă și de... Deci să-și ia toate, absolut toate gradele. Plătise pentru toate. Deci era pășpagă, șpagă, bineînțeles, s-a, s-a mușamalizat dosarul, nu s-a mai întâmplat nimic. Așa, mai departe, citești. Ce părere aveți despre creșterea? Mai am trecut niște mesaje intenționale că nu erau relevante. Dacă se simte mazăre bine în pușcărie sau alte prostii de genul ăsta, nu le și citesc. Și cu ceaiurile. Că nu... Și cu ceaiurile. Ce părere aveți despre creșterea atâtor taxe? e vina Ministerului Finanțelor, ce părere are domnul Sorin? mai spus, guvernul a furat așa de mult că nu mai au bani deloc, au, au, au dat 56 de ordonanțe de urgență au trecut să ia bani din fond de rezervă. De deci, ce cresc taxele? Oamenii care cresc taxele n-au făcut afaceri în viața lor, n-au avut o afaceri, n-au avut angajați, nu știu ce înseamnă și ei tot cresc taxele până e ca și un bețiv de ăsta care e alcoolic și Ștefan stă în chirie la el în garsonieră și ce cât ai chirie Ștefan? 100, de mâine 200 că nu mai am bani de băutură. Așa fac și ei. Crește în taxe la la, uh, micii oameni de afaceri sau la cei care uh, susțin uh, uh, niște angajați sau o afacere sau ceva până nu mai pot ea până crapă. Anul trecut s-au închis 8.000 de firme, după statistica Camerei de Comerț. Uh, la total, lor nu le pasă. Ei măresc taxele până o moară, nu contează, că n-au de, de unde să mai fure zice Dragoș Opriș, și am votat de trei ori în viața mea pentru Bloomberg în 2009 ca primar New York. Am, am sărit peste asta da. că nu e important, nu e relevant. Nu dar stai zi puțin, zice. Mai avem 50 de minute și mai avem 2000 de întrebări. Și atunci dacă sunt da. întrebări care nu sunt relevante pentru chat sau pentru mine sau pentru cine, le sărim. Ok, hai să vedem. Care chiar, cineva chiar a crezut că vorbesc serios cu 31 februarie, ha-ha-ha. Ce părere aveți despre realitatea TV că umblă cu caravana după primar, crezi că e... Făcătură pentru rating, n-am văzut asta. Tu ai văzut cu caravana după nu, primari? Nu, nu prea mă uit la televizor. Microsoft a avut interes să pună accent pe omul funcționist om și că vreau să îl, îl salut pe domnul Sorin să-i mulțumesc că este alături de noi. Domnilor, am o întrebare aparte. Știți cumva care este cea mai calificativă apă potabilă din România? cu Cunoașteți studii despre acest subiect? Ce brand recomandați? Nu știu. Nici Ștevanul. Tu știi, ceva eu, eu le schimbeau și borsec și tujnad minerală. Da. Microsoft a avut un, un, director din România care se deschide uși spre marile contracte cu statul. Nu competența a fost criteriul pe care a fost ales. Corect. Păi da, atunci atunci, dacă țineți minte cu DNA-ul, cu cătușile, cu cocoș, cu ăla... De, Fostul Denis are baza sportivă la Florească, cum îl cheamă? Pescariu. Pescariu și cu toți toți au fost condamnați, mai puțin pe scariu că i-a dat pe ceilalți în gât, în afară de Microsoft, pentru că pedeapsa în România este și pentru dare și pentru luare de mită. Și toți au fost condamnați că au dat mită, că au luat mită, dar la care a dat mită nici măcar nu l-a chemat și toată la DNA. Da, decisions, păi da, dai seama, era să zice ce le făcea Microsoft. Venea ambasadorul și le dădea numai în curle la, la DNA. Dar nici nu venea. Trimitea. Vă invit să faceți, dădea două telefoane, un podcast în piața este o zonă superbă, cum stopăm net net procesul de sărăcirea populației în Europa realizată cu implicarea companiilor de energie care cumpără relativ ieftin și revând e monopol peste tot și băieții fac bani ca și cu pandemia cu măștile, cu vaccinurile, cu tot deci, în, mai sunt e o politică de, de a populației la nivel mondial, nu doar în Europa. Oameni bune, există niște trader, niște hiene care nu țin cont de oameni. Deci n-au suflet, n -au, sunt câini. Dacă poate să facă afaceri cumpărând de la Iran sau de la Corea de Nord, vor cumpăra și vor vinde și vor pune, pre... dacă poate să vândă de 10 ori, vor face lucrul ăsta. Deci nu mai aveți pretenții de la sistemul capital Cities, marx capitalul. Ca de pandere de la voluntari, ce părere aveți? Eu n-am ce părere, că nu-l cunosc. Că... Este soțul... Soțul Firea. Da. Dar nu știu despre el, nu am avut tangență cu el. A fost membru el, nu... liberal, a candidat în 2002 la la, ca președinte al Partidului Național Liberal, a pierdut și pe urmă se pare că s-a spre PSD de pandele, zic eu personal. Da, nu, nu-l cunosc, nu știu. E de treabă, așa e și a face autobuzele alea care, cu care se duce la sunt Parascheva, apă banii primăriei, an de an. Bravo, super. Ce vor aveți de cele aproape 50 de milioane de euro date de către partide politice pentru publicitate nemarcată în presă. Păi ar trebui cumva organele statului să intervină, dar problema că uh, politicul controlează și justiția și presa și atunci ai cercu închis, ei dau banul, presa îl ia, îi laudă, trăiască conducătorul nostru, îi perie, îi cheamă pe realitate, Anca Alexandrescu pe Ciolacu, îl cheamă pe Grindeanu, îi perie, le ridică mingea la fileu, le spune ce frumos sunt, ce deștepți, ce cuminți, ce nu știu ce și tot lumea mulțumit. Ăla ia banul, ăla ai periat, pleacă o, de acolo cu foarte să periat. Salut pe lângă libertatea și G4 Media și Europa Liberă, care sunt site-uri care, care dau guvern și în sistemul corupt. Așa Restul văd că iau to bani, nu, toți bani, toți. Digi 24 a renunțat pe 1 ianuarie să mai ia bani de la partide și văd că a început o campanie destul de N am critică. Eu am văzut și la aici la Antena 3, război, război, nu, nu, război, puțin. arme, 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 arme nu, nu, război, nu, stai, război, război, arme, arme, de arme. De arme. Două luni și a schimbat politica editorială. Mai departe, scrie în carte la pagina 27 oameni din diaspora deja au învățat limba și s-au integrat acolo, nu s-ar întoarce România nici pentru 100.000 de euro. Nu vorbiți în general că am vorbit cu mulți oameni din diaspora care. care... S întoarce. 40% din urmăritorii canalelor mele de social media sunt din diaspora și înscriu zeci de oameni pe zi care foarte mulți îmi spun, domnule, mâine m-aș întoarce dacă statul român sau guvernul sau cineva mi-ar crea niște condiții, niște facilități și aș avea o garanție că pot să cresc copii în condiții civilizate, că aș avea un sistem de sănătate bine pus la punct, că nu. Aș muri pe treptele spitalului, etc. E etc. Dar deocamdată guvernul nu poate să ofere deci aceste garanții. Eminesc în codruț, le zice așa. Astăzi chiar de mașin toarce, a înțelege eu nu mai pot, unde ești copilărie cu pădurea ta cu tot. Deci cam asta e tragedia diasporenilor ați abordat vreodată să... tema Nostradamus, cum a știut el că rasa galbenă va domina lumea și încă multe alte predicții. Nu cred că sunt reale astea, sunt păcăle. La fiecare război și la primul război mondial și al doilea război mondial a fost invocat Nostradamus ca să creeze o anumită opinie publică, o anumită speranță, o anumită propagandă, deci nu mai credeți în prostii de-astea cu Nostradamus. Și UE cu... ne zice că România are creștere 3% și ei mint, păi ei spun că nu vine ei să bage termometru în zic da, undeva, ei iau de, de, de bune rapoartele care le dăm noi acolo. Da, oameni buni, creștere 3% și ne promutăm cu 7% din PIB și avem și o inflație de 7%. Hai, deci spun. raportați de asta, că ordinară. dacă te-ai cu 3% peste PIB, normal că eu creștere cu 3%, la asta. dacă te promis cu 7% la asta și eu o creștere de 3%, care e creșterea, de fapt? Atenție foarte mare. Cine că... crezi că va fi următorul conducător al Angliei, având în vedere că regele Charles s-a bolnăvit de cancer? Eu am, am vorbit, doamna Vasilescu, da, trecută cu Ștefan, urmăriți live-ul de data trecută, în care a spus că eu nu cred că e bolnav de cancer, eu cred că Charles de la început a vrut e să fie formă rege de retragere. și a vrut să lase pe fiso și atunci a găsit un motiv ca să e, vine prințul, cum îl cheamă, William? William, sau cum îl cheamă, pe ăsta care. William și Katie, Katie sau nu? Ăla e, da. nu, nu știu, e unul care e plecat în America Și a fost uh, dezmoștenit Harry Și ăla, al e William da. Lucrez în Horeca, manager de restaurant fast food Am 12 clase, ce-mi recomanda să fac pentru a evolua? Păi dacă ești manager La fast food Nu știu ce ai putea să mai faci Să-ți deschizi propriul tău fast food Mai mult de manager și dacă ai lucrat în Horeca Și de atâția ani Dar de zile și ai experiență nu contează clase aveți Edison n-avea nicio clasă Cel mai Contează mare experiența și dedicarea al... Corectitudinea, cinstea, nu contează câte clase aveți ce părere aveți despre reorganizarea teritorială, județii, orașe, comune? Trebuie simplificat categoric, dar nu are ce să facă, mai ales în an electoral, când politicienii au nevoie de primarie ăștia. Nu o să-i anunțe, bă, de, de, mâine tu nu mai ești, că am nevoie de votul tău, dar te dau afară. Deci anul ăsta nu se face nimic. Așa. Bună uh, seara, ce părere aveți despre a crea loteria neagră, victime auto, mulțumesc. O mare prostie, o tâmpenie. Cum să vin în rog când nu mai eliberează la primărie niște acte simple, impozitul de la 680 de lei l-au mărit la 1500 acasă la mine? Păi tocmai. Ce o să mai crească dacă datoria nu, publică Nu aveți motiv să veniți. Dacă datoria cre publică crește, vă dați seama că o să vă crească și impozitul, că de unde să plătește datoria publică? Iohannis este cel mai slab președinte al României de la Constantinescu în Coace, adică Iliescu a fost mai bun sau... Eu zic că Iohannis este cel mai prost președinte care a avut România din istoria ei, din, nu știu, de când s-a învințat statul român, 1800 eu, toamna. Eu n-aș zice așa, dar mă rog, fiecare cu părerea Normal. În Arad nu este corupție. Băncile de pe singura stradă pe etenol, au costat decât 800 de euro iar un coș de gunoi decât 5000 de euro. Ce așa de grav. A crescut valoarea Aradului. Da, păi uite Vasile, la Oradea două orașe cu aceleași bugete, aia cu Bolojan, aia cu Falcă, Aradul e distrus ca după bombardament, Oradea și că e Viena și vin turiști din toată Europa să viziteze Oradea. A aia a fost o demonstrație clară de cât se fură și cum se fură. Mulțumim pentru like-uri. Am ajuns la 1,1k. Deci 1100 de like-uri am primit, în continuare vă așteptăm, tot cel puțin eu. Uh. Eu sunt spate de peste 10 ani, nu aș vrea să-mi aduc tot ce am agonisit în România în acest sistem public putred pe care îl avem, este extraordinar de mare, diferența cu ce este, corect? Ce părere aveți pătratul alb pe buletinul de vot? Pătratul alb? Păi dacă noi nu votăm cu nimeni și facem pătrat alb Ei iau votul nostru și și-l alocă lor Pentru că ei poate să fure cam 10% din, din voturi nu, Și atunci ei nu ei face au, nimica uh, Să vă spun ceva Iau oameni în comisiile de numărare și toate voturile astea albe le ștampilează ei și le numără la cine vor ei, la cine a plătit acolo. Ca să... Pentru că oamenii din comisiile alea de votare sunt plătiți. Sunt oameni de meserie care vin la fiecare vot. Au fost și la votarea lui Băsescu și la toată lumea. Deci sunt uh, pregătiți pentru așa ceva. Și cine are mai mulți ștampilatori din ăsta și falsificatori, ăla ia mai multe voturi. Am avut niște treabă anul trecut în țară și pentru o hârtie am fost la patru birouri și tot nu am rezolvat tu într-o zi, ceea ce aici o faci de acasă cu certificat digital, așa este la noi birocrație intenționat lăsată ca să poată să ia funcționare public și pagă ca la noi mai e valabil și acum dosarul cu șină, la noi trebuie să stai la coadă la noi de așa, afară totul se face de acasă, de pe telefon de pe laptop, de pe ce vreți voi și oamenii uh, oameni buni, nu se dorește digitalizare pentru că digitalizarea presupune dată certă. Și să control. Vede, și control. Și poți să vezi și peste 10 ani că la ce dată s-a depus, când s-a dat răspunsul și care a fost circuitul hârtiilor. Păcând așa, dacă e hârtie fizică, modifici în registrul ăla acolo, la arunci într-o stivă cu mai o mie, ia foc arhiva. Când, sau vin șobolanii sau dai drumul, Au mai la, apă, și dai drumul la apă în subsol că s-a inundat și la revedere. Cum a luat foc arhiva cu probele, de astea criminalistice ale poliției de la IGPR, într-o cameră droguri. unde nu era absolut nimic, nimic, nimic ca sursă de căldură sau de foc. Și au luat probe pentru care oamenii au scăpat de pușcărie, oameni criminali, Și, și pentru, cu... Și... Probele, nu, dar s-au furat drogurile s au furat, alea, spune s s furat și, că, și droguri. Și că de frică că vine cineva și le numără, au dat foc la camera aia cu da. droguri, știi? Nu s-a mai zis nimic de chestia aia. Dar știi că s-au furat și 10 fiole de fentanil. Nu știu ce s furat, dar știu că s-a mai zis mai zis presa, absolut nimic. România de... e țara hoției. Nu, e, stai să vă spun ceva, am vorbit toată cu un englez, acum nu știu cât de documentat era omul, era profesor universitar. Zice așa, domnul Jicol, vreau să vă spun ceva să nu vă spărați pe mine. Ziceți, domnule, despre ce că sunt deschis la orice. ce domnule, să știți că după ce Traian a cucerit Dacia, a dus în Dacia 500 de mii de hoți și prostituate ca, pe care i-a gonit din Imperiu și a populat... Și care au rămas până ziua de azi. Și care vă zice, din păcate, voi acolo sunteți urmași și ălora. Da de, de aia ți plus Europa de prostituate, de aia și cei mai mari hoți. Ce auditori, domne, fisezi, domne, de carduri. Ăla era o jenă de mici Și, nu vă spărați pe mine, că nu am zis și eu. Ce -am, ce am citit eu în niște documente care sunt, zic, domne, o fi posibilă, există o legătură. Sorine, cei drept? avem cele mai multe. Uite, citeam acum despre. Au fost niște analize în da, bordelurile știu. din Elveția. Știu, 70% din curbele din, din Uniunea de... Europeană care sunt cu carte de muncă sunt românce. Da, exact. Dar nu mai pun. Am astea văzut. după net. Și la fel de hoți, dacă zici român, hoți și da, pune știu. un, un pe buzunar. Și atunci, cum vrei să fie politicienii noștri ăștia? Pentru da. că ei sunt reflexia societății. Ei. Dacă exact, noi un... suntem hoți, votăm un hoț ca să fie ca Normal, noi, știi? Un eșantion nu este reprezentativ doar prin volum. Contează și structura, jumătate-jumătate, femei, bărbat, urbar, rural Se numește statistică inferențială. Păi eu așa am aici, am 60% bărbați, 40% femei, vârstele sunt de la 18 ani până la 70, adică e reprezentativ eșantionul pe care l am eu aici pe, pe canal cât ați vorbit aici pe canal de Ciolacu și Neac și nu s-a vorbit nici măcar în PSD, fie și pe la colțuri. De fapt, se reclamă. S -s... Da, că dumneavoastră sunteți... Bună ziua, domnul Blidar. Înseamnă că dumneavoastră sunteți membru PSD. Nu e, sali. nu e, că e prietenul meu, prietenul meu de la Arad, la care am mâncat cireș, și atunci și de unde stă? știe el că nu s-a vorbit nu, PSD? Nu, glumește, a, glumește. A glum. da. da, eu cred că psd știi să bucură să audă că... Grecia au... a votat ca storia între persoane de același sex. Am citit, am discutat de chestia asta. Efectele energizantelor. Nu, tot ce este chimic este nesănătos și are efecte pe termen lung asupra organismului. Energizantele astea, dacă vă uitați pe ele ce scrie și din ce sunt compuse, de asta taurină, zahăr în cantități 30%, cafeină. 40%, cafeină sunt total distructive pentru cafea, că pe nu organism. Nimic. Luați măcar nu știți ce băgați Primul în motiv voi. pentru care vă urmăresc este mereu că amândoi știți să fiți și ironici și sarcazi și o calitate a oamenilor cu o inteligență ridicată. Am vrea noi, mulțumim. Joana ia 50% asta din voturi la alegeri. Din voturile care exprimate sau din celor cu drept de vot? Discuție. vorba umorului englezesc o să devină obligatorie. Ce pot face cu vecinii care au fiecare cel puțin un câine? Nu pot dormi noaptea nici copii ziua nu pot să beau o cafea pe terasă ieștiți este un complex de case noi. Păi nu știu ce, trebuie să faci. Eu am 15 câini faceți. și nu latră decât dacă trece cineva pe. Așa, restul sunt nu pot. cuminți Dacă are fiecare vecin un câine. Hai să vedem chiar... sondajul că am depășit. Avem 1012 voturi, de ce este un. Nu mai plecați după Fenta cu litru de ulei și zahăr. Majoritatea care votează. PNR și PSD sunt bugetarii care au primit sinecuri la stat, nu bugetarii Au crescut cu 14.000 anul trecut voturi deci, Și asta e, e dreptate, și aici aveți dreptate Deci sondajul în momentul de față A îndepășit 1000 de votanți Sună așa, credeți că Oamenii l ar alege pe Mircea Joana Ca președinte dacă ar decide să candideze 47% spun că da 53% zic că nu E foarte aproape de jumătate da. Deci, dacă și-ar lua 47 ăștia cu da, sunt votanții lui. Nu sunt tăi la toți cu, da. cu Ciolacu, cu Ciucă, cu Simion, dacă ar candida, dar am zis că nu candidează. Deci vezi că nu e chiar așa cum spui tu, Sorin, care 10%. Deci Ce deci părere să... despre evenimentul Antol Dubai? Eu nu știu despre evenimentul ăla, știu doar că organizatorul E cu băieții, și cu drogurile, și că a fost și condamnat pentru droguri, că taxa e securist, că și a fost că acolo să că nimic. Coldea și au fost o grămadă de persoane controversate și pseudo-afacerici din România la eveniment. Oameni, buni, spune cineva, ăștia votează cu Jonan Dușmani. Oameni buni, dacă omul ăsta are în spate o instituție de un trilion, cu, cu valoare de piață de un trilion. Deci, vă dați seama că deci instituția asta, dacă ar veni Microsoft cu un om tot așa, care are, are valoare de piață de trilioane și ce bă, vi-l recomand pe ăsta, l-ați vota? Sigur că l-ați vota. Da. Un vlog cu Andy Popescu. Andy Popescu face vloguri despre mașini. Mie-mi plac mașinile, dar m-am cam lăsat, de-aia umblu cu duster Acum că uh, am avut zeci de mașini și te va că e prietenul meu de 30 de ani, am avut zeci de mașini foarte scumpe, de multe, sute de mii, de jumătate de milion și deja am obosit, deja nu mai, nu mai simt că mă reprezintă o mașină scumpă sau să mă dau mare ce mașina am eu sau câți bani am sau ceva. Am trecut de, de faza asta de nebunia asta mea pe care am avut-o în tinerețe și Andy face vloguri despre mașini și nu, de, nu mă mai regăsesc în chestia asta. zona de fală și de vanitate. Exact, da, da. Vrei să fii mai smerit și asta... Ăștia mână... botează cu Joana în dușmănie, adică să facă mișto de mine să ne certăm noi cu... Așa crezi că asta e ideea? Așa scrie, așa scrie cineva Se poate, fani oricum Ce se întâmplă dacă PSD câștigă cu peste 50% la alegerile? mai sunt în ani, ne mai dăm pantaloni jos, ne mai așa, nu, ne mai ridicăm, mai puțin, eu, ăsta azi uh, Ciolacu a zis o chestie foarte inteligentă. A zis că el dacă nu intra la guvernare, ar fi avut cu 5 în față în momentul ăsta. Bineînțeles că fiind în opoziție, criticând și lumea având o speranță că, mamă, dacă vine PSD-ul, că ăștia la minciuni sunt perfecți. Mamă, dacă ar veni PSD-ul ne-ar mări pensiile cu 30, cu 50%, bineînțeles că ar avea cu 5 în față. Din motivul ăsta Iohannis l-a băgat pe Ciolacu să fie premier ca să se compromită pentru că altfel PSD-ul ar fi câștigat toate, toate rând, rundele de alegeri și europarlamentare și locale și prezidențiale și parlamentare naționale. Dar așa pentru că l-a lăsat să arate, bă, uite cine e ăsta, nu mai vă pune speranța în el, l-a lăsat să, să, fie premier un an de zile ca să nu fie patru pe toate categoriile de alegeri. Deci asta a fost și, și, și ăla, ăsta, și-a mușcat mâinile, a, 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 nebunit de durere că trebuie să-l pună pe ăsta. crede -mă că îl știu, l-am văzut. Da, văzut că era mușcat Trist, de mâini când asta da. lui, Tristețea asta lui Iohannis, se datorează, el s-ar putea să moară de inimărea după ce te-ai pentru ce a făcut. Deci, credem că el era. nu l-a pus pe cu de plăcere. Deci l-a pus că nu avea altă soluție. Politica e foarte complicată, e o, e o afacere extrem de complexă. Platon considera că este artă regală, tocmai pentru că nu care ceva nobil ca regal, ci pentru că e. e un, o polit, este o gândire aparte, care nu e accesibilă oricui, o filozofie specială. Numai oamenii slabi judecă un om după vicii din trecutul vieții, trist, cartonaș roșu, nu știu, de la, păcine cine a judecat după vicii, Stevan, că nu mai ții minte? Ai zis tu că nu știu ce faci. Nu mai știu de cine am da, vorbit. Dar ne cerem scuze, te rog să ne cești tu scuze, că ne-am jignit pe cineva. Soțul meu și cumnatul pur și simplu i-au interzis soacrele mele să mai voteze. De fiecare dată vota prost și atunci au convins-o să nu mai meargă. Anul acesta face 91 de ani. Să vă trăiască, o să voteze și după ce moare, că ăștia la noi votează și morți. Adică n-a scăpat de soacra la vot, poate acum nu o lasă nu noastre și soțul. Sau cum Natu, dar după ce o să moară, o să înceapă să voteze din nou, iar în mulți ani de zile încolo. Da, dacă Pentru că pe România liste. votează și morți. Și dacă vă pe listele electorale, la circunscripția electorală unde a votat Socra Nas, o să vedeți că, e că apare din nou pe listă după ce pe moare. Listă. Și chiar și numărul de voturi corespunde că a votat și ea, adică. Vă <laughs> salut, domnilor! Varianta unui parteneriat civil rămâne o variantă de realizat cu ușurință, așa că un alt referendum legat de familie ar fi redundant. Da. Până la urmă... Marian Borci a devenit ca militant în ultima vreme. Nu știu, nu l-am mai urmărit, dar eu în continuare e prietenul meu și nu... Da. Cine vrea să uite are și el Exact. Cine vrea lui? să uite la Marian să uite, cine vrea să uite la mine să uite, cine nu vrea să uite la mine să... Și eu sunt irritant și inervant și, și Ștefan și toată lumea este irritant da, și unele persoane. Cu Aveți dreptate cu spălații pe creier oameni în vârstă care așteaptă la pensie un milion de lei și majorarea celor de la sate pentru a primi ulei și zahăr sau ajutoare sociale. Nu sunt săraci și spălați pe creier. Să gândesc, bă, toți ne fură, măcar care ăștia ne dau un litru de ulei. Deci vă spun eu cum gândesc. Bă, toți ne fură, porcine aș vota tot fură. Și atunci măcar de la ăsta iau un litru de ulei, e ceva cert. Și atunci îl votez pe ăsta. Seară bună din China, unde m-am mutat după o vreme de UK și România. Să știți că oamenii aici sunt foarte buni cu românii și au o părere foarte bună despre noi. Păcat că noi suntem așa de împotriva. Eu nu sunt împotriva, Eu iubesc chinezii și îmi plac, îmi plac chinezii și s-au ridicat foarte, foarte mult. Sunt foarte muncitori și au realizat au cele mai tari drumuri, șosele, infrastructură, poduri. Eu îi apreciez foarte mult. Ștefan este puțin anti așa. Nu, trebuie să înțelegem în context. China, noi am fost, am și pe canalul meu de YouTube România, copilul Chinei și sor, sora Coreei de Nord, e vorba de perioada Ceaușistă. Și acolo o să vedeți istoricul nostru, pentru că noi am fost copilul Chinei în Europa pe toată perioada Ceaușistă. Noi nu eram în sfera de influență a Uniunii Sovietice, eram în sfera de influență a Chine, pentru că avem un naționalism, uh, un naționalism uh, chinezesc, nu un internaționalism sovietic. Și nu că sunt împotriva, dar știu că dacă vin chinezii, ăștia ar să facă propăd în toată Europa, că vor să se răzbune. Deci asta e problema mea. Felicitări că v-ați găsit locul și că vă înțelegeți bine acolo. Știu că în China s-au dus politici ani de zile că noi suntem grozavi, eram cei mai buni prieteni ai chinezilor, cum eram și ai lui Kim Jong-un din Corea de Nord. Domnul Soriaț, putea să-l invitați pe Marius Ghidel, are canal pe YouTube și a organizat o școală a iubirii divine. Ați rămâne, o... o, să îl caut, nu știam de el, n-am auzit de el. live din Frumușan cu un grătăriel cu două ștevan îmi plac cel mai mult. O să mai facem și de acolo. Nu Damian a rămas cu sechele de când a fost filmat de Marian Borcea în timp ce mânca. Nici mie nu mi-ar place să fiu filmat în timp ce mănânc. După cum alegi după alegeri, ce crezi că va veni o criză mai mare decât acum? Nu știm, nu ne dăm seama. Depinde cine, cine va fi votat și cine o să ajungă la putere. Cum nici Carasul nu o să devină niciodată de rechi Carasul, rechin, așa nici România nu o să în niciodată o putere. Dar nici n-a fost niciodată România o putere în istoria noastră de din totdeauna. Oameni buni, de la Daci în n-a fost niciodată o putere. România și-a trădat imperiu. toți aliații în primul război mondial. Și și-a uh, și-a trădat, nu aliații, și-a și trădat și conducătorii. Dacă te uiți în istoria noastră, toți conducătorii au fost trădați. Hai să spun ceva, am citit acum mai aprofundat de Ecaterina cea mare, știi cine a vrut să facă Dacia, Ecaterina asta cea mare a Rusiei, care era nemțoaică de fapt, era, a fost pusă pentru că din neamul lui Petru I nu mai rămăsese nimeni și ea și-a dorit să facă Dacia, să-l aducă pe Potenchin asta care era amantul ei că, mă rog, avea mai mulți amanzi, rămăsese virgină după 8 ani de căsătorie cu Petru, cu Petru al, al, treilea, în sfârșit, și a vrut să facă Dacia și din motivul ăsta când a venit Napoleon al treilea la 1856 după ce a bătut pe ruși în războiul Crimei, din motivul ăsta n-a numit uh, țările române unite, nu le-a numit Dacia, pentru că era ideea rușilor. În eu nu fac ce zic rușii, pune în România, pentru că asta e zona, asta e denumirea latinizată, știi? Mă rog, iertați-mi divagația. Domnul Jicol, eu lucrez în Germania de 9 ani de zile și vreau să mă întorc în România. Ce sfat îmi dați? Păi, întorceți-vă dacă aveți unde să locuiți, dacă aveți o profesie, dacă. deci eu cred că Europa o să se uniformizeze. În momentul de față, în România se bagă foarte mulți bani pentru că suntem ultimul avantpost occidental înspre Orient și mă rog, există, azi citeam o teoria unui filozof economist și politolog bulgar care spunea că dacă se face pace între Occident și Rusia, România și Bulgaria vor deveni zone tampon, adică vor hotărâ să fie tampon, să nu fie nici ale rușilor, nici ale Occidentului. Acum e după și după inima omului, după noroc. Așa, Darius, bună seara domnul Sorin, a făcut treabă bună promovând educația și cultura prin invitații. Mulțumesc asa, da. frumos! Asta, Sorin, se ocupă cu educația tinerilor și asta e, asta e marele său merit, dar au existat... Nu doar mai... pe canale, eu merg prin școli, merg prin licee, merg peste tot, prin toată țara, pe timpul meu, pe banii mei, pe... Tot. Da, da, dacă, dacă, vedeți de ce l-au condamnat pe Socrate la moarte, o să vedeți că tocmai pentru că vrea să contribuie la educația tine. Nu mă speria, nu mă speria. Deci o să fii și tu. Că mi-au zis ăștia deputații de la PSD că Marcel e răzbunător și că să am grijă. Deci mi-au atras atenția oamenii. Nu-i băga în seamă că sunt uh, Uh, domnule Jicol, ce părere aveți Roșia Montana? Pot acele resurse să fie exploatate fără să distrugem, să poluăm toată zona cu cianuri și substanțe toxice? E o discuție foarte complexă acolo. Au existat filozofii care spuneau, domnule, să mai așteptăm până să inventează alte tehnologii de extragere a fără cianură, eu vă spun de la început că acolo n-a fost niciodată cineva, n-a avut intenția de a extrage. A avut intenția de a face niște contracte cu statul român, vezi cazul Bechtel, și după aia să piardă la proces, să câteva miliarde. Dar Până ei nu au avut ceaba. intenție de a. Extrage ceva vreodată. Au profitat de cât era Ponta de Corup și toate aia de atunci care le-a dat contractele și. Și de la Tăricianu. Și de la Tăricianu și de la toți. Dar nu au avut intenție să exploateze acolo. Au vrut pur și simplu să ia niște bani statului român. Au fost o gașcă de mafioți care o să pună mâna pe 6-7 miliarde, o să-i împartă între ei, mănâncă toți câte ceva și aia a fost. Sărine, vreau să te întreb ceva. Păi, oamenii ne-au dus un escavator acolo. Nu au adus-o. normal, dar eu știu, Ștefan, știu. dar nu au avut intenție. Arată Roșia Montana, ai zis că e după primul știu. război mondial. Uh, zice, Margot, nu am trădat, am făcut ce trebuia ca să salvăm țara. Nu știu dacă e corect așa, adică face un angajament. Uite, ungurii, de exemplu, și în primul război mondial și în al doilea război mondial și a urmat. Uh, ungurii traseu. sunt patrioti, da. ungurii da, sunt patrioti, uite la Orba, nu că face toate compromisurile eu vorbesc și de nu. de primul și al doilea război mondial. De ce în vest prețurile la... au început să scadă și în România nu? Pentru că în vest, conducătorii au grijă de oamenii, de populație mai mult decât în, în România și noi uh, importăm vestul își produce singur alimentele și și exportă, cum e Olanda, vezi Olanda de exemplu, noi importăm 70% din alimente și atunci normal că ciocolata lin, nu știu de care arată ăștia la televizor de două ori mai scumpă decât în Austria care o produce, că o importă, o transportă cu tir, o bagă în magazin dă și la șpagă la șeful de magazin plătește taxa de raft și prețul, prețul, crește. Eu nu cred că în Germania să dă pagă la șeful de magazin să te, să te pune cu marfa în magazin, cum se de la noi. Mircea Diaconu a fost iepurelui lui Dan Voiculescu. S-a făcut de râs cu această ocazie, s-a compromis în ochii multură. Dar nu știu de ce. E un actor extraordinar de bun. Eu, eu sunt fanul lui, am văzut toate filmele lui, cu Buletin de București, cu uh, Filantropica, cu toate, cu toate. E un actor deosebit de săvârșit, dar nu are nicio legătură cu politica și nu avea ce să caute de la început în politică. Adică era un cal mort de la început. Cum am fi și noi dacă am candidat. Domnul și este stat în funcție fără susținere politică? Păi are funcție de funcționar public, nu e, nu e o funcție nu, politică. domnul domnule, cine e, Domnul Budihală, eu am dat concurs, deci am dat concurs de director general. Acum m-au retrogradat cu trei categorii profesionale, sunt director adjunct, am fost și un an șef serviciu. M-au mai băgat și într-o comisie de disciplină să mă umilească și mai tare în speranța că o să plec. Și am dat concurs, deci sunt funcționar public cu concurs. Am dat concurs de director general, m-am judecat pe, pe hotărârea asta de guvern prin care m-au desințat postul domnul Neacșu cu toată gașca psd și așa și am câștigat în prima instanță la Curtea de Apel, aștept acum Curtea Supremă și o să fiu din nou director general pe, pe postul pe care am dat concurs. Deci nu trebuie să ai funcție, bine, trebuie să ai susținere politică că dacă nu ai, te tăvălesc ăștia și te bălăcăresc și te bazjocoresc cum am pățit-o eu. Dar nu mă interesează așa ceva. Domnul Jicol, candidat o să fie doar Helvin, care o să câștige un pariu. Doamna Adriana, foarte bine că sunteți o idealistă, votați-l și încurajați-l. El omul a zis că nu candidează și nu votează. Că da, o să intre în politică în 2025, nu știu ce înseamnă asta. El a spus cu gura lui, nu că au zis alții. George Petrescu, nu-l mai aduceți în discuție pe John cei îi faceți reclamă și propagandă. Corect. Uh, apocalipto, este un tutan cam un politic, Corect. este Corect. părerea noastră foarte Cea bine, mea. încurajăm orice părere, deveniți propagandistic al fără să vreți. Corect. Uh, da, eu cred că e mai bun decât alții, da mă rog. Mihai, domnule Jicol, ce părere aveți de Vosganian și de teatru din Parlament când ni se va vota soarta? Uh, păi cred că deja nu mai s-a prescris uh, știți că au vrut să-l judece, nu l-au judecat, n-a permis parlamentul, deja cred că e prea târziu, cred că s-au prescris faptele pentru care era el acuzat. Așa, văd că aici ai reținut niște mesaje pentru examinare, nu știu despre ce e vorba. George Petrescu în crisă crede să dă un jicol că este plătit de Joana. Da, în sfârșit dumneavoastră. Nu are ținut youtube dacă vede ceva, ei, ei fac chestia okay. asta. Vreau să vă spun ceva, domnule Petrescu. Eu cred că nu m-ați ascultat suficient, cred că sunteți nou pe acest canal. canal. Eu nu știu dacă poate să mă cumpere cineva. Nu că n-aș avea preț, că sunt unul dintre cei mai ticăloși oameni, dar n avei nimeni cu destui bani să mă cumpere. Și până nu vine geană cu banul gros... Nu, nu vreau să mă vând. Deocamdată n-a venit și când o să vin o să vă spun și noi să vă dau procent din ce o să-mi dea Joana, că o să cer foarte mult. Bună seara, domnul Constantinescu ați avut invitată pe Patricia, iar la social media promovează marketing, însă nu, -mi mie, mie separat îmi dă mesaje că îmi promite câștiguri garantate. S-ar putea să nu fie ea, pentru că ea mi-a spus că se ocupă de digital marketing, acum că vă dă Patricia sau nu vă dă Patricia, oricine vă promite cara, câștiguri garantate sau tranzacționare, a vorbit la începutul asta, este țeapă și nu învățați-vă și copii, nu, nu încurajați și nu le dați bani să dea la excroci ăștia care uh, le cer câte 100 de dolari sau 100 de euro abonament să urmărească graficele lor de la tranzacționări, pentru că este o țeapă ordinară, deci și voi și copii voștri, obișnuiți-vă că astea sunt toate țepe și nu vă dă nimeni niciun câștig garantat, care câștigă mulți bani, câștigă pentru el, nu o să dea și la alții. Margone spune că Marga, fost un ministru, are aceeași vârstă cu Trump, Așa, Boghi, Bog, domnule Jico, nu-l mai, nu mai apărați pe Dulap și PNL. Doamne, că nu i-aș mai vota decât mort, că și așa e, știu cum să facă morții să voteze. Susțin în totalitate. Nu știu dacă apăr eu pe cineva, eu țin cu toată lumea, chiar și cu dumneavoastră și vă respect și vă încurajez să vorbiți cât mai mult. Mă rog, sunt într-adevăr membru PNL, poate că am un subiect invizit din punctul de vedere, dar nu... Știți că sunt și foarte critic. Ileana, eucalipto după unii dintre voi, toți candidații sunt iepuri, un pic mai mult reali și nu, stri, nu strică, chiar și cei mai buni analiști politici pot greși une, uneori, dar ruptul capului nu recunosc că se înșală. Da, pentru că politica este o ecuație mult prea complexă, e foarte greu predictibilă, sunt foarte multe elemente, se schimbă de la o zi la alta. Calculul pe care îl face azi nu se mai potrivește mâine, și asta a fost dintotdeauna în politică, nu de acum. Manu, bună seara, domnilor. Ce părere aveți despre părintele Login din Ucraina, a bătut de oamenii lui Zelenski? Am vorbit în live-ul trecut. Eu nu știu despre ce e vorba. Despre Răzvan. episcopul Login român, care a apărut niște poze pe internet cu ochii negri, că a fost bătut de oamenii lui Zelenski. Nu se știe exact situația, nu se știe adevărul, nu se știe dacă a fost bătut, nu se știe dacă pozele sunt reale a fost într-adevăr asuprit de ucrainieni și nu numai el, toți preoții români au fost asuprit și școli românești și tot, dar ce -o lacule de bală ucrainieni, că așa suntem noi. A, ră, nu, așa, în sfârșit. Răzvanev, dacă locuiați în Rusia și vorbați așa de președinte, mâine se servea ceaiul. Ce înseamnă asta, mă? Adică ne făcea pomană. A, ah, ok. La, să dă ceai la pomană? Normal. Așa, Răzvan, ce părere aveți că a murit în Avalni? Am discutat. Am discutat la început. Prima jumătate de oră, puteți derulați Punctual punctuală, întrebați-mă. oare uh, rămâși și despre cine e vorba? Iohannis primește ce merită, adică niște Ciu -Ciu. Nici ciuciu -Ciu nu merită, Ioanis eu zic să fiți mai toleranți, că au fost unii și mai ticăloși și mai buni. Trebuie să înțelegeți oameni buni că politica în România nu fac românii, nu Ion, Gheorghe și Maria pun președinte. Ai mai spus de asta România? de o de ori. Nu-l mai criticați, și el un da. amărât, un actor. Uh, N-am mai folosit chești de 15 ani și încă trăiește, zice Sorin, uh, așa. Darius, Uh, ce este uh. este piața Forex un scam am vorbit de o mie de ori de piața Forex nu este pentru uh, puști ăștia care dau bani să urmărească nu știu ce guru de Forex uh, să fac bani din Forex dacă ai câteva zeci sute de milioane de dolari și ai roboți și ai de -astea. un puș ăsta care face tranzacții pe Forex are șansa porcului de Crăciun eu sunt prieten cu evrei ăștia care au softuri de Forex și care fac milioane de unde dracu fac milioane? De la fraieri fac milioane Așa, bună seara, domnule Constantin. Săptămâna aceasta, datorită tot am început să investesc la bursă. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc că mi-ați deschis mintea. Foarte bine, uite, un câștig felicitări. Domnule Smaral, 82. Marius Somaciu Marius, așa asta e nume. Nu încerca să băgați bățul prin gard. Este echipa perfectă. Ștefan Jicol, Damian Oprișan, educație poli polidisciplinară, susținută printr-o manieră extrem de lejeră, dar și eficientă. Felicitări. Sper că nu facem și propagandă, că nu asta ne dorim. Ne exprimăm niște idei și vrem să dezvoltăm gândire. Anda Andrieș, bună seara domnilor nu am urm urmărit de la început live-ul dar dacă ați mai fost, întrebați în cer scuze credeți că Trump va câștiga alegerile din SUA? E o chestie foarte delicată, Trump este acum în opinia publică americană singura șansă de câștig Biden deja e foarte compromis prin erorile astea de memorie și de comportamentale pe care le face, din, se pare, din cauza vârstei. Kamala Harris, care este vicepreședinte și e tot de la democrație, vicepreședinta lui Biden s-a arătat ea dispusă să preia ștafeta și să ducă mai departe planurile lui Biden, dacă cineva crede că Biden e prea obosit. Citește deci, tu că mi-a venit iar o alergie. Că Trump va câștiga legea mai vorbit de chestia asta este corect ce spune, Schie și nu va dispăra total nebor, doamne ajută, problema banilor că electronice este aceea că expiră prea sfințitul Teodose nu este filorus, sunt acuzații tembele este antiecumenist și cine face egal între antiecumenist și putinism este să lasă securist. Aveți da, dreptate, sunt de acord și eu cu chestia da, asta. Eu încerc, stați un pic aici, e o chestie de mine, proiect că zice, eu am foarte puține elemente, îmi cer foarte scuze, domnule Gigel Chiazna. cred că, că, că știe aveți știe dreptate. mai puțin, poate crede că știe mai mult. Da, eu asta am văzut că astea sunt variantele care se vehiculează și care Am întrebat motivele. de Trump dacă va câștiga legea și ce va fi viitorul președinte al Angliei, având în vedere că regele Charles e bolnav, am discutat de chestia asta. Domnul și vă că navi, următoare se rupe coaliția, se schimbă guvernul. Păi dacă vă luați după ceva de tot în noiembrie, tot să schimbă guvernul și să, așa tot nu se mai schimba guvernul. Deci, nu, nu, că, că să sunt să cel mai schimbă. tâmpit om din lume, așa că nu vă luați după mine. Dar chiar cred că sunt cel mai tâmpit om. De-aia nici nu vă rog să nu îndrăzniți să Bun, mă... Dar, a zis să... la mișto că tot zici din noiembrie sau în octombrie da. că se schimbă guvernul. Păi și asta e, dacă dacă două, trei. Trei. asta e dovada că sunt Asta sunt Oameni buni, am primit foarte multe mesaje de la mulți dintre voi care spun să candidez la ceva. Păi ce, destui tâmpiți, ați avut atâtea mii de tâmpiți. Să știți că alegerile astea electorale mi îmi par un, uh, un cortegiu funerar, pentru că toți ăștia care candidează o, o industrie extraordinară mai mare decât a videocatului, să punem mișcare anul ăsta, pentru vot, începând de la votanți, de la ăștia care alergă după votul, de la comitete, comiții, uh, partide politice, candidați, gândiți-vă că fiecare județ are nu știu câți candidați pentru Consiliul Județean, pentru Consiliul, pentru președinte de Consiliul Județean, pentru primar și așa mai departe. Te întreabă cineva cum o strategia, cum o strategie alergia a doua asta la polen că domnul ia cetirizin și antihistaminic și dar aceste pasire mă obosesc destul de rău. Tu da, cum iau, tratezi? și eu, iau și claritin și într-adevăr îmi dau stare de somnolență, mă obosesc un pic. Sunt și paradit cu sănătatea, o am de la, cam de la 30 de ani mi s-a instalat alergia asta la polen de primăvară. Războiul este al nostru în Ucraina, la fel ca în Israel, au fost mereu conflicte, trebuie să ne vedem de ca noastră, să avem grijă de ea. Corect, așa este. Există parizeri din acela la firma Cristim. E no, greu cu gândirea, mai ales de... dacă nu Mulțumim, ai minte. Armen. Partie s-a obișnuit să promită minciuni să fie revoltate. Asta e din totdeauna. Make love, not war. Domnul Jicol este asemănător foarte mult parizerul de la Oșan, de la Sibieni, o firmă din Sibiu. Dacă vrei pace, te pregătești de război. Uite și pe Radu. Salut, Radu. Catedrala nouă din București nu e nici pe departe cea mai mare în Europa de Est, deocamdată cea mai mare este în Belgrad. Nu știam nici asta. No, nu cred că blad. acest mecanism politic va fi de vreodată. Ce spuneți de moartea lui Naval? Ne-am vorbit jumătate de oră în în, când, am când am început. întrebați-mă punctual, nu așa în general. Cele mai vorbit. sărace țări au cele mai mari și mai multe biserici. Cum naiba? Nu e adevărat. No, nu cred că e adevărat. Indicele BED, București Exchange este primul indice de dezvoltare a Bursa de Valori București. A fost lansat, păi, Google, Marius, toată lumea știe să dea Google, copy-paste, de-aia m-am supărat un pic că m-a întrebat cum se numește indicele bet, că dacă baci pe Google indicele bet îți dă și pe măsa, și pe taxa, și pe frați și pe sursa toate informațiile despre indicele bet. A, Arafate, Mosad, Mossad, Joane, Cia și cine, cine ce mai fi ne conduc cum doresc. E, sunteți în asentiment deci cu, azi... cu, Ștefan că el tot, pe tot se acuză că aparțin unor servicii secrete. Ba KGB, ba CIA, ba... Deci nu există unul să nu fie afiliat unui serviciu secret. Păi nu, dar e bine că sunt uh, variante diferite, că dacă ar fi o, un singur serviciu, am încurcau. Să știți că totdeauna când șefii să ceartă între ei, talpa țării o duce bine. Când șefii se înțeleg între ei, exploatează populația cetățeanul talpa țării. Deci bucurați-vă că sunt mai multe servicii, că noi o ducem bine, că fiecare vrea să facă avantaje cetățenilor. Iohannis a slujit interese străine în urma promisiunilor că va avea o funcție bine plătită în Parlamentul UE și acum a realizat că nu primește nimic, se plânge publicul sub înțeles. Perfect, adevărat și eu sunt de acord cu chestia asta. Deci l-au păcălit? sau L-au păcălit, să zicesc, da. lupul, că au spus că e prost și că poate fi ușor păcălit și l-au păcălit. I-au dat oricum 10 ani de președinte al României. Din interviul vreau... lui Putin a, rez a rezultat faptul că aspectul militar a fost și este și va fi primordial în gândirea Rusiei, Americii și marilor puteri, nu aspectul civil, cultural, familiar, militarismul. Da, asta e o problemă în Rusia actuală, dar se pare că așa poate să-i țină pe Rusia la un... în subordine, trebuie să le ofere. Tot timpul ceva promisiuni de extindere a guverniei. Bună seara, eu lucrez în Germania, dar aș vrea să mă întorc în România și vreau să spun că nu știu ce voi face din punct de vedere al serviciului. Cele două facultăți. Nu vă întoarceți atunci. Cele două facultăți au fost una în transport și a doua la veterin... de veterinar. Pe cum adică le-ați făcut dumneavoastră pe astea două diferite? Dan Moca. A nu, și-a găsit omul rostul. Și, păi, dar nu v-ați hotărât, o por pătra. Dacă aveți pasiune pe transport, ce ați căutat la veterinar și invers. Deci v-ați risipit și pe energia și timpul și banii și acum nu le puteți corela. Deci trebuie să corelați cele două universități pe care le faceți. Trebuie să faceți una în completare celelalte, nu două diferite. Eu nu văd nicio legătură între transporturi și... Veterinar. Am vorbit de Grecia, am vorbit de Navalny, am vorbit de astea derulați și uitați-vă și cu Grecia și cu Navalny și cu toți. Sunteți imposibil, domnilor, și chiar vă supărați a treia oară când vă întreb dacă va câștiga Trump. Păi de unde dracu să știu, doamna Ileana, că mă enervați acum, că nu sunt nici mama Omida, nici Nostradamus, de unde să știu dacă câștigă Trump, -ați... Nu, Trump nu, nu, spus, alegerile. M-ați înnebunit naibii cu Trump ăsta cu alegerile astea. V-am spus că e o chestiune de... Dacă câștigă Trump, sau să nu câștigă, mama Omida. A, 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 a leadership-ului american uh, de, îl bagă la pușcăria acum pe Trump, nu știu dacă a că okay. el are nu știu câte acuzații. Sunt speculații, nu e, e sigur tu că va câștiga sau nu, Iată te no. dacă e sigur sau nu e sigur că va câștiga Trump. Știi tu sigur că va câștiga sau nu va câștiga Trump alegerile? Că Ca să te întreabă, câștigă sau nu câștigă? Da, da, câștigă Da, Trump. câștigă, doamnă, câștigă alegere, da să trăiască mulți ani Trump și să fie sănătos și am scăpat de da, întrebarea asta. Cred că pariază la, știi că sunt pariuri de astea da, pe probabil. Trumpa, atunci, și bă, dai da, să vă câștig și un ban. Mulți români în Germania vor să se să se întorcă în România pentru că aici nu se mai rentează să lucrezi, e scumpă, mâncare la fel. Păi întoarceți-vă mai mult, dacă crezi că e mai bine România, de ce să nu vă întoarceți? Ce părere aveți despre startup-urile din momentele actuale economice? Ce părere aveți despre ETF-BTC? Am vorbit de ETF-BTC mai devreme, am explicat ce este, că e fond de investiții, că dacă nu vrei să investești separat în fiecare companie din uh, indicele BET. A, ETF Bitcoin, scuze, am crezut că e ăsta cu indicele BET, că m-au terorizat și cu indicele BET. Nu, nu sunt de acord cu criptomonedele, nu sunt de acord cu ETF-urile, BTC, deci nu mă mai întrebați chestia asta, că am spus de o de ori pe toate, și pe TikTok, și pe Facebook, și pe YouTube, peste tot. Nici o șansă este că și Ceaușescu pleacă să geata și rădăcinele rămâne au fost conduși de Voiculescu, Cașirescu, o dată... De deci, ce oare așa slab dezvoltată este județul Suceava? parcă din ce, păi, Cu cât e corupția mai mare într-un județ, cu atât păi, mai slab sta sta un Județul, un pic să județul Suceava, Județul Su Vaslui, Sucea Județul uh... Botoșan, toate județele astea din Moldova zah. sunt foarte sărace pentru că corupția este la nivel extrem acolo. lui Flutur ăsta, care să nu mai știți că țin cu PNL-ul, este prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Gheorghe Flutur. E foarte extinsă. Primarul ăla de Suceava, el e președinte de Consiliul Județean, primarul de Suceava e sluga lui mâna lui dreaptă cu care fac tot felul de și acum vrea să-l pună și pe vârsul primar la Botoșan, știi că a fost primarul ăla de Botoșan care l-au prins că a angajat-o pe amanta lui la primărie și i-a dat subiectele, știi că a fost discuție să da, yeah, yeah. Și acum ce s-a gândit flutur, mamă, îl pun pe vărul meu, flut, tot flutur, îl pun să fie și primarul Botoșanului, că suceava e lângă Botoșan și facem o gașcă așa mafiotă, știi? Deci oameni buni, politicieni trebuie schimbați anual. În Grecia Antică niciun politician nu avea voie să sta mai mult de un an. Nimeni. Deci oricât de valoros era el, Dracon, Pericle, oricine ar fi fost, n-avea voie să stea mai mult de un an. Nu mai lăsați politicienii 20 de ani, pentru că ei deprind niște viclenii, fac niște jmechie. fac camarilă, fură din ce în ce mai mult. Vreți să scoate suceava din mizerie? Schimbați-l pe flutură ăla. Ce n-ai e șeful meu pe de partid, dar e un corupt inevitabil. N-ai cum să stai atât timp fără corupție. Așa, da, e slab dezvoltat Suceava. N-a zis la, la, a făcut un meeting. Hai, noi în... avem 10 minute să citim și. Da. La... Am Era discuțat. dezastru acolo, să vedem exact ce a făcut Ceaușescu în Suceava, în oraș, exact va și acum, nicio deosebire, dar cu fluturi, un escroc. Și în basul uh... e la fel, numai baron corupți. Da. Au dat la porumbeu 5.000 de hectare de teren, să le ia, au rămas ia săracii fără nimic Au fost scandalii pe presă, pe Google Dacă căutați de ce, cum au luat terenurile la oameni cu japca Numai jmecherii fac da. Și Flutur să mă dea în judecată Dacă vrea să Era ce să ne facă fluturi, dar nu e peste 18 ani aici Că poate sunt și o minori O să mă dea și... afară din partid, probabil da. Că el e liberal de la da. măsa și Din Partidul Comunist A fost și membru în Partidul Comunist A fost secretar de partid S-a orientat domnul, după Revoluție, ce vrei? Și la PDL, și la, păi a... are nume predestina Flutur, adică zboară din era, partid în partid. Cine era astăzi la negocierile de alianță? Flutur. Flutur. normal. Deci el s-a dus să negocieze soarta PNL-ului, exact. dacă exact. să fie cu PSD-ul sau nu. Se la Rumanii, hai zi mai departe. Așa, că, că, că sunt comic, zice Gabriel Brăiță, mulțumesc, nu știu dacă e o calitate. Avem și un medic, întreabă Iulia Stanciu, nu știu pentru ce. Bună seara, care este procesul pentru a lucra în SRI sau intri doar prin pile? Cred noi că... am intrat fără pile, adică pe vremea când ne-au recrutat pe noi doi, se intra pe bune. Acum eu știu, nu mai țin minte, dar cu 40 de ani cum... Cum să mai intre acum? Oameni să știți că securiștii, indiferent de la ce structuri de securitate și din orice țară, nu vorbesc să muți, așa îl recunoști pe unul că e securist. Noi care vorbim despre orice și spunem orice, nu putem fi securiști. Că se iau ăia cu mâinile de cap la fiecare vorba noastră. Deci dacă am fi sau ne-ar fi dat afară da. de mult. Eu, așa, seniorul Copos, așa m-a învățat, zice Ștefane, dacă vorbești, securitatea nu are ce să facă, că nu poate să te racoleze, nu poate să te șantajeze, le e frică de tine, ei vor muți. Cel mai mut om e omul lor, știi? Și stai... Adică mutui securist, dulapul? Nu mă pronunț, n-am de unde să știu. Poate mai sunt și muți care Robotul. nu sunt nu e o regulă neapărată, dar na, ca să fii securist trebuie să fii obligatoriu mut, nu și invers. Așa, cafea cuvânt interzis, nici eu nu mai consum de când cu domnul Jicol, dar, dar, nu eram chiar împătimit. Foarte bine, domnule Pur, mergeți în continuare și cu alte vicii pe care le aveți și pe care le știți doar noastră. Elena Ceaușescu, chiar trebuie să spuneți Chiar trebuie să puneți câteva cuvinte la interzis, hei, mă ce ai pus cafea la interzis, nu? Nu am pus, dar o să pun. Hai, te rog, nu pune. Gabriel, evrei din Europa, mai bine zice, ce uh, cazari, nu evrei, asta e o discuție destul de complexă. Nimeni nu mai știe ce naiba mai e. Suntem și a sute de strămoși, mii de strămoși. Dragoș Constantin, Luca Spirache din Titanic Vals are același discurs. No, nu e chiar așa, nu-i nu zice că e tâmpit ca mine, zice doar să nu-l vota și omul era sincer că nu era să săturase descrocherile din familia lui și eu din familiile mele politice. Că acum și psd e din familia mea politică, că suntem alies PNL-ul cu PSD-ul, suntem alies, și așa că vă rog să nu vă luați de PSD și de PNL, că ați dat de dracu cu mine, da? Hai! Domnul Jicole, dreptate, ăia de sus sunt noi, ăștia de jos ne reflectăm cu fidelitate, așa că schimbarea interioară e cheia, precum în cer așa pe omul. Um, da, foarte bine, Iulia, faceți o propagandă în sensul ăsta, ajutați oamenii să se schimbe. Bună seara, aș vrea să vă știu părerea despre firmele care furnizează bonuri de masă, tichete, cadou Sunt aceasta monedă paralelă? Sunt, În moment ce poți să cumperi cu bonurile de masă orice de la supermarket, în afară de băutură și țigări, e o monedă paralelă, nu? Da. Că practic cumperi cu ele orice bun Orice valoare e o monedă până la urmă, da. și brânza, așa la care face brânza, are o monedă. La moare niciodată de fame, să o ce cu brânză, și 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 țigări, să o ce și-a. O schimbă. Orice, uh, troc să numește. Joana da. nu e Dulap, este Billy Dulap, o noi păi nu vorbeam de Joana, cu Dulap vorbeam de Iohannis, că el e denumit popular. Dulap. momentul în că votăm domnul Jicol, nu candidez, aveți destui tâmpiți, alții mai mici decât. Eu sunt în mai mare, care nu candidez la nimic. Bun, care este varianta mai bună ca Joana? Au Sorin, în Așteptăm oameni buni să vedem cine va candida. Habar n-am, că nu știu cine va candida. Am repetat, cred că de 10 ori în seara asta. Așteptăm să vedem cine candidează oficial și vă spun atunci 7 sau 8 variante mai bune ca Joana. Că probabil că o să avem vreo 15 candidați la președinție, din care vreo 7-8 o să fie mai bun ca Joana. Ce crezi că se întâmplă în Ucraina dacă ar veni Trump președinte din nou? Nu se știe, e o ambiguitate așa. Și când a venit primul mandat 2017-2021, a promis că face zid cu Mexicul și nu mai trece nici musca și nu l-a făcut. Așa că el zice în campanie electorală și el în campanie, dar ce să facă realitate nu știe nimeni. Sondajul în 45% cu da, 55% deocamdată. Așa, mai avem, vreo 200 avem 1200, nu știu ce. Abia aștept să mai aud Mihaila dragostea mea. Foarte bine, veți avea ocazia. Nicoleta, Rita să faceți mereu sondaje, sunt interactive. Mulțumim foarte mult uh, pentru aprecieri. Ce părere aveți despre mercenarii din Congo? mai aduc aminte că președintele a fost în Africa. Acum poți să o spună că oamenii ei au fost niște marfă de vânzare, dacă le-au fost impuse. Deci, acția. în momentul când ești mercenar, îți asumi riscul de a fi omorât și de a lăsa copii orfani și soția văduvă. Uh, ei s-au dus acolo, sunt mulți care au și sunt și acum, nu doar cei care au murit. Mai sunt oameni care sunt din poliție și din armată și au luat concediu fără plată. Unul dintre ei a fost polițist la poliția capitalei, uh, a, a murit să-l ierte omul și-a asumat și-a luat concediu fără plată s-a dus acolo, a primit 5.000 50 de euro pe lună și și-a expus riscul da, de, da, a a de, supăra, și de a fi omorât și de a-și lăsa familia Și-a luat concediu fără... fără plată înseamnă că a primit, a primit permisiunea de la șefii da, lui da, militar. Da, 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 sunt foarte mulți. Să știți că sunt sute păi de oameni da activi să... în, 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 în armată. Și în poliție care sunt mercenari Pe teatre de operațiuni de afară Până da, în da, Africa, până nu știu unde De partea... NATO sau România. Nu, nu, erau, nu uh, cred că te-ar lăsa să te duci în Rusia să Ștefan, fii mercenar. Nu știu dacă în Rusia, dar ăștia erau din uh, trupe de astea de da, mercenari da, da. private, nu aparțineau de statul da, știu, sorin, român sau da, de statul ei erau militari activi, s-au suspendat de la... Păi da, asta am spus eu, da, asta da, am spus. că au lăsat și i-au întrebat și bă, unde te duci să luți, pentru cine? Sau dacă nu i au trimis Nu e chiar obligat, s-a suspendat din funcție și au luat concediu fără plată, fac ce vreau un concediu fără plată, ți să spun nimănui. Domnul Jicol, căutați Parizer Carni Prod, mulțumesc, Edi Gri 33, o să caut. Ioana Băițoiu, dacă face sondajul cu Ciolacu și Ioana, pune și varianta niciunul, că e unul care nu vrea să-i voteze pe niciunul. Cuții, bună seara, îmi place răsul domnului Constantinescu, susțin multe din opțiunile noastre, foarte bine, uite, un admirator, domnul Cuții. David L. Evi, seară tolerantă. Nu mai știți și numele, că pierdem timpul, adică pierdem minute bune. Dorim și... Florea Botezată, după ce am scris afacerea în cauza mi-am închis afacerea din cauza mării taxelor, nu reușesc să mă angajez de peste șase luni. Sunt inginer, am 20 de, 29 de ani, sunt din Timișoara și măcar nu ajung la interviuri. Nu mai căutați să mergeți să vă angajați inginer direct, angajați-vă orice să începe să lucrați și oamenii vă vor promova din cauza că sunteți cu experiență, că sunteți deștept, că sunteți inginer, dar începeți mai de jos, din cauza asta nu vă găsiți, că nimeni nu vrea să angajeze inginer șef pe nu știu ce funcție de conducere ca să-i dea salariul mare, că nu știți ce știți, să faceți. Să Angajați-vă o funcție mai mică pe o funcție care nu necesită neapărat facultate și încet, încet o să promovați. Carmen, dacă românii vor vota genul, ne merităm soarta, nu se va schimba nimic, părerea să rămână Carmen, asta e părerea ta. Radu, comandant, domnule Constantinescu, aș dori să cumpăr aparatul Vă cu plăcere, scrieți-mi în privat și eu am dat 4.000 ceva de euro pe el, a folosit o lună, ne înțelegem, îmi în faceți o ofertă e, și... ce e asta, mă? Un aparat de la cu apă alcalină, mi-a luat o țeapă cu aparatul ăsta, l-am reparat de două ori și nu-mi place, nu, nu e ok. Deci. Îi dă de asta multilevel, m-a frecat cineva să te-o cumpăr, haide, 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 ca să scap, am dat 4.000 de euro deci ca să ești, scap de gura. Deci ești ușor de păcălit, înțeleg. Da, sunt ușor de păcălit. Uh, Angel Silviu, dacă Rusia reușește să ia teritoriile dorite, credeți că ar stârni ca ar stârni ca toate țările și să-și vrea înapoi teritoriile. E discutabil, nu știu cum o să fie noua ordine mondială, pentru că ați auzit China și Rusia vor o altă ordine mondială. Asta da e un război mondial, că vor să schimbe ordinea mondială suntem în al treilea război mondial, vedem ce o să fie. Ghizel Chiazna, domnule Jicol Joana nu a colaborat cu securitatea, nu știu asta, puteți face o cerere la CNSAS, vedeți ce vă răspund. Analiz politic, vreau să știu și eu cât oferă Joana influenților pe YouTube. Da? bate apropo, spus. Nu l-am am, -am chemat la podcast, n-am ajuns acolo, că nu, nu -am, am fost interesat, probabil că le oferă ceva. Sper că nu face aluzie la mine. Iulia Eugenia și mie îmi place Dan Puri, care are o mare durere, și el vis-a-vis -vis de ce să. vis-a-vis -vis de ce să. corespunzători. Uh, Muguri de flori. Domnule Sorin, vă place Dan Capatos, dar emisiunea lui e penibilă. Nu vă înțeleg. Păi, omul face audiență. Deci, am spus că uh, sunt foarte mulți oameni de televiziune sau actori sau ceva care joacă un rol în timpul liber, e altfel. Dacă el face audiență și ăsta e jobul lui și primește bani pentru chestia asta, nu trebuie să vă uitați la emisiunea, nici eu nu mă uit la Dan Capatos, nici mie nu-mi place emisiunea lui, dar îmi place Dan, așa ca om, ca și cum se comportă, e cu un om respectuos și atunci îmi place, dar nu mă uit la emisiunea lui, că nu-mi place emisiunea lui, dar nu e emisiunea lui, e emisiunea unei televiziuni la care el lucrează și își primește niște bani, nu e el patrul la televiziunea respectivă. Uh, Ileana, poate să fie foarte capabil de ampuric, dar eu nu îl văd președinte, nu i se pare potrivit ca președinte. Oricum, oameni există niște atribuții Constituționale ale președintei Deci nu poate să facă chiar orice Nu mai e Ceaușescu Dan Viorel, avem nevoie de 650 de trântori Nu știu despre cine e vorba E cu semnul întrebării Daniel Trădulescu, întrebarea din sondaj nu e corect pus sau. Da, e bine a mea, trebuia să spunem crești, O să votați cu Joana sau nu Una e ce crești alta e opțiunea persoană, Cred că cumva se suprapun până Da Adiana Botoș, eu vreau președinte pe domnul Jicol. Da, și pe domnul Constantinescu, prim-ministru, doamne inteligență română, am mulțumim, suntem, eu cel puțin spre tâmpit ca să am pretenții da. de genul ăsta, dar mă rog, la câți atâmpiți au fost, nu mă mir că mă propune și pe mine. Cea mai bună apă minerală este BBB, borse, biborțen, buziaș. Da, e cer, cercul ăsta din uh, munții, acolo zice munți, sunt ăia harghita, da. coază. Din cred că și dacă, doamne frește, ar și pe un pat de spital vă voi urmări. Mulțumim, Ioniță, sper că nu ești, că ești bine, mersi, te rog să te duci să lucrezi. Pur sunt videoclipuri cu somelier pe YouTube, acolo găsiți cele mai bune ape îmbuteliate. Mary Nicușor, a concediat o pe Gabriela sabodă, de, deoarece ea nu a fost de acord să aducă jucătoare străine pe o căruță de bani în detrimentul jucătorilor români ce mai prost plătite. Asta e o chestiune particulară, mulțumim de informație. Daniel Sorica, general Ioan Joana, tatălui Joana s-a închis pe dinăuntru în buncărul rezervat lui Ceaușescu la ordinul generalului Vlad Iulian în timpul evacuării dictatorului din Comitetul Central. Uite, vezi, să leagă cumva lucrurile, probabil că a adus niște servicii băieților care au luat puterea după Revoluție. Dragoș Bălașa, vă salut domnilor! Știu și eu că dumneavoastră ca ca statul eșua, cum a spus Iohannis, dar era am rămas uimit la sediu ANAP din Constanța pe Bulevardul Tomis, au stins toate luminile, nu pot scrie o cerere. Probabil că nu mai au bani, au terminat bugetul încă din luna a doua, din februarie, adică Bună seara, domnule Sorin, pe bursa investiți pasiv, cumpărând da, am spus că da. și beturi da. Patria. mulțumesc. Am spus că da, Studio de multe TV, ori. toate televiziunile umblă prin țări să prezinte primarii, primarii, toate Primarii, da. sunt pe bani. Cel puțin 10.000 de euro emisiune. Eu uite, Sorină. Da. Uh, Marcel Mâs, sunt de 17 ani în Spania din cauza unui consilier de la primăria Brăila. Mi-a mulțumiți că v-a da. schimbat viața și că da, o se duceți bine. să o sticlă de șampanie cu exact. ăsta care v-a luat autorizația de taxi. Uh, Răzvan Pintea, este conflictul Joana PSD o campanie pentru a combate antipesedismul care își face efectul în turul 2? Uh, eu știu ce să zic, e de discutat. Dar nu e un conflict geană psd e un conflict geană ciola cu atenție la anunț și la establishmentul ul PSD discu care trebuie să plece dacă vine gean. Daniel Rădulescu, nici eu nu sunt de acord cu felul în care sunt puse întrebările în aceste sondaje, o să o facem și altele mai bune. Adriana Botoș, apă foarte bună pentru sănătate, vâlcele au ai cu sulf în ea, nu știu dacă e așa de bună. Dragoș Bălașa, i-am și întrebat pe băiatul de la registratură ce s-a întâmplat, așa se face digitalizarea cu lumina stinsă, e vorba de Constanța Bulevardul Tomi, Sanaf, nu știu ce. Vica Butaru, pandele de treabă, nu l-ați auzit în jurând în ultimul hal, proie că este și el un mitocan, ca asta să caută. Ce nu XIS, bună seara domnul Gojira, este o persoană foarte ok, va avea întrebări foarte pertinente pentru dumneavoastră, aș vrea să văd un asemenea podcast. Păi să ne invite, să-l invite pe Sorin și să vadă dacă merge sau nu, faceți noastră conexiunea. Dragoș Bălașa, omul mi-a răspuns, da, lumea spune că Anaful are bani, și pe noi, ca dosarele mobile, asta e statul. Îmi pare rău de ce aud. Uh, Maria la domnul Jicol, aveți grijă care banda adezivă domnul Sorin. Adică, Te leg de uh, scaun imediat. Nu mă că îmi pui la gură să nu mai vorbesc. Eu spun la gură. Uh, așa, uh, pur domnule Jicol, puteți vorbi pentru întrerucerea curățării drumurilor după lucrări efectuate la drumuri în țara noastră în țara asta noastră, că e cel mai mare praf din câte țări am văzut în Europa, să știți că există și ori, praful ăsta este din eroziunea solului, bate vântul peste câmpurile uscate și antrenează pământ. Eroziunea solului e foarte puternică în România. Se ară pământul și bate vântul și aduce praf peste tot. Și București e într-o prăfăraie îngrozitoare peste toate stațiile de autobuz și mm. totul e prăfuit în București. A fost tare faza cu probatul gecii șefului Vămii. O ține, să, o ține indese banii, să nu atingă banii și doar întreabă de cursul de schimb. Asta e Schengen. Da, cu șeful Vămii București știi că l-au arestat săptămâna da, asta. Da, da, știu. Că... Toți șefii de vamă de, au arestat azi pe șeful de la uh, Protecția Mediului, nu mai știu din ce județ. Toți am mai vorbit cu Ștefan la noi în live-uri, șefii ăștia sunt puși politic ca să colecteze bani de, 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 pentru partid. Și atunci partidul îi protejează ca să fie corupt și să ia pagă, ca să poată să dea bani cash negri la partid, ca să îi împartă partidul sau să-i folosească la, alegeri. Deci 90% din șefii ăștia puși politic iau și pagă, sunt corupți și iau și pagă, 90%, cam ăsta e procentul. Toți șefii instituțiilor din România, oameni buni, 9000 și ceva de instituții cât are România agenții 15.000 are, dar din care 3000 și ceva sunt primării așa, sunt, așa sunt uh, puși politic și este o, o cu corupție. condiția asta sunt puși de partid deci ăștia când, îl, când te pune partidul într-o funcție politică te cheamă șeful de partid și spune frate, de mâine e șeful de la autoritatea de nu știu ce protecția mediului și trebuie să ieși pagă minim atâta ca să dai la partid minim atâta, dacă nu îl schimbă din funcție dacă nu e stare da, păi, asta e condiția. Deci, asta e condiția de a fi pus șef politic, să iei șpagă. Și nu n Ai luat spagă, a... te-a schimbat. N-a zis când se face o alianță, când ajunge un partid la putere, Zic domne, facem negocieri. De ne fapt... Eu vreau ăla, eu vreau să-mi-l pun pe omul acolo, eu vreau acolo, că de acolo iau bani, de acolo iau așa. Cum a fost Voiculescu ăla de la PNL, care l-au uh, exclus acum la, la, la trasă asta de urechi. Iulian Dumitrescu? Nu, Iulian Dumitrescu. Liviu Voiculescu. Așa. Deci Liviu că avea un dosar penal pentru uh, uh, grup organizat de uh, infracționalitate pe jocuri de noroc. S-a făcut politician, Old. că a fost polițist înainte, s-a făcut politician, a, -a, a ajuns la București, la și -a, a cumpărat postul la ONG, a cumpărat postul la ONG, și a pus un inspector de la care luase cea mai proastă notă din toți inspectorii din țară, de la Old, era agramat și analfabet, nu, nu putea să ți vorbească de o cuvinte de băfoie, și după ce l-a pus pe la șef la ONG, au pus un draft de lege pe pentru transparență legislativă în care spunea că uh, uh, jocul e noroc fără licență, numai infracțiune e contravenție ca să scape el de pușcărie. Deci până acolo au ajuns. Tu dai seama, până de acolo au ajuns. Să facă lege specială. Cum să au, facă lege specială, da, ca au, să scape el de pușcărie. Cum făcut și la mine, hotărâre de guvern specială ca să mă dea pe mine afară. Dar tu de ăsta, de Șoric gros de porc Pentru așa? Că ei consideră statul român ca fiind Feuda și lor senatorul ăsta care corup până măduva oaselor L-au pus secretarul comisiei SIE Sau ceva, că au, au și făcut ăștia reportaj Pe YouTube despre chestia asta Pentru că ăștia caută și SIE și SRI Caută oameni șantajabili infractori ca să poată uh, Îi uh, amenințe să Că dacă nu comandă, așa li se scoate dosarul aveți o părere bună de pandele pentru că duce oameni la diverse mănăstiri pe bani în public? Bineînțeles că nu, că nu asta e calea să-i duci ca să le iei voturile. Ileana Marinescu, bună seara, drăgă, grădinar, cunosc eu cum vă pun în legătură. Nu știu Era legătură. poveste dacă ați fost atent de acum trei ani de zile, de atunci am găsit un 11 Dragoș grădinari. Dragoși așa, Joana să stea în banca lui, că i-a dat peste Bociolacu cu lauda lui. Uitați, avem și un simpatizant de al lui Ciolacu, bună ziua, domnul Dragoș. Ileana Vasilescu, ce părere aveți despre afirmația făcută de domnul Ciolacu, care a strânit râsul, că o pune premier pe Diana Șușoac? A vrut să fie ironic cu orice prez nu a vrut să se schiveze să dea un răspuns exact când a fost el la joană și ca să nu zică când a fost, a băgat o pășoșoacă ca să râdă lume. Deci a fost o viclenie o de a lui. Atenție. Nu, el, a, el, este un golănaș, un, uh, el nu vorbește serios, nu știu dacă a zis, vorbește numai în glume, în figuri, el nu are dimensiunea Eu, unui am om politic. cele patru ore și o puțin obosit dacă vrei să o... Da, Mai aveți și la facturile întrebare. de, gaz de, au băgat de la NG, au băgat luna asta estimări foarte mari pe factură dacă ești ceva, se uită așa, nu știu ce. Diaspora înseamnă acele persoane care au vrut, care au vrut un trai mai bun, într-adevăr. Domnul Sorin, dacă tot face sală, nu-l și pe okay. Ștefan pe acolo, da, uite, cineva a văzut că sunt grăsan. O mulțumim pentru Nu mai, hai, Steven, ca să mai citim întrebări serioase. Așa, dragi români, soluția este să plecăm toți în Singapore, acolo. Treci, ce că e o, tot așa, tine, așa la mișto. Vă doare mai tare furtul din anii ăștia sau furtul din anii la 80, tot, nu nu Domnilor, contează. care guvernul l-ați considerat sau-l considerat cel mai aproape de popor cu o legislație constructivă? Deci acolo e vorba de elite, cum arată elitele respective din țara respectivă. Voi doi indirect nu puteți să vă dați seama că aparțineți de sistem, dar sunteți la fel ca acelea de care vorbim. Mulțumim. E foarte posibil. Un consilier de la primăria Brăila mi am citit, cu consilierul Anafu de la Constanța am citit cu lumile stinse, mai țineți post cu apă, mai... deocamdată nu, dar e în plan mi-am făcut aprozițare cu apă de vâlcire care conține foarte multe minerale și atunci o să încep să țin din nou post cu apă, dar axeroxul din holul funcționează cu un leu pagina, mă rog. Deci crezi că s-a retras din alt de Călim cu Tăricianu? Pentru nu știm și nici că, nici nu partidele nu sunt ale liderilor politici, deși în aparență ar fi. Auzi, să închidem atunci, că dacă zici că ești obosit, că nu vrei să Nu, păi că putem să citim toți, ca să nu un lungim la fiecare nu, întrebare. Mai, mai sunt multe și nu le le termin în 5 minute, fii atent. Și vinerea viitoare ne vedem în și 2006, ne un supraveghetor la o secție de votare din București mi-a văzut că după închiderea secției de votare au fost niște mascați cu mai mulți saci de buletine, cum a prins-o și pe Clotil. Se poate, nu zic că nu eu am impresia că nimic din lumea asta nu e ceva să nu fie nociv până și apa dacă ai rinichi în pioneze și bei apă seara e nociv. Întrebarea asta este pusă greșit, așa este, am discutat de chestia asta, o să refacem data viitoare. Ce părere aveți despre Micula Junior? A fost acum condamnat la 2 ani de pușcărie, a fost dar de 6 ani plimbă dosarul pentru că părinții lui au foarte mulți bani și în august e termenul de prescriere, o să lungească procesul până în august și domnul Micula nu se să facă absolut nicio zi de pușcărie ca orice șmecher din România care se respectă. Am vizionat câteva podcasturi cu două profesori Mircea Micla și un om cu foarte de mare valoare. Votați schimbarea de bine, nu am votat cu Joana, nu înseamnă că votez cu Ciola, cu Ciucă, personalul la apreciez pe Cărin Georgescu. La secție vot dacă sunt președinți onești, nu se poate face nicio șmecherie. Nu zic că sunt sănătoase energizantele, dar taurina da. da Salutări din Los Cristianus. Da o clipă cu președinții de secții de votare. Președinții sunt pus de prefect, care prefectul e numit politic. Deci, cum să fie președinții de secții de votare onești, dacă sunt puși de prefect, care la rândul lui e pus politic? Deci, oameni buni, gândiți-vă un pic logic, vedeți cine pune acei președinți. Domnul Șicol, cu tot respectul, vorbiți despre multe lucruri, niște baliverne, porcării intelectuale care reprezentați adevărul despre America, despre români și multe alte. Asta e părerea noastră. Fiecare poate să-și dea cu părerea. V-am zis că domnul Dragoș, zis că sunt cel mai tâmpit om din Am... lume pe care l-am cunoscut. Eu o leg ce din. Vă nu mă mai cu cafea, că mă duc cu capul. Bună seara, eu am răspuns cu da la întrebare de pe chat, adică eu cred că oamenii l-ar vota pe John dacă ar candida, asta nu înseamnă că eu l-aș vota, vă ținesc pe amândoi. ne au umilit în ultimul hal cu punerea unei taxe de 10% pe concediu medical, chiar și cei bolnavi. Păi v-am spus că îți disperați, că nu mai știu de unde să mai fure și nu mai au, uh, uh, nu mai au de unde să mai fure. Crezi că ar intra statul în faliment dacă iese tot PSD sau PNR? 100%, nu sunt convins. Sondajul nu e relevant, nu contează. Nu, bună seara, am credință că cei mai mult de 20% nu ar primi acest joană. Din punctul meu de vedere, nu merită nici atât. Mare patriot nu e, o vidânsul scolit, a fi bun vorbitor, totuși ne de ajuns. Domnul Cosescu, dacă de mâine ați o de la zero, ce ați începe să faceți? Aș munci, oriunde, nu contează. Nu neapărat că am nu știu câte studii sau nu știu câți bani am avut. Eu, munca nu-i rușine, aș fi... munci și gunoier, nu mi-ar fi rușine. A spus întrebarea greșit pe chat, știu că mi-a mai spus încă 200 de persoane. Nu în România s-a trădat toți aliații, ci cei care au fost impuși la conducere. Oamenii care acceptă ulei înainte de alegeri nu au înțeles că nu e pentru gătit, dau politicienii ca să nu doară următoarei 4 ani. A fi să nu fi fericit, asta e întrebarea. De ce jigniți oamenii în vârstă? Nu știu pe cine, cine a jignit, Bă, eu sau Ștefan. Îmi cer scuze, am zis de ăștia... Andropov, Cernenco... Dacă Joana va fi împins din spate... Păi eu cu Ștefan avem împreună 110 ani, nici nu suntem prea tineri. Nu? Ștefane? Da, că... 110 ani avem împreună. Da. În China este un psiholog din Arad, Mihnea Voicu și o familie tânără de arhitecți din Constanța. Mai ales în 68, China ne-a sprijinit împotriva ocupării țării de către ruși. Despre toleranța inumană a statului față de abuzurile contra... Minorilor, ce părere aveți? Ce se poate face pentru ceea ce legislație drastică față de acest fenomen care e amploare? E complicat. O să răspunde data viitoare. Țineți minte întrebarea și ne-o puneți data viitoare. Se spune că de asta a fugit Nadia Comănești din România din cauza lui Ceaușescu. Nu știu dacă e adevărat sau nu că n-am fugit împreună cu ea. Transmiteți live în paralel și pe canalul dumneavoastră de pe YouTube să citiți ce comentarii ar scrie publicul dumneavoastră de acolo. Să aibă succes domnul John așa cum își dorește domnul Sorin. <laughs> Ce părere aveți de H.D. De Hartman? Apare și pe Marius Stucă, da, eu îl urmăresc, îmi place de el, e un om foarte deștept și foarte uh, citit. Chiar așa, domnul Sorin, dumneavoastră nu ați dat șpagă niciodată? Am dat șpagă de multe ori, dar nici n-am spus că n-am dat șpagă niciodată. Dacă dă șpagă, Sorin, îl pun pe canalul meu de LinkedIn, de anticorupție și îl fac, îl compromit acolo. Intrați, vă rog, și -vă. Ca să mă... și dați cu pietre. Chiar așa, domnul Sorin Osescu, să surioasă, nu ați dat și paga am citit. Cum merge cu fasting ul mai ținut de când ați fost în Ai mai ținut fasting de când ai fost în terife? Nu, nu, nu să vedem. Nu contam, nu știu, dar am o întrebare. Cine ar merita să devină nou președinte? Am mai spus că așteptăm să vedem pe cine, pe cine o să candideze și după aia o să vă spunem. Nu înțeleg de ce domnul Sorin este împotriva lui Mircea Joana, este mai bun în comparație cu Ciucă sau Ciolacu, cu Joana are ceva experiență. Păi eu n-am comparat pe Joana cu câinile meu sau cu pisica de care a trecut strada. Adică eu am spus că nu l-aș vota și că nu-mi place de el, dar nu l-am comparat cu Ciucă sau cu Ciolacu. O să vedem cu cine, cine o să candideze oficial și, și după aia -ai vedem. dacă n-ai cu cine votez cu Joana. Da lăsând de o parte faptul că autostrada Moldovei are rol strategic, considerați că economia țării va crește considerabil, pe orice uh, zona țării unde se dezvoltă infrastructura, automat uh, e regulă scrisă, crește economia. În acest moment, acest canal este cel mai bun loc de exprimare și de radiografia societății de astăzi. Așa se explică și creșterea canalului atât de mult, are cea mai performantă creștere din România. Elena Ceaușescu este Hai că au început ăștia cu Elena Ceaușescu, iar încep și arată să blocheze o grămadă de oameni. Nu știu cine, nu contează, dar nu mai... Nu vă cred neapărat că Joana va fi, nu condamn, nu judec, dar am o întrebare, cine ar merita să am citit? Am vorbit cu un prieten și știu sigur că cei de la Cet Titan ridică presiunea pentru a sabota conductele de termoficare și apa caldă la comandă politică. Teoria conspirației. Studenții au pus și la UMF Timișoara cu profesorii care cer și pagă foarte la examene. Bine, foarte bine. Bravo, felicitări studenților, Spuneți dacă pe... au nevoie de sprijin. Suntem aici și sprijinim. Am citit cu Grecia, aveți dreptate de două sorin și mie mi-a trimis un cod prin care pot bloca mesajele, dar urmărind opțiunea am observat că pot pierde și alte date. Aș vrea să am să ocazie să iau un șpriț la Nenea Iancu. Cred că puțin chiar a murit și acum este o sosie, Putin. că Putin chiar a murit. Pe păi atunci care mai e problema dacă a murit, a murit. Biden și-a făcut cont pe TikTok foarte bine. Am 12 clase, lucrez în Oreca ca manager, ce-mi da, recomandați? Stai. Am citit. Apropo, Kanske, al chinezilor și Biden și-a făcut cont pe TikTok, da. chiar după ce am zis noi, e că a văzut și a zis, bă, dar stai puțin că eu. Pești știi că FISO a făcut afaceri cu toată lumea. Mă rog. Bună seara, mă înclin în fața dumneavoastră, mulțumim că, că, că vă rog din timpul să citesc în ordine, știu, am nu citit. ce citești tu. V-ar tenta să conțineți la drumurile Am zis că nu sunt anti-mașini electrice Aș fi curios dacă s-ar întâmpla cu Dinamo Nu, nu suntem niciun microbiști Imediat Primarul e de 20 de ani la Suceava, un host fără pereche. Uite de asta ce am zis eu, sluga de da. fluturi. Nu ar fi momentul ca odată aceste alegeri se modifice măcar perioada mandatului președinte, nevoie de modificare a Constituției, e chiar atât de grav? Nu ar fi momentul ca odată cu aceste alegeri se modifice măcar perioada mandatului președințial, nevoie de modificare a Constituției? Domnul Consescu, cu stimă mai aveți de când să intrați din nou în politică? Nu, deocamdată nu. Are dreptate cu angajarea ca inginer, uneori ceea ce îmi citez cv nu prea cred că am atâta experiență, dar cu o progresie de... Păi începeți de undeva și vă remarcă imediat după ce le demonstrați. În ce zonă recomandați să stăm în Tenerife? Mergem în vacanță cu un bebeluș de trei luni în, în zona de sud. Domnul Sorin, deci tragem linie și vedem că lumea vă iubește și vă urmărește. Dacă aveți dreptate, domnule Sorin, corupții sunt așa zis baron de la toate partidele. De ce au crescut taxele? Am, mai, am spus mai devreme. Ioan Gian a fost general al RSR și șef al Comandamentului Apărării Civile, învinuit în dosarul Revoluției. Acum înțelegem de ce a ajuns ambasador SUA și birocrat la NATO. Adică procesul de corupție al baronilor politici. Cât crezi că mai e ceva cu premier? Nu știm. Șeful de la Gaeda, de la, Medi de la Garda de Mediu din Bisa în Săuda, așa, de la Garda de Mediu din Bisa în Săuda, a fost arestat azi pentru 24 de ore. Gata, pune stop întrebările, oamenii sunt obosiți, aveți bun simț. Oare, păi ieșiți dacă... Uh... Nu, no, să nu iasă, a, să a nu mai pună mai... întrebări. Da, o să avem vreun președinte cine se pune cu pumnul în masă la Bruxelles... Îmi place umorul dumneavoastră, domnilor, bună seara, felicitări Ce părere aveți despre faptul că șapte cluburi World Class, inclusiv cel de la Meriot Au meritat pe deplin, pentru că era o mizerie la Meriot Am spus de luni de zile Managerul de acolo, Cristi Bolfo, și prietenul meu Și am spus de al luni de zile, Cristi Miroase a igrasie la dușurile alea cumpli, deci mi se făcea rău când mergea la duș Am rugat pe fetele alea de la masaj Să mă las să fac duș acolo la masaj Pentru că era o mizerie ca în cocină La Meriot, unde e 1000 de, de euro pe, pe lună Abonamentul, era o mizerie ca în cocină, în vestiare și în dușuri. E, eu nu știu cum a acceptat hotelul Merit, Care are un nume să, să lase așa mizerie acolo Erau muște în ultima vreme mi intrau muștele nască când făceam exerciții Era o mizerie cumplită Cumplită, cumplită Au stat sala aia de la Merit. Eu merg din 2001, are 22 de ani De când este sală de fitness În 22 de ani ai luat milioane de euro De la abonați, poate zeci de milioane N-ai fost în stare să schimbi Grecia și Faianța În 22 de ani, adică și-a bătut joc de oameni Pe deplin a meritat închiderea și sper să le vină minte la capăt la 12 a ceas să renoveze, că dacă nu renovează bine și dușurile și astea, o să închide iară peste o lună sau peste două. Adică i-a închis pe bună dreptate, n-a fost niciun abuz. A fost o mizerie cumplită la meriotă, Cumplită. Mulțumim pentru live. Gata, s-a terminat. Ce părere aveți despre piața Forex? Proastă. Părerea am mai spus asta. Se pare că ești o dulce Ileana Vasilescu, mereu ești cu noi. Gata. Mulțumim oameni buni, mulțumim frumos, weekend frumos aveți. Urmăriți mâine seară tot la mine pe canal cu haiduci, cu polițiști corupți și cu bandiți pe Damian Amfile. Și ne vedem... Sunt viitoare. Vinerea viitoare la ora 18 live. Cu Ștefan, da, cu mine grele. sunt viitoare mai repede. Adică <coughs> o să mai... Mulțumim tuturor celor care ați intrat, care ați fost alături de noi sau împotriva noastră. Aici vrem să promovăm libertatea de exprimare și încurajăm pe toată lumea. După cum ați văzut, Sorin n-a mai banat, n-a mai blocat pe nimeni, mă rog, colo așa mai pe la sfârșit. Dar oricum e un progres extraordinar și vă rog să-l felicitați pentru asta. Mulțumim. Poți să închei? Da, te rog. Doamne ajută oameni mult să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine, o seară frumoasă și weekend frumos. La revedere!